Astăzi este ultima zi de podcast din sezonul 3. Vom reveni în toamnă, dar până atunci o să ne fie dor de voi. Până una alta! Astăzi avem un nou prieten al podcastului, Institutul BrainMap Neuroscience. Noua metodă revoluționară utilizată de sportivi pentru a-și îmbunătăți performanțele este neurofeedback. Numit și antrenamentul cerebral, neurofeedback folosește stimul vizual și auditiv pentru a potența funcționarea optimă a creierului, îmbunătățind astfel atât atenția, concentrarea, capacitatea de gestionare a stresului, cât și anduranța și calitatea somnului. Prin BrainMap, harta creierului, investigația precursoare ședințelor de neurofeedback, pot fi depistate zone cerebrale care nu funcționează la capacitate optimă. Cum ar fi probleme de natură neuropsihică, precum anxietatea, depresia sau probleme legate de stres, memorie sau concentrare. Dragilor, bine ați venit la Lucru Simple! Astăzi avem o emisiune senzațională! La 100 de ani de rapid se întâmplă lucruri mari la Lucruri Simple! Salut! George, eu sunt Horia, Horia Brânciu. Alo, Rizea, Cătăline, ce faci, mă? Auzi, avem un podcast, îl facem cu rapid. 25 iunie 1923. He, Panco, Pancoita, ce faci, băi, Pancone? Bine, uite, cu colegii mei la un podcast. Apropo, astăzi ce faci? Hai, te așteptăm! Astăzi aș dori cu domnul Păunescu, Andrei Păunescu. Da, m-ai recunoscut? Da, da. La Academie, da, tot acolo. Cu chitara, poți să vii și cu chitara. Cu cine vrei tu, na. Pe aici e intrarea magică, în templu. Astăzi, Aqua Carpatica din nou alături de noi, pentru că ne așteaptă o emisiune plină de dinamism, de sportivitate. Și pentru sportivitate îți trebuie hidratare. Aqua Carpatica te hidratează chiar și în ultima emisiune din acest sezon. Ce vrei să bei astăzi la podcast? Multă apă să mă hidratez, că după plată? 30 de ani, plată. Bine. Plată ca abdomenul meu. Orice fan al oricărei echipe de pe suprafața acestui pământ trebuie să facă cel puțin o dată la 100 de ani ceea ce se va întâmpla astăzi la Lucruri Simple. Rapid București are în palmares 3 titluri de campioană. În 67, 99 și 2003. 13 cupe și 4 supercupe ale României. Eu știu să bat la tobe, dar doar din gură. A venit? Cine a venit primul? Cine a venit primul? Și mie mi se pare fantastic cum cobori tu, fără să te uiți la scări. Eu sunt așa, parcă acum descoper viața. Suntem peste tot acasă, toți zilele ni se deschid. Se bate la ușă? E cu bata? Wow! Wow! Atâția oameni aveți să deschidă și perdele și să filmeze! Tot avem! Mulțumim frumos! Mulțumim! Salut! El este George! Salut! Pace tuturor! Pace tuturor! Să aveți iubire în suflet! Iubire în suflet! Și o primăvară! Atât. Scuzați-mă, a venit John Lennon, îmi cer scuze! Yeah! Peace, save the world! Mulțumesc frumos! Da! Asta-i! Frumos, bravo! Mulțumesc! Băi, ați cântat foarte emoționați. Voi vreți să deveniți rapid. Aveți o șansă, mai ales în perioada asta, e ideal să devii rapidist. Ai nevoie de asta. Eu nu cred că pe măsură ce ne apropiem de 100 de ani de rapid, cu siguranță tot mai mulți, hai mă duc și eu la petrecere, hai să mă duc și eu la aniversare. Da, da, au o strategie foarte interesantă cei de la Rapid acum, care pe mine m-a prins fantastic. Atrag tânăra generație. Prin TikTok, prin Instagram, postează foarte multe trenduri de pe social media. Și văd foarte mulți copii care sunt încântați de trenduri absurde pentru, inclusiv de la generația mea în sus, care zici, bă, de ce să fac asta? Alegi pizza sau paste? Alegi nu știu ce să... Dar copiii, sunt fotbaliștii noștri care fac trendurile astea și copiii sunt, îmi place ce se întâmplă aici. Și vin foarte mulți spre Rapid. Păi atunci când o să întâlnească și galeria la un meci, atunci cu siguranță, aici mă mut, da. Acolo fac, știi? Mai ales la melodiile cu mama, că sunt niște melodii. Mama! Ta-ra-ra-ra-ra-ra! Da. Nu, la asta e specialist Marcel Pavel. Da. Dă-mi și eu la valiera, te rog. Ok. Mersi. Pare o țigară electronică. Da. Da, domnul Copo, ce mai face? Da. A sunat domnul. Sigur, acum. Vă pup. Hop. Wow. La domnul Copo să ajunge acum? Eu ducem direct. Băi, acum o ia în ordine cronologică. Da. Următorul telefon îl primesc de la Șucu.
Dacă vă sună domnul Șucu, am și eu nevoie de un optier. S-a rupt, nu mai ține. Nu, ci că m-a rugat Mirabela Daur să cunosc, pună un optier ca să cânt și eu fotole din baie și o țigară pe care am lăsat-o pe un optier. Dragii mei, vreau să vă spun despre cine avem în cadru. Dar până una alta, apasă. Perfect, vine cafeaua, mulțumesc iubire. Cu viteza luminii se întâmplă lucruri aici la voi, deci nu mă așteptam. Și chiar e cafea înăuntru. Crezi că noi suntem... îmi pregătem o pantă mai dură. Bine, eu țin la el, dar de fiecare dată fac mișto. Nu știu cum zic, chiseta chinsem, știi foarte bine. Și de fiecare dată zic, hai să terminăm cu Jorgeala asta. Ok. Asta e vis-a-vis de Jorge. Bun, perfect! A fost și acolo. Mulțumesc, Dumnezeu. Da, știu. Am termen de comparație. ți-a dat apă. Mi-a dat. Am băut din apa aia, din aceeași apă. Și la un dat am văzut că o floare se ca acolo, se ofilea așa. Nu, și floarea zicea, apa mea era tine, George. O să-mi crească ghiocie în stomac. Așadar, născut pe 25 aprilie. Vă spune ceva? Nu! Bă da, pe 25 aprilie. E, da. O lună, are o lună, 100 de ani și o lună. Nu, minus o lună. E vorba de cunoscutul interpret, nu, și două luni. Aprilie, mai, iunie. Sunt două luni. E vorba de omul născut în comuna Turcoaia. Vă spune ceva? Nu! Bineînțeles, în Tulcea, actor de comedie, stand-upper și prezentator TV, rapidist din 2003. Aplauze pentru George Tănase! Hey. Să nu te lase... Noi acum vorbim de galerie. Să nu te lase impresionat această galerie de medii înalte, sunt doar bărbați. Mie îmi place, seamănă foarte mult cu mediile mele. Unde sunt femeile de altă dată? Ei, doamne. Prima întrebare pe care ți-o adresez furibund, iartă-mă că tot timpul învelesc acest tricou, acest fular. Pare că vrei să-ți iei viața. Vine și microfonul, vezi? Așa, vreau să te întreb, cum ai ajuns tu rapidist, adică în 2003? În 2003, total random. E cea mai absurdă poveste. Nu ne interesează. Trecem mai departe. Okay. Mergeam la școală, toată lumea era cu steaua. Toată lumea, de la profesori, la colegi, la toată lumea era cu steaua. Mie nu suna bine, din gura mea nu suna bine cuvântul ăsta, steaua. Nu vreau să zic cu păcat. Scuze-mă, George. Întrebăm aici. Nu uitați, dragul nostru Vasile Drapian, așa, este stelist. Vasile. Ca să înțelegeți, această emisiune nu este numai pentru rapidiști, da, este pentru exact. Cristi de la chitară, bineînțeles, pe el scrie gravat în suflet Universitatea Craiova. Oh. Iar pe Vali de la tobă stă scris ASEA Târgu Mureș. Oh. Și cine are Venus? Băi, nu e nimeni cu Venus, Olimpia. Nu, dar eu sunt cu orlații din când în când. Și eu eram cu Turcoaia, dar s-a dus. Nu mai dă mult. Adevărat că atunci când m-am născut, bineînțeles, în Brașov, toată lumea zicea, vii astăzi la meciul lui Steagul Roșu? Știi? Zim tu de tine cu aventura ta și Da, toată lumea era cu Steaua. Ceva în suflet îmi zicea, nu, tu n-ai cum să fii cu Steaua. N-aveam niciun microbist în familie, nimeni nu urmărea, nici tata, nici bunicul, nici străbunicul, nici nimeni. Și am intrat pe Facebook-ul vremurilor de atunci, Teletext. Mai știe cineva Teletext? Exact. Teletext. Și am intrat pe așa și pe primul loc era Rapidul. Și eu am zis total random, eu o să țin de azi cu Rapidul. Doar că am luat atât de în serios treaba asta, că eu nu înțelegeam fenomenul fotbalului, așa, pentru că în familia mea nu exista treaba asta. Adică tata nu vorbea despre fotbal, nimeni nu vorbea despre fotbal. Întrebai pe tata cine o să câștige, cine-i mai bun, îi plăcea lui gluma asta. O să câștige cine-i mai bun. Și cu atitudine de aia de unchi de la masa de Crăciun, știi? O să câștigă cine-i mai bun. E cum o să fie anul viitor? Da. Perfect. O să câștige cine trebuie. Și eu am început să țin cu Rapid, am intrat într-un conflict cu toată lumea. Aoleu, pentru că, na, era... Scuze-mă, pentru prima dată ai asistat la fenomenul bullying în școală. Îl mai avusese și până atunci, domnul Horia. Dar atunci a luat-o serios. Atunci chiar lucrurile s-au năsprit. Și am avut bullying de la profesor. Adică cel adică, mai... Adică, stai puțin, profesorul tău zicea că ținea cu echipă și practic... Da. Nu, profesorul meu ținea, eu n-am mers 3 zile la școală după sfertul Eurofantastic cu Steaua, pentru că primeam bully de la prof. Proful meu de sport ținea cu Steaua și oriunde mă vedea
Numai când ajungea la școală și eram partea cealaltă de trei, băi, tănase, bă, rapidul ăla, ce face, bă? Slab, domnule, slab, nu merge, că ai văzut asta. Și înghițea cuvintele așa, știi, pe parcurs ce vorbea, la un dat nici mai auzeai nimic din gura lui. Ei, și îmi dădea atât de mult bully, încât când a pierdut rapidul atunci, zice, în sfertul Eurofantastic, da, știu. N-am mers 3 zile la școală, am plecat prin sat de nebun, umblam, parcă eram Eminescu, cu trei eram Codri, căutam poezii de dram în capul meu și când m-am dus la școală, bineînțeles că am dat ochii fix. Eu cred că 3 zile m-a așteptat în poartă. Eu cred că unde-i mătănase ăla, mă, nu mai e bine. Și ăla a fost perioada cu cel mai mult bully din fotbal, dar am mers așa cu ochii negri, cu șapca pe ochi, bineînțeles. N-aș fi vrut să fiu în locul tău, e clar. Nu, dureros. Vreau să vă spun că de mic copil, George, pentru că era foarte strângător, de mic copil, George recupera fierul vechi, dovadă fiind chiar tractorul bunicului, da, pe care a încercat să-l vândă pe bucăți. Da, 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 afacerist. Afacerist, aia. Iată, rapidist, afacerist. Chestia asta nu se... Și cu fier vechi, ceva nu e cu rapidul, nu merge. Fier vechi, rapid, nu merge în podcast. Și că mai târziu, după tractor, am încercat să desasamblez o locomotivă. Da, 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 tot, orice. Pe bune? Mă fascina atât de tare treaba asta, că poți câștig banii mei. Fiind dintr-un sat mic unde nu aveai posibilități, adică nu era ca în America unde te trimit părinții, hei, vrei să ai primul tău job, să împari ziare. Cine cumpără ziare? Aveam Rodipet în Turcoaia și nu se ducea nimeni la Rodipet. Ne duceam doar așa, ne uitam pe gratiile alea la femei dezbrăcate pe coperte, știi? Atât. Și am găsit oportunitatea asta. Pentru că eu ce-mi doream la vârsta erau de alea cu Pokémon, pilduri și tot felul de treburi de alea. Și am zis, bă, am început găsi niște cuie, apoi niște sârmă și adică apoi... tu vindeai cuiele? Da, tot. Păi cui? Erau niște oameni care strângeau niște centre de colectare. Și cât era cuiul? Era kilogramul, era 50 de bani, 5.000 de lei sau nu mai știu cum era atunci. Sau poate chiar mai puțin. Mamă, cuiele kilogram. Tu îți dai seama câte cuie? Aș putea să iau ăsta? Da, totul era. Am început să-mi dau fierul din corp, Horia. Crede-mă. Când am aflat, am început să totul era. Și magneziu, nu? Nu primeau, că aș fi vrut. Incredibil. Dar tu știi că toate apucăturile astea le făceam noi înainte de 89. Aveați inimă de capitaliști. Nu, la școală trebuia să aduci 3 lucruri. Așa. Maculatură. Deci toate proviziile de cărți, caiete pe care nu le mai foloseai, le aduci la școală, da, și se trecea pe o listă. Eu n-aveam ce să iau, pentru că efectiv caietul pe care scriam era unul. Caietul. Nu puteam să-l rup, să dau jumate din caiet la maculatură, jumate să scriu pe el. Ca atare de fiecare dată, ții minte și atunci. Colegul 10 kg, felicitări. Colegul 15, bravo, felicitări. La 20 erau deja aplauze. Brânciu. Da. Foaia. Nu există maculatură la tine acasă? Zic, nu, doamnă, nu dăm cărțile, că mai le citim, le mai citim. Era o situație penibilă. Mă gândeam, tu te speriezi de respectivul profesor, iar eu zic, dacă mă duc la școală și mă întreabă din nou de maculatură, ce fac? Și atunci era nasol. Maculatură. După aceea urmau borcanele, frate. Voi nu... Sticle, borcane. Deci când îi vedeam pe colegii mei, de unde fraților aveți atâtea sticle și borcane, ce faci? Am furat, Horia. Apucă-te de furat. Da, și atunci m-am gândit, o să existe odată un George Tănase în Turcoaia. Care o să aducă fier vechi, o să propovăduiască cuvântul fierului vechi, că eram la fierul ăla de-mi venea rău. Până când m-am prins eu că cuiele alea nu cântăresc atât de mult și am trecut printr-un portal în spatele curții la bunică. Și când s-a deschis acel portal, am văzut foarte multe piese de tractor, tot felul de nebunii. Și am zis, wow, bani. It must be just like living in paradise. Și exact, n-o să-ți vină să crezi, ce minune ai să vezi. Ca n-o mie și una de noi. Și am zis, ok, deci asta înseamnă capitalism. Despre asta vorbesc, băiețe. Îți mulțumesc că ai creat niște nostalgie în mine. A, și în mine. Eu îți mulțumesc că ai creat nostalgie. Trupa ta preferată era Iron Maiden. Da. Da, că bring your daughter to the slaughter. Da, asta era, bravo. Da. Într-adevăr, e
E o aventură asta pe care din când în când ți-o repeți, aduce tot timpul zâmbete. Dar vreau să spun că ai tăi erau croitori. Da, 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 da. Eu am văzut prin ei decăderea satului tradițional. Adică lor le mergea foarte bine la început de 2000. Așa. Că lumea mergea la croitor să-ți faci costum, să-ți faci, că trebuia să mergi la nuntă. Că ăla era evenimentul de a-ți face costum. Și ușor, ușor au început să apară fabrici. A început lumea să cumpere, să găsești peste tot pantaloni. Acum e o fiță să mergi la croitor să-ți faci. Adică dacă cine merge la croitor, băi, îți permiți că-i... croitorul e un fel de designer, nu mai e. Și ușor, ușor, pe ei mei am văzut nevoiți, adică e mai mult trist așa, i-am văzut nevoiți că trebuie să se angajeze la fabricile alea, care fabricile alea, multe în sine, erau într-un regim de semisclavie, dacă mă întreb pe mine. Adică le dădeau foarte puțin bani, îi țineau extrem de multe ore, se ajunseseră să vopsească geamurile, să nu poată să mai primească lumină de afară, să nu vadă cine trece, ce asta să muncească. Asta a suferit taică-tu, practic. Taică-meu, da. Taică-meu a pățit chestia asta. Și maică-mea, doar că maică-mea fiind o fire mai... are revolta în ea așa, nu-i place să stea într-un loc dacă nu se simte bine. A schimbat locurile de muncă, dar tot așa, vedeam leșinați, veneau acasă, nu înțelegeau ce se întâmplă, primeau banii aia, jumate îi dădeau pe rate la bănci și jumătate trebuia să cumpere mâncare. Foarte, foarte înduioșătoare povestea. Pentru că eu mi-amintesc când eram mic și le mergea foarte bine, erau mândrie, erau București, că aveau mașinile alea de cusut, Ileana și nu mai știu ce mai erau, Zinger. Și le mergea bine și era croitorul statului, mă, aveai un statut, ce și faci tu? Bineînțeles că tu ai fost, bănuiesc, avantajat, pentru că ai avut o cămașă, un pantalon făcut de ei. Am avut, eu la școală când făceam roluri și ei cumva m-au susținut și acum îmi dau seama cât m-au ajutat în meseria mea de viitor actor. Ei îmi făceau la grădiniță, cel puțin când aveam scenetele alea, mi-au făcut costum de rândunică. Am fost rândunica care prevestea primăvara. Scuze-mă, ce înseamnă rândunică? Iartă-mă. Și ce spuneai, ce rol? Am știți avut cumva vreun rol de rândunică cineva dintre voi? Mai știu, dar am fost. Am fost rândul. E prima dată când aud. Deci... erau niște poezii cu primăvara. Și eu prevesteam primăvara. Și aveai două chestii în spate, așa. Aveam, bineînțeles, codița. Domn. Am fost Ștefan cel Mare, în Apus de Soare. Ceea ce, la fel, e mare lucru. Și cine vine? Nu știu. Nu știu. Cine vine? Cine îndrăznește să perturbe? Aaaa! Domnul Riza! Ce surpriză! Domnul Riza! A salutat ca un primar. Votați Rizea. Rapid. Rapid. Ce a dus tăticule? Mi-a venit chef de piesa asta. E o piesă superbă, frate. Am să dă pe drum de acasă. Ăsta-i solo tău, Cristiane. Da. Și acum vocea mea. O să așa. Lăsați-mă să fac și eu playback. Eu pot să fac playback la tobe. Eu pot să fac vocea aia. Noi suntem playback. Lucruri simple. Simple, da. Bravo. Bravo, bravo, felicitări, bravo. Un playback reușit din partea mântură. Un playback foarte reușit. Da? Felicitări, Cătălin Rizea. Felicitări pentru muzica pe care asculți. Și pe muzica pentru care, pe care o faci. Ești și foarte bun. Muzica pe care... am plecat așa cu o stare de bine, iartă-mă că te întreb. Am plecat cu o stare de bine de acasă și am zis că, bă, hai să ascult o piesă dacă tot merg la Horia. Și mi-a venit așa în cap piesa asta. Ce și am zis că vreau să o ascult până. Și am ascultat-o la blană, crede-mă, în mașină. Ce înseamnă la blană? Eu... Dar tu știi cum a venit asta cu la blană, nu? Nu. Mi-a zis, ne-a povestit Cuza la emisiune la un moment dat că la blană e de fapt că la căruță și căruța jos avea blană. Și de acolo s-a tot dus vorba cu până la blană. Când mergeai cu mașina după aia, că accelerai maxim până în podea, adică până în blană. Iertați-mă, dar ați vorbit de Cuza. Aici, Alexandru Ioan Cuza. Mamă, dar cum le-a legat! Ne vorbește de Cuza, mă interesează direct și personal. Atât. Cine te sună? Deci cum ai desfăcut sticla de vin, mă sună mama. Mamă, deci universul lucrează perfect. Oh, Doamne, deci asta este... Mamă, și roșu, cum îmi place mie. Oh, Doamne, da, așa la început. Am la început că avem multe de discutat. Astăzi avem un Malbec sec.
Și ce mergea cu ăsta? Ce mergea cu ăsta? Fum de grătar. Nu, dar lasă grătarul, că s-a închis grătarul. Dar spune ce merge cu ăsta. Dragii mei, astăzi pentru prima dată face, n-am mai făcut Paris înainte de asta. Scuze-mă, așa face. Așa se învârte? Ciclonul? Da, că bine că am tricou negru. Perfect. La mulți ani pentru 100 de ani. 100, cinstiți. Wow. Băi, prindem 100 de ani, mă. Prindem. Noi? Noi nu mai prindem. Lasă că a prins rapidul, Doamne ajută. Doamne ajută. Doamne ajută. Cu handicap George, de 20. George, o întrebare. De câte ori ai mâncat semințe în timpul meciului rapid? Fai. Răspuns e perfect. Luam de la tanti Jana din stația de tramvai. Așa. Ne luam, avea un de la de lemn în care avea băgată hârtie ca să-ți dea mai puțin decât era el. Așa. Că nu prea mare, dar el dădea. Tanti Jana! Asta maniana, tanti Jana. Dumnezeu să ierte, cine știe, unde fi doamna Jana acum. Și îți dădea, luam de vreo, nu știu, un leu, doi lei, ce aveam, cum erau banii atunci. Luam, băgam un buzunar și mâncam de la stația de tramvai până pe stadion și până ne întorceam acasă. Alo, tanti Jana! Apasă. Și avea și darea stropită cu tanti Jana! Sosit! Ce-a tinerit! Deci fiți atenți. Dar știți ce faceți? Să rămână tanti Jana. Ce stil am eu să mănânc? Ia, ce stil ai tu să mănânc? Mărgelatul, ia să vezi. Ia. Faci așa? Ai, mărgelatule, bravo. Și de parcă ar fi un alt stil. Nu, da. Acum ai nu de când am barbă. Lasă-mă să intesc. Ieri a crescut. Las semințele pentru barbă celor de acasă. Doamna și domnilor, bine ați venit la un podcast sincer. Vă dau și gustul semințelor de atunci de pe spirea asta. Le-a crescut tantijana și ploua ta anul ăsta. S-au făcut semințele. Băi, frate. Le mai stropea și le băga la cuptor cu sare. Mi-a povestit mie. Auzi, dar crezi că această sămânță era practicată de mult, 100 de ani, crezi că a fost practicat acum 100 de ani? 300-400 de ani, nu știu. Ce vorbi? Eu cred că și la teatru în Grecia antică să scuipa semințe. N-are Păi da, când aveau piese de 4-5 ore, ce faci în 4-5 ore? Că ți-e foame. Trebuie să păcălești foame. La ăla din primul rând îi pune un paravan. Aia e o ripire, aia pu! Dragă, amăzi, băi, serios. Dar ce că în primul rând nu vindeau semințe, să nu le scuipe ălora în ochi din față, de pe scenă. Da. N-aveau ăștia, îți dai seama. Și încurca pe suflări foarte tare. Da. Acum spune, și abia plecă bătrânul. Da, uite-l și pe la caractorul. Și abia plecă bătrânul. Dar știu o fază de la Mărgelatul, când s-au dus filmul în China. A, știu asta. Și-au făcut sunetul de acolo. La sunetul de ăsta, de scuipat semințe, îi puneau zgomot de împușcătură. Am povestit Florin. Făcea așa. Și am stat acolo în primul rând. Și m-am uitat. Atenție, începe filmul. Așa, începe. Buză. Deci, efectiv, cum scoteau un pu, era un pu, o pușcătură. Cristi, fă tu pușcătura. Dă-l mai tare pe Cristi, te rog. Atenție. Aș vrea să spun că... Cristiane, ce e asta, Cristiane? Glonțor. A fost orb. Așa erau, ăla, pe vremea aia, așa erau. Da, erau, exact ca în astea din... Biciu fermecat. Da. Nu, cu Texas și cu de-astea, știi că filmele alea de acolo Western erau... Western, da, Western, da. Deci, uite... Erau gloanțele mai... Uite ce lucruri mai aflăm. Ne-am dus de la Florin la Rapid. De astea. Nu, de eu și eu mănânc asta. Asta e toată masa. Pe... Da, asta nu, e singurul podcast protocol. Care mănânca doar... Asta e protocolul. Oriala, Ada a adus morcovi cu ananas, cu fructe. Ele le păstrez doar pentru Ada. Pentru Ada, am zis, am făcut un pachetel special. Perioada mai grea. Pentru că a fost dificil după pandemie. Da, a fost dificil. Hai că acum e bine, mulțumim Dumnezeu. Mai bine, puțin. Au început concertele? Încă nu, urmează. Au început spectacolele, da. Băi, fii atent aici. Bă, da, proste să rămână. Băi, George e mai avantajat decât noi, mă. Eu? Deci el vine singur pe scenă. Patru glume și a semnat contractul. Mă rog, l-a semnat înainte. Da, el nu are ce avem noi. Ce avem noi? Noi avem o echipă mișto cu care mergem la concerte. Avem un band mișto cu care mergem la concerte. Avem niște bani de dat mișto. Și avem niște experiențe foarte frumoase în momentul în care mergem la concerte. Da, ce nu... Seara când stăm la masă după concert și bem un pahar de ceva. Ce n-aveți voi e că George crede-mă. Nu poate să se ducă a doua oară cu aceleași glume. Înțelegi? Asta e diferența. Da, nu, ne cer aceleași melodii, culmea. Da. La noi știi ce se întâmplă când venim cu aceleași glume? Băi, ce-o taia, bă?
Și nu te duc aici. Coșile se duc direct pe mine. Dragii mei, o scurtă prezentare a lui, a lui Cătălin. Născut pe 4 iulie, nu este un film. Mai mult de 5 cuvinte nu cred că ai, oricum. Și soțul lua, dacă am asta, ar fi tot. Culmea. Da. Vezi? Asta înseamnă să mă subestimezi. Serios? Așa a subestimat în urmă cu o lună Steaua Rapidu. Corect. Oh, corect. Tarantan, tam, tam. Astăzi suntem pe 29 mai. Mai avem mai puțin de o lună și celebrăm 100 de ani. Născut pe 4 iulie, la cameră, ca și, ca și cum să spun, Andreesca. Știrile. Născut pe 4 iulie 1988, deci înainte de... Soțul Adei Balada, asta a intuit el, impresar, dar și manager al acesteia la Balada Records. În continuare e același lucru? Yes. Atenție! Locul 3, Lasia Express. Ok. Da, am uitat-o. În 2020, omul care la 8-9 ani făcea clătite și cartofi. Exact. Rapidistul Cătălin Rizea. Bravo! Bravo! Președinte! Hai că mai ușor, zic eu câteva. George, ușor cu... Nu știu, mai e ceva de mine acolo? Alo! Nico, nu, a glumit, George. Băi, lasă-mi primesc telefonul de astea. Întrebarea pe care am adresat-o fiecăruia și fiecare dintre invitații noștri, și că am dat mai multe telefoane. Cine vine, vine. Ok. Nu știu niciodată. On se jame, cum zice germanul. Goethe. Deci, rapidist, de când? De foarte mic. Dar vreau să mai pun ceva acolo, ce-ai zis tu. Pe lângă faza că de la clătite la 8-9 ani și cu cartoprăjit, am ajuns la semifinalist la Șef la Cuțite, unde am concurat cu șef bucătar cu experiență foarte mare și de asta mă bucur și cu asta mă mândresc. Scuze că am zis-o. Nu știu dacă băi, mă rog. Hai să... Vă rog. Hai să nu facem să simtă prost. Dăm la valiera. Plec? Nu, dăm la valiera. Dă mie mai întâi să trag un fum. Alo? Da, domnul Șucu, da. Da, a venit și Riza. Mm. Le-aș face băieților o masă. Vreau o masă. Eu am cerut noptieră, tot o masă. Ieșim cumva. Deci ai ajuns la Șef la Cuțite. Da. Atunci, practic, s-a făcut... Nu erai prieten înainte cu Bontea? Nu, nu, mă știam cu Bontea de la Asia Express. A, de acolo. Da, nu prea eram prieten la Asia Express, pentru că m-a votat de două ori, nu știu cum să zic. Cum și te-a votat de două ori? M-a trimis la cursa pentru ultima șansă, de două ori, domnul Bontea. Băi, i-aș ta, trebui... nu-i, nu-i rușine, mă? Și eu. Îi tot zic puțină... de asta și îmi zice, mă, iubire, mă, mă, iubire, mă, la ea, na, acolo ce să faci, era... Bă, da, da, eu am alergat, bă, în ziua aia, bă. Așa a fost și Ponta, tot la ultima șansă cu Iohannis și... Ne-am împrietenit. Da, între timp s-au împăcat. I-a zis, băi, alergat, bă. Alergat, bă. Bă, bă. Schimb de disc. Tot cu băi, iubire. Băi, iubire, băi, iubire, băi, da, da, la ultima șansă. Da, și ne-am împrietenit mai bine după Șef la Cuțite. Am început să mergem și la pescuit și la pescuit se întâmplă multe lucruri. Ei, acum... Multe lucruri frumoase. Se stă la un pahar, mai adu povestești. Adu piesa cu Sam Smith, te rog. Unholy? Dacă te-ai prins așa. Ok. Da. Iar cu Rapid, țin de foarte mic, era domnul... da, era domnul Mirea, vecinul meu, care... El era socrul lui... Vecin de unde? Din ce oraș? Baco Șomito, din București. Din București. Vecin de mamă sau de tată, să mai El stătea vis-a-vis de mine. Așa? Așa. Și el era socrul lui Baco Șomito, care a jucat la Rapid. Și m-a luat pentru prima dată cu el pe stadion. Mi-a zis, haide, nu vrei să duc la stadion să vezi cum e un meci? Nu știu, cred că aveam vreo 7 ani, ceva de genul ăsta, 7-8 ani. Și da, vreau. Și m-a dus, el ce avea? Avea un break, o Dacia break albă, căruia îi punea două, știi cum... Difuzoare. Nu, știi cum sunt alea la ambulanță, două plusuri de alea roșii? Da, le sticere. El avea pe hârtie desenate, cu pixul și cu... Ca să-i dea drumul mai departe. Și pe el băga și noi intram exact lângă mașina de pompieri, știi cum era la stadion la Giuleșca, se intra pe poarta da, direct în stadion. Și noi la poarta din stânga, din partea galeriei, acolo stăteam cu mașina, după care mergeam sus în tribună să vedem... Și practic erai a victimă. Da, eram VIP, intram cu mașina
în stadion cum ar veni. Nu știu cine, da, cine, da, nu, 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 eu eram asistentul. O foloseam și pe ambulanță, aceeași mașină în caz de ceva. Da, chiar mașina aia, cred că era și o a 15-a ambulanță în caz de ceva. Nu, nu se știe, dacă nu vine... Da, domnul Mirea intra cu mașina în stadion. Am o întrebare de la cei care ne urmăresc, mulțumim tuturor celor 10. La ultimul meci la care ai fost pe Giulești. Da. Pe Ada. Ai adus-o tot în aceeași Dacia Break? Ai să râzi, n-am adus-o în Dacia Break, dar legat de Ada, când de câte ori merge la meci, echipa da. Cu care noi ținem câștigă. Am fost, da, la ultimul meci la care am mers împreună cu FCSB, mai știu, 23 aprilie, ceva de genul. Ada a zis, o să câștigăm, crede-mă, câștigăm. Și era la modul, deci, Ada, eu sper să nu luăm bătaie, noi eram amândoi. 4 goluri, 3 goluri. Scuze-mă, la final, Ada nu a cântat. Nu plânge steaua. Oh, wow. Nu că lângă loja noastră era hai, mele. Nu era asta, nu era asta. Nu era, e Vasile, e pianistul nostru este stelist. Nu o fi la supă. Mulți ani. La. Asta e una ora la mulți ani. Da, băi. Asta e cât timp discutăm normal despre anumite lucruri cu zâmbetul pe buze. Și un lucru pe care am vrut să-l spun de în prima clipă și vreau să spun tuturor care ne urmăresc. Băi, frate, eu m-am bucurat enorm când Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni. Eu mă bucur enorm când, dacă mai țineți minte, FC Național, care da, nu există, da, a învins AS Roma. Mai țineți minte? Da, da. Bă, sunt niște chestii, mă bucur când orice echipă de-a noastră face un lucru formidabil. Da. Se califică, face un lucru formidabil. Și vreau ca orice om aflat și ne urmărește, care ține cu altă echipă, să facă el un podcast în care să celebreze echipa favorită. Corect. Da. De aceea... Dar mai bine să uită la ăsta, că e mai mișto. De aceea... Și nu se mai chinuie. Dar Ada se va uita numai la ăsta. Debutul tău, da, nu ca rapidist, ci ca om de artă. Am băut prea mult vin. Ai băut prea mult? M-am urcat pe el. E ușor, e ușor. Da? Da, dar nu trebuie să stăm mai 7 ore. Tu știi podcasturile mele sunt puțin mai lungi. Da, da, da. Știi care e problema? Că la noi cântăm și bem și mâncăm și păi pentru asta am făceam curaj. Pentru cântat. Am înțeles. Își făcea curaj pentru băut. Da, mă, băi, dar tu ești născut pe 4 iulie, mă. Termină cu chestia asta. Ai făcut și filmul. Știi că le ziceam copiilor de ziua mea de pe stradă că uite și-a dau cu artificii în herăstrău pentru mine, că e ziua mea. Da, normal, iulie. E și normal. Și-au crezut. Doar mama făcea sandvișurile alea cu unt și cu șuncă, cu ce făceam noi sandvișurile. Și petrecerea după aia se ținea de pe casă, ne uitam la artificiile din Herăstrău. Ce frumos, dar și băieții ăștia din Herăstrău, adică cum s-au gândit. Da, 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 de unde da, da, la turcoaie artificii, făcea unul. Ne-a venit sandvișuri, artificii la noi. Interesant. Da. Uite, de ziua mea nu se întâmplă asta. O să mă mut pe 14 iulie, ca să fie ok. O ziua Franței. Uite ce deștept ești. Trebuia. Dacă pleci anul. Anul? Da. Anul a fost cândva. Lasă-mă de 1789. Așa, aici, fii atent aici. Pe istorie, te rog. Pentru că am avut un om care a avut o perioadă în care a jucat pe scena teatrului Ile Caragiale din București. Da. Nu i s-a schimbat numele acum? În Ion Caramitru? Mi se pare că doar o sală s-a schimbat. Am Teatrul înțeles. Național se numește tot Ile Caragiale, dar mi se pare că sala mare e Ion Caramitru sau ceva. Iartă-mă, dar am sărit debutul tău în televiziune. Da. Emisiunea Tânăr și... Ia. Tânăr și puțin liniștit. Nu. Nedumerit. Și nedumerit. Nedumerit. Da. Nedumerit. Da. Era o pastilă TV care îmi plăcea foarte mult. Acolo am putut să-mi fac eu toate nebuniile. Făceam ce-mi venea mie. Toate cea mai urâtă nebunie. Mă îmbrăcam în femei dubioase. Oh. Zi-mă, femeie dubioasă în care te îmbrăcai. Nu știu, făceam tot felul de pițipoance, ce mi se părea mie că sunt pițipoance la vreme. Nu, nici măcar. Inventam niște personaje în mintea mea. Dar acum, dacă noi am fi la emisiunea Tânăr și Nedumerită. Da. Tânără și Nedumerită. Care ar fi primul personaj feminin cunoscut care ți-ar veni în minte? Clar, Loredana Chivu. Dacă ar fi... Stai. Loredana. Poți să faci? Stai. Băi, adaptați-mă. Loredana Chivu cine e? Este o fată de la Lungulețu. O doamnă de carieră, care a fost și asistentă TV. Așa. A fost și asistentă TV. Unde? Și asistentă. Și cred că a fost și un pic asistentă TV la un moment dat în carieră. Dar, și unde a fost asistentă TV? La Capatos, Dan Capatos. Și a încheiat cariera? Ah, tipa aia care dansa așa? Și dansa, și mai lua telefoane, dar în privat. Nu știu ce să zic. O domnișoară frumoasă, care când apare pe TikTok și mai spune câte o chestie. Apare și pe TikTok. Apare. Dar cine n-apare Horia pe TikTok? Dar chiar poți să imiți?
Da? Nu? Da. E scurios. Pe bune? Ia. E așa că ne fie câte întrebări. Loredana, Rolls Royce sau Urus? Rolls Royce, Urus, sărăcă. E foarte, e foarte. Pe mine mă distrează. La lege ca patos, nu la lege nimeni. Auzi? Nu cred că e rapidistă. Bun! S-ar bucura galeria să fie rapidistă sau să nu fie. Cine știe? Nu, da. Alo? Alo, Loredana? E rapidistă? Seama, bără! Cine mă iază? Capatul este dinamobist. Da, posibil, capatul posibil, este dinamobist? Da. Mare dinamobist. Asta e viața, e și el om. A făcut el greșeli mai mari în viață. Da. Vreau să vă spun acum o chestie, un mesaj pe care l-am citit zilele trecute și m-a făcut să zâmbesc foarte tare. Ada, nu știi Ada la prima întâlnire cu Cătălin? Nu știu păi, poveste. Deci fata asta are un da, și scrie versuri. Da. Dar are un verb foarte interesant în care iau, și au autoironică, dar și face, își dă și lui al nostru cap. Fii-am de aici. Citez. Asta e citat din Ada. Stai puțin. Că merge cu... Așa scrie pe asta. Ia de aici. Deci Ada, despre Cătălin, despre prima întâlnire. Voi... Fii de aici. Cum îl descriu? Cum să mă descriu când sunt cu el? L-am cunoscut la sfârșitul lunii iulie 2014. Corect. Eram semi-beată. Stai așa. Eu... Semi-amețită pe Caterinca, l-am văzut pe unul dintre crei că se holba la moaca mea sărutată pasional de camion. Deci Ada, știi? Dar stați liniștiți că freza lui era în perfectă armonie cu mecla mea. Ada, mă! Deci, asta e din carte. Nu, ce din carte? Din postări. Din viață. Okay. Mi-a spus că îl cheamă Cătălin. Nu mă gândeam niciodată că să vin împreună. Era un bărbat mișto, avea corpul bine lucrat, avea pătrățele și eu arătam bine, eram o schiloadă. Mi-a ajutat Dumnezeu atunci în perioada aia. Nici eu n-am avut vreo intenție și nici nu, având în vedere că am mâncat, am sic cu usturoi pe plajă amândoi. Exact. A doua zi după această întâmplare, ceva s-a schimbat în sufletele noastre și am început să vorbim. Mă, și te așteptai de la Ada să se ducă la el, oh, ești frumos cum nu m-am vis, un înger se arată, că... dar nu... Stai puțin, că eu am comandat hamsic usturoi, în sensul în care eu nu aveam un gând de a face ceva cu Ada, adică de a o combina pe Ada, cum se spune așa mai în termenul mai... Iar ea a fost cea care mi-a scris mie pe Facebook, să știi? Să dăm și mi-a zis, la un moment dat nu i-am răspuns pentru că eu conduceam, mă întorceam de la mare spre București și a pus-o pe prietena ei să mă sune, să mă întrebe de ce nu răspund. Deci asta e în premieră, să știi. A căzut în capcana ta. Da. Spider-Man. E intins. Spider-Man. Omul Paiangan. Omul Paiangan. Da. Romantic. Bă, dar e bun rovinul ăsta. La mulți ani. La mulți ani. Încă o dată la mulți ani, am pregătit pentru doamne astăzi ajută. Mai multe sticle. Uh-huh. Așa, poate am și o ocazia să-l încerc cu mâncare. Să știi că ăsta e... să mergi microfonul care se dă după mine? Uite-o. Da, microfonul care se ia dar după ce bine mine. L-ai asortat cu eșarfa. Foarte bine, alb vișiniu ăsta cu negru este perfect. George, finalist. Finalist, comediei. Cum ne strigau pe plajă. 2016 la Iumor. Cum s-a la final? No, asta cu aplauzele, nu mai e de modă. Gratitudinea asta sufletească, mm-hmm. Pe asta ne interesează. Okay. Și bineînțeles aplauzele okay. În spectacolul lui. Dar și în puii mei tot în același an ca actor? Am fost, da, am fost. Ne-a luat Mișu pe toți să ne crească. Ne-a luat Mihai, hai mă, că ai potențial. Vino cu aceea să-ți dau ceva, o pâine de mâncat, că muream de foame cu toții pe acolo. A fost prima ta experiență de televiziune sănătoasă a umorul ăsta din 2016? Da, a fost prima experiență. Bine, eu am mai avut experiență, dar aici era șocul mult prea mare pentru că ai umor este o scenă super grea, dificilă, în care lucrurile se desfășoară one shot, nu ai posibilitatea ca la sketch-uri, la puii mei sau să, hai, mai tragem o dublă. Niciodată. Da? N-a existat niciodată la umor. Și era și presiunea aia, pentru că se uitau foarte, foarte mulți oameni, audiență mare,
ai dat o bară, arrivederci. Plus că acolo e și cum te simte juriu. Adică dacă juriu te simte super implicat și dai tot ce ai mai bun. Sau dacă se simte el bine. ai provocarea la umor să faci tu juriu să se simtă bine. Că mai are și juriu câte o zi din aia de n-am chef, mă, și mai ales apare domnul Chelu, n-am chef, fați de nimic, lăsați-mă în pace, vreau să beau o gură de whisky sau ce mai vreau domnul Chelu, azi n-am chef de voi, nu faceți umor, sunteți praf. Și tu ca să-i capteze atenția trebuie să dai toată energia din lume. Și a fost, într-adevăr, cea mai puternică experiență. Nu cred mai... că Delia ți-ar fi făcut probleme. Nu, Delia, dacă îi dăm ceva de mâncare, e ok. Mânca așa pufuleție și n-avem ce treabă. În timp ce ai fost în fața ei, i-a mâncat ceva? Nu, dar pare că are un compartiment secret mereu. Pare că apasă ceva și când urmărește monitorul și nu-i pe ea, mâncăm la școală. Nu vei avea niciodată semințe. Să nu-i zici de două ori. Deci nu, mi-e imposibil. Eu nu prea mănânc semințe, pentru că mi-e imposibil să sparg și să extrag eu cu limba și cu dinții. A, să extrag... e o tehnică. Explică-mi, doamnelor și domnilor, pentru prima dată. Nu cred că există tutorial. Te rog frumos, cum se mănâncă o sămânță? O iei, o bagi aici în măsea, ai spatul. Bartul la mine, o limba. Cu așa sare automat în exterior, o prinzi în obraz, miezul vine pe limbă. Îl iei. Îl duci în partea dreaptă. Mamă, pare ca tactica rapidului, mă jur. Deci așa cred că e tactica noastră când intrăm pe teren. Asta explică Adi. E simplă treaba. Mi-e așa mi se pare. Oh, wow, la băieți. Milioane de semințe sună-l mâncate. Sună-l pe Mutu și spune. Ia că m-a sunat Adi. Ia-l pe, alo, ia-l Adi. Pe cum a zis, ia-l pe stânga. Alo, Adi, stai. Îl lași pe mic-locaj la centru. Și după aceea îl dai pe partea înaltă. Pierdut. Un, doi și gol. Lungă și pe a doua. Deci băieții trebuie să se concentreze mult, da? Avem o situație dificilă aici, mai rapid. Trebuie să o spargi pe stânga, să o dai pe dreapta, apoi faci cu limba, bine, bine, omvârt, arunci cojile și apoi o bagi în poartă. Bine, Adi, hai, mulțumim, te sunăm noi dacă e mai încolo. Iată, mulțumim frumos, Adi Mutu. Într-adevăr, a prins imediat chestia asta. Da. Nu știam că și el știe de tehnica asta. Cine, Adi? Da. Ha, o știe. Adi? Da, o face praf. Și dacă nu merge tehnica asta, Adi, dacă nu merge chestia asta și luăm bătaie, ce facem? Ne retragem întotdeauna în apărare, da? Pentru că cu cât ataci mai mult, cu atâta golurile iei mai mult. Trebuie să ai mare grijă, trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Asta e întotdeauna. Nu așa, Adi? Întotdeauna trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Da. Să avem mare grijă, pentru că dacă ți se urcă la cap, dacă ești cu picioarele în aer, înseamnă că ești faultat. Adi, o ultimă întrebare. Da. Cum stai cu dragostea? Știm că-s bine. Da, cu dragostea stau cam 4-4-2. Nu aceeași formulă pe care o folosesc la Rapid. Pentru că la Rapid acum stau cam prost cu dragostea. Mulțumim, Adi, hai că mai vorbim și cu săpunarul. Ești genial. Adi Mutu, da. Mă uit la poza de acolo, semeni puțin cu Adi. Da. Alunița, zic. Ți-ai pus vreodată problema că și-a lăsat barbă ca să semene cu mine? Cred că asta e, de fapt. Gândește-te la când era la Chelsea. Iei tot de pe față. Da, exact. Două picături de apă nu semena cu mine. Chiar trei. Eu sunt sigur că Adi, când era la Chelsea și era în perioada lui de glorie, cânta septembrie luni. Sau lucruri simple. Mergea în cluburi. Aoleu, Dumnezeule. Oh, yeah. Eu cred că semințele le putem păstra. Da. Că, cine știe, poate mai vine cineva aici. Le păstrăm aici. Facem masa puțin mai mare. Ok. Puțin mai mare. Facem yes. Ne urcăm noi pe masă. Well, yes. Nu, ne urcăm pe masă. Pentru că acum vine ceva. Dăm și eu pas pe ăla. America! America, America. Oh, no, no. Vai de mamă, Moria. When the night hits the moon like a big pizza pie, that's amore. Mamă ce mare. When the sun seems to shine like you have too much wine, that's amore. Pizzore.
Eu aș susține, dar nu am cum, că îmi plouă în gură în momentul ăsta. Îți plouă în gură? Exact. Da. Este fenomenul natural care se întâmplă la lucruri simple. Da, e busul la el în gură acum, așa prezint așa. Undeva avem precipitații. Avem... E atât de bine arată, dar miroase și foarte, foarte bine. Da, am dat cu parfum de... De pizza? Și încep discuțiile antagonice. Uite, ole, ole. Nu vreau să intrăm într-o polemică acum. Hai, Universitatea Craiova, lasă-o mai moale, te rog. Discută cu ce FCSB de la Pian sau cu ASA Târgu Mureș la Tobă, te rog frumos. Serios? Așa se poate treaba aici? Da, da. Vrei să fii călit? Vino aici, stai aici. Da. Acum o glumă ironică și pentru noi. Așa se discută la nivelul mai sus al clasamentului. Șase, mai o zi nefericită pentru Rapid. Deci, da, noi acum suntem pe 29 mai. Vom fi avut meci cu Universitatea Craiova. Bun, da. Acum facem două variante de montaj. Ok, în care am luat bătaie și una în care am luat bătaie. Una în care am luat bătaie. Una în care am luat bătaie. Da, bă, puțin. Una în care am luat bătaie, zicem. Noi suntem fair play, de fiecare dată îl aplaudăm pe cel mai bun. Exact, bravo, 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 bravo. Și noi în care l-a la bătaie. Auzi, bă! Cred că mai expirat prazul ăla. Mare țuică ce faci în ea. Auzi, bă, fiind așa. Nu m-a fotbalist să nu fiu în România. Perfect! Vă rog să vă serviți, uite, dau eu tonul. O să iau o mic cu mic colț. Ia. Să vedem cui îi plouă în gură acum. Mâncați. Pentru că mi-am spus, ce merge cu vin roșu? O pizza sănătoasă. E foarte gustoasă. Pe care atunci, pe care o mâncam și fiecare dată. Și doctorul recomandă pizza. Te rog, mulțumesc frumos. Mamă, și blatul ăsta cum e? Dă-mi și mie, te rog, o pizza albă. Ai cineva ceva de blat? Fără blaturi în podcastul ăsta. Blat, blat. Discutăm aici de pizza. O pizza. Și ăsta este funghii porcini, nu? Cum îi zice? Proșută e funghii, cred. Nu, așa, proșută e funghii. Ba da, ba da. Păi, dar nu are ciuperci, nu e funghii. El când era mic, numai pizza mânca acasă. La el în titila? Eu făceam. Da? Tu făceai pizza? Da. Tu făceai pizza pizza? Din da. Pâine, eu niciodată n-am mâncat pizza. Aveam un pământ pe stradă, dacă vezi ce pizza făceam cu pământurile pe stradă, pe de acolo am început. A, glume. Eu chiar am crezut că mâncați pizza acasă. Nu, de unde, domnul Hoare? De unde, domnul? Când eram mic, nu știu dacă... Sunt sigur că și tu ai mâncat. Mie mama îmi făcea pe felile de pâine mai uscată, le dădea cu unt, punea sos de roșii. Și ce mai găsea prin frigider pe acolo? Un salam, un kaiser, un cașcaval. Le punea pe felile de pâine, le băga la cuptor și aia era pizza noastră, să știi. Da, și noi pe fileile alea de pâine punea doar niște untură și aia era pizza noastră. Ia. Nu, la fel. Era pâine cu imaginație. Nu, dar asta George are dreptate, că asta era. Apropo de amintirile noastre, de școala pe care am parcurs-o, Alexandru e acum în clasa... Pregătitoare. A trecut de pregătitoare? Imediat termină și intră în clasă, merge în clasa 1. Și? Îi plac materiile? Nebunii după fetele, matematică? Fetele, fetele. Mamă, da. Are vreo 16 gagici. Și câți băieți? Vede cât o, încă nu știu. Nici nu știi la ce religie să-l încadrezi la 16 gagici. Vede cât o fată pe stradă și zice, ia uite tati, aia e gagica mea. El abia o vede. Legea atracției. Aia e gagica lui, da. Legea atracției. Probabil că exemplul l-au de la tine. Da, uite, îi place Casanova. Foarte mult fotbalul. E rapidist? Urmează să plece în cantonament. Da, e un foarte mare rapidist. Da? Frumos. Are numărul 22, luat prin întâmplare. El s-a născut pe 22, dar uite că are numărul lui Săpunaru. El inițial a fost puțin dezamăgit că voia 7 sau 10, cum se poartă acum. Că 7 fiind un fel de Ronaldo. Ronaldo, Sefer și așa mai departe. Și la Cătuș? Aproape. Aproape. Deci o alegere, zici că am avut un bol așa. Ce iese de aici? Ronaldo, Sefer și Lăcătuș. Așa. E bine că au ieșit în ordine. Așa. Și e atât de pasionat de fotbal încât dacă se trezește dimineața și îl doare în gât, de exemplu, și spun, bă, tati, dacă te doare în gât, azi nu mergi la școală. Și zice, da, tati, cred că stau acasă, că mă doare rău în gât, dar nu mergi nici la antrenament, că da, te doare în gât. Nu, tati, hai că mi-a trecut, hai să mergem. Și merge la școală doar pentru a merge și la antrenament după masă.
Da, acum să sperăm că o să facă un lătător. Noi sperăm, eu și Cătălin, sincer, să reușească să ne dea și nouă abonamente, da, în viitor, să mergem să strigăm pe stadionul. Să știi, copiii noștri vor deveni, fie că se vor duce la fotbal, la handbal, la basket, probabil că vor fi chiar la Rapid sau la altă echipă, depinde ce... Nu contează la ce echipă ajung, important e ca ei să meargă, să facă performanță. Și să ne dea abonamente. Uite așa rodul muncilor să ne bucure și pe noi pe câteva ani. Tu spui de parcă ai face sportul sportului. Tu ce sport faci? I-am făcut rugby. Am făcut vreo 11 ani, dar m-am dus până la pragul ăla unde nu mai aveai ce să faci mai departe. Na, așa era noi în rugby. Vrei din să facem o grămadă? Nu, putem să facem un mall dacă vrei. Iată ce discuții absolut captivante. Pare așa de a vă agățați din priviri să facem o grămadă. Vrei sau nu vrei să accepți? Cineva a făcut o grămadă, un mall sau a făcut o colaborare destul de strânsă. Un meleu. Sau o grămadă de mall-uri. Un meleu cu George. El în ultimii ani face un parteneriat. A făcut un parteneriat foarte interesant și foarte frumos. O prietenie dincolo de scenă cu Radu Pietreanu. Făcut am, da. M-am legat. Deci am zis de vreo 3-4 ori până acum că vreau și să-l cunosc pe domnul Radu Pietreanu. Mi se pare senzațional. Vreau nu să-l ai auzit, întâlnesc. Nu ai ascultat? Acum trebuie să zici un da. Da. Ce bestial a fost, asta e răspunsul. Okay. Nu ai văzut podcastul de dățile trecute cu Radu senzațional, Pietreanu? Senzațional, l-am văzut, pe cum să nu, dar mi se pare formidabil. Doamne, minunat. Da. Eu chiar voiam să te felicit pentru că ai făcut treaba asta, că nu cred că am mai fost în prea multe podcasturi până acum. N-am fost în prea multe, dar George a dus prietenia mai departe. Da, la el nivel a pupat de mâna. Da, la nivel de interes. E nașu? E nașu, nașu, da. Cine e nașu tu? Fac pe aia românească. Păi e de sus. Radu Pietreanu. Mă, e senzațional. Dar îmi place când vorbesc despre asta că zic Radu, știi? Și lumea, care e Radu? Pietreanu, nu cred că îl știa. Cum să nu știi? Dar să așa pe la modul, nu cred că știi. Pe dreapta. Da. Ce? Bună ziua, agent Nicule. Da, bună ziua. Agent Căpșună. Bună ziua, da. Actele. Ale mele sau ale nașului meu? Cum îl cheamă pe nașul noastră? Radu. Drum bun. Pietreanu, Radu. Mergeți. Se prinde lumea, da. Eu nu, polițiul știu un singur. Dar ne-a oprit odată mașina. Apropo, ne-a oprit un agent, am mers cu Radu. Hai să o zicem pe aia dreaptă că s-a prescris cu 140 de kilometri în localitate. Cât, 140, cât era limita? Defect, 139? Era defect. Nu, era oricum, nu era limita. Limita era de 80-90 și cât. Așa. Adică nu era, era, în fine, nu depășisem. Era la limita 139, ceva de genul. Și ne-a oprit și când a dat Radu jos geamul, l-a întrebat, polițistul s-a blocat și a zis: unde vă grăbeați, domnul Radu? S-o găsiți pe Leana? A fost foarte amuzant și ne-a iertat doar cu amendă de centură. Senzațional. Eu știu o poveste asemănătoare și de la Scărlătescu și cu Bontea. Și au fost opriți de poliție. Era să rămână fără permis. Și chiar și șoferul lui Scărlătescu a rămas fără permis. Șoferul? De asta, cum mergi, mă, că mă știi pe mine. Du-te, mă, stai, mă, liniști, mă, nu-ți face griji. Și a venit un polițist și a zis: domnule, știți că ați trecut fără să acordați prioritate la trecerea de, de cale ferată cu... Cale ferată. Da. E grav acolo. Și șoferul se uita la poliție, se uita la Scărlătescu, se uita la Scărlătescu, se focuse mic, se uita pe la unii pe acolo. E cam greu. Și știți că trebuie să vă iau permisul. Și l-a luat. Și l-a lăsat pe Dan, l-a băgat la bucătărie după aia. Da, am avut și eu niște. Dar trecem asta într-un podcast viitor. Niciun naș, Horia, niciun naș. Da, nașul meu... Naște emoții, cum ar veni, e un joc de cuvinte. Tu ai avut o chestie similară cu Radu. Așa. Nu știu dacă știi chestia asta. Nu. Dar el a cunoscut-o pe iubita lui, Mihaela, la spectacol. La un spectacol de stand-up, de comedie, da. Dar unde? În același oraș Iași, ca să înțelegi cum e. Și el la fel, pe Lorena, a cunoscut-o tot la un spectacol de Iași. Ne-au prescuit. Dacă eu, de exemplu, acum mă duc
în Iași. Eu o să mă întorc la nevastă mea acasă. Okay. Asta am vrut să subliniez. Cred că e un grup pe Facebook sau ceva, se vorbesc între ele. Fată, cine mai are spectacole și necăsătoriți? cum coincidența asta? E stup acolo, credem. Fetelor, vineta n-a să săptămâna viitoare. Cine are timp să se ducă? Exact. E luat, dragă. E, asta e o... Mai ești câte una curajoasă. Asta e o problemă. Rezolvă. La ce, dragă, ce aia are, ce nu am? Sau ce... Da, nu. Ce are ea? Da. Și nu eu a... nu. Da. Da, a fost surprinzător. Când am aflat povestea lui Radu, că Radu e dinainte cu Mihaela decât sunt eu cu... Pam, ori. Pam. Cine? Ce? Cine? Da? Cine? Pam, pam. Cine? Pam, 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 pam. Ia uitați. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Cel mai frumos bărbat. Ia uitați-vă ce e cu hăba în gura voastră. Dialog. Ia, unde? Aici, în capul meu, te plătești. Cel mai... Eu, nașul mare, da. Nașul mare. Dar gata, i-ați dat drumul, ați început? Da, bă! De mult? Băi, ce... Ia, uita. Am încălzit treaba. Mutați luminile? Vai, nu pot să cred. Auzi? Am și eu, dăm cadrul la mai suplu. V-ați îmbătat? Deci cel mai... Nu. Așa, am luat. Nu am îmbătat, dar am mâncat semințe până acum. Și te-am așteptat. Deci în cazul în care vă rădăși semințe, este aici al tău. Dar trebuia să-mi spuneți înainte să nu mănânc. Ai mâncat semințe înainte? Nu semințe, nu am mâncat altceva. Dar no, nu trebuie să mănânci, am uitat să-l să spun. Nu trebuie să mănânci, dar cu siguranță uitându-te de la noi o să ți se facă poftă. Bine ai venit! Bine v-am găsit, frați. Frați, rapidiști. Cine așa de taină? Cine așa de taină, da, asta e. Bine ați trecut aforie, nu avem voie să mâncăm. Te să ducă înapoi, Horia, după aia. Ce atmosferă, victoria asta de aseară. Ați rămas de aseară? De aseară am rămas. Aha. Vezi că acum suntem pe 29 mai. Suntem pe 29 mai și peste aproape o lună facem 100 de ani. Da, da. De aceea am gândit să te întâmpinăm cu un pahar de vin roșu. Un pahar de vin, mulțumesc. Cu mare drag, să știi că ți-am păstrat, pentru că prietenul nostru Cătălin era... scălare pe vin și ca să știi, ca să mai resurcite. Eu nu am băut nimica. Eu am stat și te-am așteptat. Guriță, el doar a... pentru că sunt cu mașinuța, dar așa pentru Pancole la mulți ani. Băi, fraților. Voi vă dați seama că te-ai să beau. Dacă nu-ți place vinul, imediat. Nu, stai, nu, doar o guriță am luat pentru că sunt cu mașina. Da. Mașina, să intre mașina. Știi care e chestia, Pancone, mamă? De fiecare dată când au venit aici invitați, au zis, băi, sunt cu mașina. Și au plecat fără mașină. Las mașina aici. E siguranță la tine. Las mașina aici, nu mă mai chinui atâta. Vreau să vă spun că suntem niște... să zic așa, norocoși, pentru că dacă ne-am fi născut cu 50 de ani mai devreme, cu siguranță, sau 70-80 de ani mai devreme, ne-am fi bucurat foarte puțin de această celebrare, de această aniversare de 25 iunie. Chiar, ce o să faci pe 25 iunie? O să fiu un cantonament la echipa națională pentru că e turneul final. Vin știrile, știrile dure. Voi fi în cantonament. În cantonament pentru că e turneul final, se joacă la București și jucăm pe 21, 24 și 27, deci după jocul cu Ucraina o să fie. Primul cu Spania, al doilea cu Ucraina. Wow. Îi mâncăm. Și n-ai nevoie de... Îi rupem. Ai nevoie de niște băieți? Niște tineri flăcăi care să intre oricând. George, ca să înțeleg, George, ce post ai? Ascuns, oriunde ascuns. Oriunde poate. Extremă parță. Extremă parță. Eu pot să fiu băiatul cu apa dacă e... Da. Se descurcă foarte bine. Și iar eu? Iar eu pot să le dau indicația amândură. Mental coach. Uite că ai o comandă specială. Da, mersi. Lasă iubire la mine. Fii mea ți-a adus cafeaua. Nu, mersi.
Mi-a ajuns. Nu, că e cu mașina. Și nu știu cât trebuie să plătesc după aia la final. Să știți că înainte de a intra în direct, în emisiune, parcă suntem la, știi, la emisiunea Viața Satului, da. Am întrebat-o pe fiimea. Cu ce echipă ții? Și mi-a zis că nu ține cu nicio echipă. O, nu-i bine. Asta e ateism. Da, asta e ateism. Nu. Pentru că n-a fost pe Giulești, nu? Da. E bine, n-ai fost pe Giulești. N-ai fost pe Giulești. Nu. A fost doar fiimeu. Care e rapidist acum, știi? În rest n-a fost nimeni pe Giulești. Deci Ada nu înțelegea fotbalul, nu știa nimic despre fotbal. Am dus-o pe Național Arena la un meci. Rapid juca acasă. Și a zis că nu există așa ceva și ceva mai frumos de atât. Și din secunda 1 s-a îndrăgostit de Rapid. Și acum vine aproape la toate meciurile la care poate să vină, merge pe stadion. Probabil pentru foarte multă lume adultă, dar pentru copii e garantat. Exact. La copil a venit odată la revedere. Exact. Eu am 3-4 rapidici făcuți, am vreo 2 verde ai mei. Convertiți. Și un vecin, dar i-am dus cu mine la meci, au venit și după aia gata s-au făcut rapidiști. Eu am mulți prieteni care sunt din taberele adverse, care refuză pur și simplu să vină la meci. Refuză pentru că sunt în pericol, da. Nu, cred că sunt în pericol. Nu mai ai spus niciodată chestia asta. Nu, refuză. Vrei să-i... Refuză. Dăm telefonul lor. Hai să rezolvăm toate problemele astăzi. Barem o dată la 100 de ani să le rezolvăm. Fie introducere pentru Pancone. Fiți pregătiți. Da. 17 august 1977. Unde George s-a născut Pancone? La? La Rădăuți. Nu. Nu. Vaslui. Unde te-ai îndrăgostit tu? La Iași. La Iași. Am fost aproape. Acolo eram. Fie aici. Wikipedia scrie clar. Primul lucru. Pancu este antrenor de fotbal. Deci nu există altceva. El e antrenor de fotbal acum. Cunoscut pentru activitatea sa ca fotbalist, la Rapid București a început ca portar. Și atunci când am citit chestia asta, am înțeles anumite lucruri din aventura vieții tale. Anterior, da. Da? A început ca Politehnica, tot la Politehnica Iași. Și unde se întâmplă lucrurile, de fapt. Acolo cel mai frumos oraș. Cel mai frumos. Conform contractului și eu trebuie să zic asta. Soția lui fiind din Iași. Și o cheamă Pancu. Acum o cheamă Tănase, dar acum... Iată, doamnă și domnilor, nașul mare, nașul mic, ce să facem? Așadar, a început ca portar la Politehnica Iași. Pasiunea lui cea mai mare este să antreneze și să bea întotdeauna cu plăcere un pahar de vin roșu. Pentru echipa națională a jucat de 27 de meciuri și a marcat 9 goluri. El este Daniel Pancu! Hai să vă spun... Iată-mă, de aici ai venit să asculți. Da, da, ascult, sunt foarte ascultător. Fii atât de aici. Aici este relașul tău, trebuie să fie aici, pentru că după aceea, peste câtva timp, o să te aștepte o conferință de presă. Domnul Pancu, ce ați vrut să spuneți cu acea mișcare? Exact. Da. Și tu ce trebuie să spui? Nu, domne, nu e adev. Nu, domne, nu. Cum să vă explic eu vouă, că nu înțelegeți tactici, n-ați făcut școală. Deci, fii atent, la Rapid, distracția a continuat. Pentru că 98-99 ai câștigat campionatul, Cupa României 97-98, 2000-2002, 2005-2006 și Supercupa României de două ori în 99 și 2002. Atunci eram și noi. Eram. Aici se află, pentru că trebuie să repet, un FCSB-ist la pian. Da. Un... Oh, no! Hello, is it me you're looking for? Un Universitatea Craiova, un craiovean la chitară. Și n-ai să ghicezi niciodată un ASA Târgu Mureș. Uite! Uite, înainte să vă spună Pancone despre viața lui, vreau să vă... Tu știi imnul tău de la Craiova? Cântă-ți imnul! Ia! De bucurie rară am în parte lunele duminici pe la nunți. Suntem oteni pe viață și pe moarte. Suntem oteni, adică suntem mulți. Oteria eterna Terra Nova, un cântec care astăzi și-mi privi. Hai Universitatea, hai Craiova, tu campioara unei mari iubiri. Bravo! Bravo! Foarte frumos! Un imn foarte frumos după imnul Rapidului. Frumos. Asta o să o scoatem la montaj. Bun!
Glumeam. Foarte frumos. Dar tot o să-ți poate face. Ok. Dragul meu, cine a fost primul? Mijlocașul sau portarul? Portar. Cum s-a întâmplat să fii tu? Tu cum te cheamă? Daniel. Și mai cum, Pacu, treci în poartă. Cum a fost chestia asta? Erau foarte mulți copii la selecție. Deci, ca să-ți dai seama ce copilărie am avut noi și toată lumea își dorea să joace fotbal, nu ca acum, îi aduce părintele, îi aduc părinții forțat. Foarte mulți. La Iași, bine, oraș foarte mare, mulți. Nu știu. Dar mulți, sute, mii, poate, de copii. Pentru că erau două, trei zile de selecție la Poli Iași, tocmai în Copou, în partea aia altă de oraș, față de unde stăteam eu. Și nu prindeam, nu, oricum se alegea, nu mai nimeream. Au trecut o oră, două, trei, patru, tot n-apucam să joc. Și la un moment dat era un poz din ăsta de portar și cine vrea să stea în poartă? De acum ridica toți copiii, ridicau mâna eu. Toți am vrut să stăm în poartă și antrenorul, ca să facă departajare, a întrebat capitala județului Harghita, dacă știe cineva. Nu cred! Wow, da. Nu cred așa ceva! Da, păi eram mulți, eram 10 copii să intrăm în poartă. Și am stat eu asta pe gânduri așa. Miercuri, așa că am zis. Treci în poartă. Și am trecut, wow, în poartă. Incredibil, la... Așa ar trebui și în zilele noastre. Băi, mi se pare incredibil, mă. Da. Deci, practic, băi, dar Daniele, stai puțin. Tu îți dai seama că de destinul tău, da, s-a legat... Un miercuri, așa că, da. Deci, îmi spui asta, eu aflu pentru prima dată chestia. Am mai spus la un podcast, da. Nu contează alt podcast. Bă, incredibil așa ceva. Da, îți pare foarte tare. Da. Și acum cel mic al meu merge la fotbal și sunt vreo 60 de copii la 2016 și deja nu se gândesc cum să facă, că sunt foarte mulți, nu s-a așteptat să vină atât de mulți, cum să facă selecția. Au început să vină copiii iarăși la fotbal, da, a fost, da, o perioadă și se văd roadele acum, pentru că, da, dar din ce în ce mai mulți, peste tot. Să dea Dumnezeu, peste 10 ani să ai și tu cu ce să, da, faci treabă la națională. Da. Face treabă, da. Acum întreabă câte vizualizări au pe TikTok. Stai nu obțin. Vali, tu care tu ești Oasa Târgu Mureș, spune-mi cum se traduce Miercurea Ciuc? Cixele, da. Că să ne-am sepen. Atât cuvântul ăsta știu. Eu știu, asta a salvat. Știți că socrimezi din Târgu Mureș și de la soacră mea știu câteva cuvinte, dar nu pot să le zic aici. Numai lucruri bune, spune doamna. Da. Atât de dragă mi este soacra. Trebuie să completez. Da, mă rog, ai uitat chestia asta. Păi nu, îi zic că la montaj, stai liniștit. E o chestie foarte interesantă și asta e o poveste senzațională pe care, iată, dintr-una într alta. Înainte să fii transferat la Rapid, și iată, al meu ce făcea. Zi tu ce făceai. Stăteai în poartă și... Păi în poartă am stat 4 luni, 5 luni, nu... Dar de fiecare dată nebunea antrenorul. Păi da, pentru că ieșeam și pierdeam mingea, că driblam până la jumatea terenului și... Asta era omul meu, mă! Făceai treaba ta cum ar vei, ce băiai. Da, da, da. Cine era la mijloc, portarul? Băi, lasă-mă, mă! Treci, mă, apoi în poartă! Cine e idolul tău, Rică Răducanu? Da, dar îți dai seama că m-am descurcat foarte bine ca portar, pentru că antrenorul m-a văzut portar. Adică, corect, n-am intrat în poartă că am știut Miercurea Ciuc și la revedere, că eu eram atacant și prindeam cartofi pe acolo. Nu e. Aveai abilități de portar, adică te și descurcai și acolo? Tot era pe zgură neantrenat, mamă, că mi-aduc aminte de copii din ziua de azi. Păi nu e pe zgură, pe ploaie, pe vânt, pe viscol, pe bitum, peste tot. Ciment în spatele blocului, căzături, genunchi rupți. Când mi-aduc aminte, eram jurit tot pe mâini când ajungeam acasă. Când prindeai un gazon, erai, doamne, ce... Mănuși de sudor din alea, aia, cum le procuram. Cum... Ce mănuși, că vedeam doar la portare de la echipa mare, cum. Extraordinar. Doar aia care aveau 17-18 ani înainte să termine junioratul, aveau mănuși profesionale de portar și alea procurate cine știe de pe unde, de prin străinătate, dar noi la junior ce? Sudor, pac. Mamă. Și școala, cum ai putut să o faci? Bănesc că ți-a afectat la scris, te mai duceai la școală? Eram bun la matematică. La limba română eram o catastrofă totală. Numai 5 jumate aveam la 5-6, nu știu cât era aia așa. La matematică nu prea scriam, dar răspundeam repede, bine. Și la geografie bănesc erai la bun. Geografie, la istorie, tocmai pentru că știam, te rog frumos să înmulțești, 2223 da? Ori 1.
Stai puțin că 2224. Da, exact. Băi, fantastic, bă, mi se pare incredibil. Și după aceea a venit anul, primul sezon al tău la Rapid, când a fost? 96-97. Mi-aduc aminte. Am venit în noiembrie, în octombrie, dar am debutat, pe 1 noiembrie am debutat. Frumos debut am avut, senzațional, senzațional, să trăiască, Doamne ajută. Senzațional, ne-a bătut Sportul în regie 2-0. Și și erau suporteri, erau încălziți după partita. Noi ne-am schimbat la Giulești, am jucat și ne-am întors. Și prima mea amintire oficială de Rapid e autocarul stânga-dreapta, se muta așa. La intrarea în Giulești, când ne-am întors după meci. Dansa. Aveau ce aveau cu jucătorii cu experiență, cei care, pentru că am schimbat, eu când am ajuns la Rapid am schimbat o generație. Deja plecaseră Chiriță și Matei și... În iarnă au mai plecat o parte din ei, după aia a venit Nea Mircea în 97 în vară și au plecat majoritatea. Adică am prins un schimb de generații. Dar la meciul ăla, autocarul la propriu. Unii dintr-o parte, unii dintr-o parte. Scuze-mă, dar nu mai fost tup, 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 că după aceea FCS Bistul de la imediat o prinde și eu când de la pian. A, și uitat-o. Așa. Da, 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 înțeleg. Ok, ok. O să o tăiem la montaj. Ok, stai tu liniștit. Și din primul sezon, titlul a venit în 98-99 cu Rapid. Da, ai fost imediat plezdit de succes. După ce pierdusem cu un an înainte în ultima etapă la Craiova. Așa e. Da, în ultima etapă aveam nevoie de victorie și s-a terminat 2-2. Am jucat după aia la 3 zile din nou cu ei în cupă și a fost prima cupă câștigată în 98 atunci. Cred că a crescut prazul mai bine în anul atunci. Da, probabil. Sunt ani și ani. No, a fost un meci așa de... Bine, s-a și scris după aia. Unii vreau să piardă Craiova, alții să câștige. Trăgeau cu Steaua, dar ei dacă ar fi pierdut cu noi erau siguri în cupele europene. Așa i-am bătut noi în Cupa României în finală și n-au mai jucat nici în cupe. Adică puteau să aibă o atitudine din asta pasivă la meciul ăla, fără să se supere absolut nimeni. Okay. Adică era în interesul lor. Da, a venit și prima ta, pe care am preluat-o și eu, prima ta poreclă, Pancone. Pancone, da. Asta Pancone a fost mai după ce m-am întors din Italia, nu? Ei, Panco italiano, am fost cu, da, asta a fost după Italia, dar înainte eram Ronaldo din Giulești. Mai încântau, pancu gol, mi-aduc eu aminte alea la începuturi. Da, zici că au trecut. Nimic se spunea Tarzan, habar n-am. Pentru fizicul de fotbalist. Eram tânăr la Bustul Gol, pe vremea când eram așa tiner ca voi, și băteam basket, făceam basket la Șaguna, o școală din Schei Brașovului, mă rog, știți voi Brașov. Nici nu a jucat dintre voi la Steagul Roșu Brașov. Era bună echipa pe vremuri la Steagul Roșu Brașov. Da. Da, au jucat și în cupele europene, au scos și pe Beşiktaş prin 70 și ceva, nu știu. Știu istoria, cred că au transferat. Nu știu de ce îmi zici de Beşiktaş. Nu, chiar nu înțeleg de ce îmi zici. Da, faci o paralelă cu această trupă, e de polo pe apă, că altfel nu-mi explic despre ce e vorba. A urmat după aceea și experiența cu Cesena. Cesena, iarăși destin, pentru că m-am întors. Pentru că am retrogradat în anul ăla și nu aveau voie extracomunitare, pentru că nu mă lăsau niciodată. Deci eu am prins vremuri cu viza, se pleca. Eram singurul străin dintr-o echipă de italieni, de 27 de italieni plus un român, 28 eram. Pentru prima oară în străinătate, era o echipă unde se mânca fotbalul pe pâine, profesioniști 100%, am învățat o groază de lucruri. Extracomunitare aveai voie unul într-o echipă și Serie A și Serie B și... În serie ce nu aveau voie extra. Puteți zici că a fost în altă viață. Da, exact. Da, asta da, acum când te întreabă hai să mergem și noi până la Roma mâine. Zici că pleacă la Pașcani, de la Iași la Pașcani. Da. Cam așa e, da, s-a urcat în avion, dar atunci erau foarte puțini români. Erau un șofer din ăsta, ceva de transporturi un român prin zona aia și foarte puțini, nu? Nu. Dar când ajungeai acolo, cum era cu integrarea oamenii? Cum te vedeau așa din echipă? Ți era greu? A, nu mi-a fost greu. Gândește ce impresie aveau despre România. Dacă avem apă caldă, okay. M-a întrebat unul și unul m-a mai întrebat la o masă dacă a ajuns Coca-Cola în România, dar eram în 99-2000 deja. Aveam de mult, aveam și branduri de-astea de fast food. Deci la ei încă la 10 ani de la Revoluție, la televizor, la știri, vedeai jafuri, crime, violuri comise de români. Nu, asta era impresia. Așa erau despre noi.
Și, și era, da? Era la TVR Robingo cu Horia Brânciu. Asta, da, da, asta da, se știa da, clar. Da, da, desenele da, de pe TVR 1. Da. Aladin. Da, Timon da, și Pumba și Aladin. Crime, deja vorbeam și Brânciu. Da. Asta era, asta era, era partea pozitivă din știre. Domnilor, vreau să vă spun că dragul nostru Cătălin, el când face aniversări, cum sunt astea ale noastre, 100 de ani de Rapid, nu face oricum. La 5 ani de căsătorie, unde credeți că a sărbătorit al nostru Cătălin cei 5 ani de căsătorie? Clar la pește. Eu. Clar la pește, undeva. O duce la pada la pește. La pescuit, da. Pa, îmi pare foarte rău, dar îl jignești. Nu? Îl jignești acum. Pentru că el a sărbătorit alături de Rapid. Ai sărbătorit acest lucru. Așa e, am fost pe stadion pe Național. Cred că chiar primul meci la care a fost stat pe stadion. Așa e, corect. La meciul ăla când ne-am întâlnit? Exact. Cu cine a fost? A fost o victorie oricum. Te invit aici, că... nu vei... Nu m-am zis, surprize, surprize. Nu vei regreta. Andreea Marivino, mă, mai coace, că a făcut o surpriză aici. Deci da, exact la asta. Auzit, dar nu mai știu, cred că tot cu Steaua, dacă nu mă știu, sau cu Farul a fost. La început când a reintrat Rapid acum. Cu Steaua a fost victorie, 1-0, autogolul ăla lui Vinicius. Da, eu cred că cu Steaua a fost. De acolo. Păi, uite, am și eu ceva tare aici, să știi. Tricoul ăsta este al lui Pancone. Da, 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 da. Este tricoul cu care a jucat, cred că la ultimul meci din Liga 1, împotriva lui Dinamo, când a dat și gol. Da. Și ăsta avea o urmă pe spate de Verdeață, l-a mai purtat și de câteva ori. Pe arena, era pe arena națională a fost. De pe arena națională, cum era gazonul vopsit. În negru, nu, da, 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 da. Și avea o urmă verde aici. Tricoul ăsta a fost la un prieten de-al meu, la Doicaru, a jucat și el fotbal, a fost fundaș pe la Buzău. El nu știu cum a făcut rost de el de la tine, nu știu, printr-un prieten ceva l-au luat, l-au ținut în mașină că a uitat de el vreo câteva zile și când l-am prins, l-am deci luat imediat. Eu dădeam după fiecare joc, tricoul era dat și plus, în plus, undeva la 200 de milioane m-au mai costat pe mine banii mei, comenzile pentru tricouri. Nu cred. Da, dar cu mare drag îi dădeam, pentru că Rapid avea un talent să ne dea tricourile și la fotbaliști exact la prețul care era, nu e, nu niciun discount. Deci nu. Uite la nu, nu, la Beşiktaş la de acum 20 de ani, zic, la fiecare meci două tricouri în țiplă plus echipamentul training de încălzire, tot ce aveam ne rămânea nouă. La Rapid vrei ceva bani. Da, și dar le dădeam pentru că toată lumea vrea tricourul Pancu, asta e. Prețul celebrității. Mie, da, 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 da. Mie nu mi-a dat niciodată, deși ți-am cerut și jambierele, și Adidas, și spune-mi o chestie. Voi înainte de meci, vorbiți? Auzi, îmi dai și mie tricou după meci. Adică vorbești cu colegul tău? Dacă vrem să facem schimb, da. De exemplu, când întâlnești un fost coleg sau când mai întâlneam celebrități din astea, staruri mondiale. Ai dezbrăcat pe cineva? Nu știu dacă am dezbrăcat și nu știu dacă i-am cerut cuiva înainte de... Dar după meci care se nimerea, făceam schimbul de tricouri. Nu cred că am avut niciun jucător la care să-i spun dinainte îmi dai tricou. Decât dacă aveam o obligație. De exemplu, dacă jucam cu Steaua, îi ceream tricou unui stelist pentru un prieten stelist, cu Dinamo pentru un prieten dinamovist, dar le spuneam dinainte. Am îmi dai tricou. Eu nu schimb tricourile, dar arunc foarte multe prosoape în concert. Asta e și câteodată, chiar dacă n-ai prosoape, încerc să arunc haine de pe mine. În special dacă e minus 20 de grade. Și după aceea, pe la sfârșitul concertului, colegii mei din spate, deci pentru că sunt așa în tricou, minus 20 de grade, și ora jumate de concert, dimine saburi. Jesus! Mântuitorul, tu ești! Dacă mergi și pe apă... Și dacă scurge și o lacrimă... Am mers și pe apă, dar n-am plutit. Apa a transformat-o în băi, Universitatea Grăba, lasă-o mă moale, mă! Extraordinar! Și pastor tăie la montaj. A, și pastor tăie la montaj. George, yeah. Spune-mi, te rog frumos, ce rapidiști celebri ai cunoscut? L-am cunoscut pe Daniel, că e aici, pe Nicolae, l-am cunoscut. Pe Nico. L-am cunoscut pe Costin Lazar la meciul cu Steaua, cel de care, Steaua, FCSB, mă rog, pentru mine Steaua, au rămas Steaua. Pe Săpunaru l-am cunoscut, pe Maftei, pe toată lumea. Am jucat împotriva lor. Numai capitan, eu așa sunt, eu trag la capitan. Și am jucat un meci împotriva lor și mi-aduc aminte când m-a speriat. Tu ai jucat un meci împotriva lor? Da, am jucat un meci demonstrativ pe 1 iunie pe Giulești, era și Cătălin, eram ceva influencer versus mari fotbaliști, old boys sau cum, așa. Și cât ai rezistat? 15 minute, dar bune. Nicăieri nu rezici 15 minute, Horia. E performanța de nici la Yes nu joc 15 minute. Alo, Lorena. Cu Lorena Pancu aș vrea. Da.
Cum? 30 de secunde. Mulțumim, Lorena! Da, cinstite! Muncite, ca lumea! Muncite. Și când ne-am întâlnit, înainte să intrăm pe teren, a venit Daniel și a făcut așa. Bum! Bum! Ne-am înmuiat toți, ne-am făcut mișa așa. Era, n-am mai jucat. E că noi o să plecăm un pic. Avem noi un fost master de la noi în Qatar de mulți ani. A plecat odată cu Răzvan Lucescu și a rămas acolo, Doamne ajută, pentru că a avut o copilărie, orfan și astea și e foarte bine acum. Dar rapidist crescut, mers cu trenurile de mic, luat, pentru că dacă erau orfani, luau toți cei bătrâni din galerie. Și câteodată când mai era după un meci, sau ne întâlneam în vacanțe, tot timpul, apropo de asta ce ai spus tu, când da, ne mai cherchelim puțin și începem să ne aducem aminte și vine și direct... stați așa să vă arăt eu ce se întâmpla când ieșeau ăștia din generația mea, când ieșeam cu ceilalți adversari pe Giulești. Eu le mai făceam ultimele tușuri pe la picioare, se uitau doar la aia puțin și băteau de două ori din crampon și face așa, bum, bum. Cremeneau toți, era 3-0 de pe culoare. Astea au fost vremurile pe care le-am prins noi. Adică ieșeam, el se mai ocupa puțin de noi, doar ne uitam puțin la ei de două ori din crampoane. Deja erau timurați. Da, am simțit ca pe niște gladiatori. Mi-au aminte că atunci noi ne-am făcut mici toți. Eu am de fiecare dată. Apropo de asta, ca să nu uit ideea, când am jucat cu Liverpool acolo, am fost noi în partea aia la alții. Au ieșit băieții, erau toți de la 1.90 în sus. Și erau iritați că tot întârzia arbitru și au început ei din crampoanele alea. Come on, ref, come on, come on. Și domnul arbitru, haideți mai repede. Și noi trebuie să prindem avionul, că avem la 7. Haideți să termin, că trebuie să... Ne-am dezvolcat bine, a fost 0-0. Nu e, dar așa, pleacă mult de acolo, pleacă multe lucruri, da. Asta i-am zis lui George la meciul de pe 23. Păi vezi că pe vremuri la Liga a doua și am prins și eu când am după aia am promovat cu Iașu repede, dar încă și la Liga 1, dar la Liga a doua erau alea, aia nu e vorba așa, era celebra, se mănâncă am patru copii acasă sau astea se spuneau, adică la propriu, nu? Okay. Da. Erau. Ce chestie? Da. Și am patru copii acasă. Păi cine trebuie să mănânc? Auzi, e asta că am patru copii acasă. Hai zi. Bănesc că la fel contează și primele minute de joc acolo. Pleacă multe de acolo. Pleacă multe, dar sunt unii care cedează și unii care rezistă. Nu știu, de așa am și exemplu la Galați. Eu am dat 4 goluri în jocul ăla, eu singur, 4. Am câștigat cu 4-0 sau 4-1. Și înainte de joc, la fel, jucătorii Oțelului, de la genunchi în sus, îi mâncăm pe la noi. Și eu îl întrebam pe Ienci, era capitanul echipei. Da. Întrebam, băi, cine ăsta, ce vreau? Adică le-am răspuns-o repede ca să vadă și ei. Da. Că nu ne-am timorat repede. De la genunchi, că îi mâncăm, că îi rupem. Și am întrebat, cine ăsta? Dar de față cu el. Cine ăsta, că nu știu cine e. și omul, după aia a ajuns la FCS, la Steaua, mult timp și în echipa națională a jucat, fundaș central. Deci... Dar atunci, la momentul ăla, era tânăr, era de perspectivă, a vrut să-i impună și el pe culoar. Și nu i-a mers. Nu mai, și i-am dat și 4 goluri. A fost o impunere sănătoasă. Nu o să uită niciodată. Dar în afară de, dar în afară de fotbaliști, da, niște personalități artistice pe care le-ați cunoscut, care sunt rapidiste, care au fost și sunt rapidiste. Horia Brânciu. Da. Nu-l cunosc, dar cred că e un băiat de soi. Extraordinar, și are un podcast, trebuie să urmărești. Trebuie să te uiți. Hai să trecem peste lucrurile astea simple. Așa. Și naturale. Pe cine am cunoscut? Bă, odată pe Cătă l-am cunoscut, chiar dacă pare că e de față el. Puteți să mă îmbrățișați dacă simți. Te invit aici, da, ok. Uite că nu mai vine nimeni în cap. Am prieteni din alte universuri. Nici mie nu-mi vine, am un blank total acum. Uite, mie mi-a venit minte, l-am cunoscut, l-am felicitat ieri pentru un film, ieri fiind la Steaua. Uh-huh. Ieri am felicitat la ultimul meci cu Steaua pe Alexandru Bindea. Ah, ok. Care are un film pe Amazon cu Prime, Power îi zice. E într-o coproducție foarte interesantă. Și l-am felicitat pentru film și mi-a plăcut foarte mult ce s-a întâmplat. Am, de altfel, ieri am primit și un CD din partea unui mare rapidist care se numește Dan Grigore. Da, și mi-a dat și o... Adică chiar m-a surprins ieri. Noi ne întâlnim de... Cred că știi foarte bine că ne-am întâlnit de multe ori la stadion. Lui Horia Brânciu, un semn de prețuire și mai departe de la Dan Grigore.
Și chiar în pofita faptului că nu se mai mișcă așa ușor ca în tinerețe, văzându-l acolo, zic, bă, omul ăsta și cum să spun, suferea adânc ca noi toți ca de toți, altfel. Toți rapide și sunt la fel. Nu? Ieri la ultimul meci cu Steaua m-am întâlnit cu Nico după meci, care acum, iată că, cred că a avut el, n-a vrut să fie antrenor, atenție, el a vrut să fie președinte, nu antrenor, pentru că el ca antrenor avea responsabilitatea multor copii, cum ai tu acum, de exemplu, la Under 20, și îmi zicea, băi, cum a fost, fericită pentru meci? Lasă-mă, că numai sunt plin de adrenalină și în același timp, în ultimele zile, am luat calmante, pentru da, că da, efectiv... Da, se consumă, dar nu, toți sunt la fel, nu. Toți rapidiști sunt la fel, că absolut. Mai aud, am un prieten rapidist fanatic, am un, nu, toți suntem la fel toți aici, sunt, da, nu, este, nu e unul mai puțin și altul mai mult. Exact. Iar, și eu aveam, cel puțin cât am antrenat în Liga a doua Rapidul, la Liga a treia a fost distracție, nu a fost două meciuri tot anul, dar la Liga a doua erau, mai erau, și am văzut niște stări la televizor, nu e... Da. Să nu le arătați copiilor, vă rog eu frumos, dar foarte puțin din colegi de noștri, și jucători și antrenori, înțeleg că acolo e ceva special, e aparte, se trăiește totul la intensitate, eu cred că de multe ori mult prea mare, nu e. Nu e normală, dar nu poți să o scoți din rapidist, n-ai cum să vezi. Și cine mi se mai pare apropiați așa de fanii Rapidului, în afară de cei de la Poli Timișoara, cei de la UTA sunt la fel de... Așa mai sunt noi, eu aș spune Craiova și Petrolul. Și Craiova, da, bineînțeles. Craiova, Petrolul, da. Stai aici fața la montaj. Vreau să-i salut cu ocazia asta pe cei cu care mă întâlnesc de peste 15 ani. Pe cei de la Club Aristocratic Rapid. Aici au trecut foarte multe, foarte multe personalități, printre care o personalitate pe care Rapidul nu poate uita niciodată și la 100 de ani trebuie să o amintim și chiar asta va trebui să cântăm în ce urmează. Nu știu dacă ați venit aici. Voi știți foarte bine că la 100 de ani de Rapid putem vorbi, dar lucru simplu, e un podcast în care mai și cântați. Nu știu dacă știi, dar... Mă bazez pe vocile voastre, noi pentru că voi... Noi nu știm să gătesc dacă vrei, el ar putea să imite și Pancone dacă vrei să arate niște scheme cu... Să jucăm obligat la bară. Sau obligat la bară, dacă vrei. Sau la mălai. Deci eu cred... Cel care s-ar bucura foarte mult de acolo de sus... Deci dacă reușesc să cânt, nevastă-mă mai ia încă o dată de soț. Eu cred că trebuie să te pregătești. Da, alea baking vocals. Eu vreau să vă spun că această melodie, și în special un vers care mi-a plăcut enorm de mult, reprezintă o chintesență a acestui artist. Florian Pitiș a fost unul dintre cei mai mari rapidiști, iar una dintre părțile care îmi place foarte mult este următoarea. Hei voi neatenți la soarta noastră, hei voi ce ne credeți pui de drac, gândurile, și acum către toți oamenii care ne privesc, care iubesc alte trupe de fotbal, formații. Gândurile voastre și ale noastre, gusturile, însă nu ne plac. Deci e ok să ai aceleași gânduri. Poate că gusturile ție îți place Rapid, ție îți place Steaua, ție îți place... Nu-i nicio problemă. De aceea, vinovații fără vină... Încerc să se facă lumină. Uite, uite! Uite acolo! Uite acolo pe o murdare! Hai, Cătălin, că poți. Nu știu cum să intru. Bate la ușă și intră. Deși ia de aici. E foarte simplu ce trebuie să cântați. Ok. Așadar, pentru toată lumea. Iată, cântăm noi refrenul și tu cânti strofele. Hai că încep eu ca să o fac curat. Sunt curat la trup, curat la suflet. Toată lumea. Vreau să înțeleg și să iubesc. Nu contează cât de lung am părul, important e cât de mult gândesc. Simt în trup retor și dași comati, firea mea e saltul omenesc. Nu contează cât de lung am părul, important e cât și cum gândesc. Să-l alți castele de gândire. Vreau să fiu lăsat să simt cum cresc.
contează cât de lung am părul, mai presus e cât și cum gândesc. Nu e loc de noi în lumea voastră, nu-s din noi așa ce ne muncesc. Foarte frumoasă voce, Cătălin. Și din cont de cât de lung am părul, nu de cum și cât de mult gândesc. Soarta noastră, hei, voi ce ne credeți, pui de drag, bine, bagone! Gândurile voastre și ale noastre, zi, George! Gusturile însă nu ne plac. Hei, voi ce-ați fost odată tine, care să ia? Hei, voi care știți ce-i omenesc, nu contează cât de lung a părul, mai presus e când și cum gândesc. Că mi-ai dat mute, da? Doamnelor, pentru nunți, botezuri și colinde. Mai era una, dar nu pot să zic. Instalări de Windows. Asta de unde am fost? Cât e asta? De ceva timp. Au stat și ăla, băieți. Da, mă, da. Asta e viața. Asta e viața și merită amintit un artist care ne-a părăsit, din păcate, chiar anul ăsta. Mitică Popescu. Popescu. Da, da. Da? Mare rapidist. Cum de altfel sunt mulți alții rapidiști, actori și artiști. Și... cu siguranță. Și Georgeac, prietenul nostru, George Alexandru, și el era rapidist. Și într-adevăr, această dragoste la prima vedere s-a făcut și chiar discutam ieri cu cineva. Băi, ok, dacă privești pe televizor, poți să fii fan oricărei echipe. Dar când te duci la Rapid, uiți de televizor și vrei să fii acolo. Exact. Cel puțin pentru copii, rata 100%. Da, exact. Avem mulți suporteri și din ceruri. Da, da, frumos, frumos. Se duc noi în continuu, trece timpul. Băi, am cântat. Tu acum ai conștientizat. Da, acum mi s-a încărcat caracterul, personajul. Cum ți s-a părut? O să tăiem la montaj. Okay. Sper că mi-ai dat mute, da? Auzi, vine o foarfă, că de-aia mare. Eu sunt ăla care tăi la montaj. Bun. Stai, vreau să vă spun că am și eu telefonul meu? Te rog. Vreau să vă spun că e la ultimul meci la care am fost pe teren, lângă mine a stat Andy Moisescu. Și Andy Moisescu, drăguțu, iată că am și un mesaj de la el. Ce surpriză! Pă bune, chiar acum a venit. Și zice așa, dacă și audem. Opresc puțin timpul în loc, opresc chiar și filmarea pentru a transmite un mesaj cu ocazia centenarului Clubului Rapid. Aș vrea să le doresc tuturor celor care urmăresc podcastul lui Horia, ceea ce ne unește pe noi, respectiv dragoste necondiționată. La mulți ani, Rapid! Frumos! Frumos! Bravo! Frumos. Bravo. Bravo. Eu i-am scris textul. Ok, fiat! Nu, glumeam. Vreau să vă arăt o chestie pe care... una dintre cele mai faine scandări. Ok. Pentru că acum e o chestie... Copilul acela de care zici tu, Pancone, el vine acolo, vede o trupă contra celelalte pe teren. Dar când se uită în stânga, da. Mă rog, sau în dreapta. Sau în dreapta, da, sau în față. Bă, unde să mă uit? Ai două spectacole pe teren. Ok, și celelalte trupe, să trăiești, Vasile. Numai bine, sănătate. Și celelalte trupe au imnurile lor, au, după cum ne-a spus și Cristi și mai departe, toată lumea. Numai că acolo... Deci este formidabil cum, deodată, și asta vreau să auziți. Asta e melodia mea favorită. Da. Asta? Pentru că am fost din Amovis când am fost mic de asta. Și când am venit prima dată, la revedere.
Deci Andy când a cântat asta prima dată, am zis, bine, eu l-am dezvoltat. Dar știi cum e una foarte frumoasă, nu? M-am trezit de dimineață, mi-am dat seama că e meci, mi-am luat șapca și fularul, tata m-a întrebat, iar pleci? Noi tinerii suporteri ai clubului Rapid. Că e singura cioptimie în România care poate cânta 90 minute fără să repete. Da. Și am avut acum ceva timp un meci și înainte de meciul de fotbal a fost meciul de handbal al fetelor, iar galeria Rapidului a venit mai devreme pe stadion să susțină de acolo și echipa de handbal. Da. Au văzut meciul pe tabela din stadion și au cântat încă vreo 40, 50 sau chiar 60 de minute înainte să înceapă meciul. Și apoi am mai cântat și 90 de minute la meciul de fotbal. Ce poate fi mai frumos de atât? Și de apreciat. Eu de astea m-am zis la sala Palatului, trebuie să iau galeria Rapidului. Da, trebuie. Și acum un duet. Hai, facem un duet. E septembrie, că la lucruri simple n-ar merge, că e mai lente. George, te văd foarte entuziasmat. Care este scandala ta preferată? Mie place mai nouă aia cu nevestele. Sună bine, are milioane. Te rog, nu știu deloc, care e? Nu, George, nu, te rog, nu. Ole, salutăm nevestele, era ceva de plăcut. Îmi minge sufletul, nu știu de ce. Băi, vreau să spun că... A fost Ada la mea și m-a întrebat și ei de acolo ce zic când aud asta. Frumos era că când dau și copii ai amicii învățase. Oh, Doamne, da. Într-adevăr vreau să vă spun că ieri, la ultimul meci a Rapidului cu Steaua, desfășurat pe Giulești, vreau să vă spun că cele două tabere, a noastră mai consistentă, a lor undeva în partea dreapta, așa, a terenului, de fiecare dată și silent speaking, ceea ce nu se întâmplă de obicei. E ca și când toată galeria cântă un cântec, dar din când în când o parte din galerie ridică un vers, două versuri. Pac, o coboară, iar ridică alte versuri. Băi, tu practic ești într-un... Ăsta a devenit acum, și mă bucură foarte mult că există așa ceva, ăsta a devenit un fel de limbaj care nu se scandează, dar trebuie să fii foarte atent. Deci practic ai trei spectacole. Spectacolul fotbalistic, spectacolul galeriei care cântă și acela al mesajelor. Da, bannerele pe care le-a sunt bestiale. Cu niște mesaje foarte, foarte, foarte inteligente. Adică la nu sunt de acord cu alea xenofobe, ca să nu mă interesează alea. Chiar eu am vrut foarte mult și la alea, pentru că la finalul meciului, tot cu Steaua, s-au dus jucătorii să cânte cu galeria și au început să cânte Am avut și vom avea mereu, știm cu toții. Și Florinel Coman cânta cu ei. Și știm că e un mesaj destul de rasist acolo și era amuzat că Florinel Coman, singurul pe teren. Era cu ea, am avut și eu am pățit asta, am făcut rugby. Bă, rasist că suntem români cu toții și la ei sunt mai mulți. Da. La fel mă făceau și pe mine, m-am întors, era întuneric în spate. Da, la un meci pe Arena Națională, dar întuneric la propriu. Era... Nu se drumul la becuri. Da. Eu am făcut rugby la Dinamo și cu legitimația de la rugby puteam să intrăm și la meciurile de fotbal. Și l-am dus pe un unghi de-al meu care e dinamovist, a vrut și el să vadă meciul, juca chiar Dinamo cu Rapid. Și am intrat acolo la peluza a doua, cum ar veni, în partea opusă de galerie, unde era liniște. Și mai erau câțiva domni lângă noi, de puțin mai... Iubitor de vin? Da, care nu păreau de acolo din context. Așa? Credeam că e posibil să fie de-ai noștri. Și... Deci avem și autoironie. Și la un moment dat a început scandarea asta și ei cântau cu atâta poftă și mă uitam la ei și nu înțelegeam nimic. Efectiv nu înțelegeam nimic. Adică dacă ei strigau lucrul ăsta, da. Mi se părea... Se simțeau bine chiar. Da, probabil. Sună bine. Un fel de Marilyn Manson al... Dar la noi nu e ce autoironie. Am luat cupa aia în 98 și direct melodie după 23 de ani, cupa este la țigani. Adică da, cântat frenetic de toată lumea. Nu? Da. Ca așa să... E vorba de melodiile. Gypsy Road, Take Me Home. Spune-mi în... la Beşiktaş. A fost un capitol al vieții tale în care, iată, fii atent aici. Dacă vrei să... vă rog frumos, din... Mulțumesc, așa. Colegul meu a studiat și la Istanbul, a studiat acolo chitară clasică. Deci așa cum a fost Csíkszerebo. Csíkszerebo, da. Da? Nu se știa clar că acolo, la Beşiktaş,
S-a accidentat sau a fost dat afară portarul trupei, echipei? Nu, a luat roșu. A luat roșu. A luat roșu, a luat roșu, da. Cu o intrare, cred că a fost o intrare urâtă. Al doilea galben, nu, a luat un galben, a făcut un penalti și a protestat la arbitru vreo 3 minute. I-a tot spus ăla de 3 ori, vezi că îți dau al doilea galben, îți dau. Nu, nu se potolea, pentru că el era convins că are dreptate. Că... Și acum ce a fost în Turcia iarăși la meciul ăsta Fener cu Beşiktaş, pentru că de câte ori jucam acolo, dar oricine joacă la Fener, Fener e un fel de altă echipă de la noi, care beneficiază tot timpul de câte un penalti așa din aer. Tu vorbești serios? Da. Și atunci a fost la fel. A ieșit portarul, era undeva la linia de fund, niciun pericol, a dat arbitru penalt, i-a dat galben și a protestat 3-4 minute, fără să-și dea seama că îi dă roșu și că noi făcusem schimbările. Erau făcute. Extraordinar. Deci, încă o dată, Mircea Ciucă a ajutat. Da, și a trebuit să intre un jucător. Dar ei, antrenorul de pe vremea aia de la Beşiktaş, știa că tu ai fost portar? Nu, dar știau jucătorii, pentru că după antrenamente, mai sunt antrenamente unde ne mai relaxăm. Portarul joacă atacant, atacantul joacă portar și la fel. Unul care e dreptat joacă doar cu stângul, stângaciul joacă doar cu dreptul, mai pentru de compensare. Sunt un fel de antrenamente din astea ludice. Și după antrenamente eram și la jocurile astea, dar mai rămâneam și îmi băteau chiar lovituri libere să stau în poartă. Câteodată se chineau să-mi dea gol. Antrenorul nu știa, pentru că era în primul lui an la Beşiktaş, dar jucătorii știau, în special Sergen Yalcin, pentru că mai erau doi, mai era Ronaldo Guiaro, care era un brazilian fundaș central mai înalt decât mine. Vrea și el să stea în poartă și mai era și un egiptean, Ahmed Hassan, dar nu puteai să-l bagi în seamă că era cât... Cam așa se agita și jucătorii au spus antrenorului și antrenorul a luat decizia să intru eu în poartă. Și am luat gol doar din penalti. Doar din penalti. Bine, ce jucători aveam în față, Alex, național la Braziliei, care mi-a și dat golul din penalti, Anelka, juca în atac, Van Hooijdonk, mai erau doi turci iarăși foarte buni, adică, dar oriunde mă duceam, așa, din adus aminte, din experiență, știam că aici e un jucător, eu trebuie să acopăr partea asta, așa, lucruri simple care adus aminte, unde mă duceam venea și mingea și cu doamne, am mai avut vreo 20 periculoase pe centru, le-am respins în față, după care am ieșit bine la blocaj, n-am luat gol și am dat și gol noi în minutul 98, când am stat 18 minute, am stat cu totul în poartă, nu știu, că cu 4-3, în 10 oameni cu mine în poartă, a rămas istorie, nu e, adică ăla chiar nu poate fi șters. Știi că acum ești... S-au vândut tricouri cu Daniel Portar. Un milion de tricouri într-o săptămână. Un milion, milion de tricouri e enorm. Dar nu știu că eram așa de fraier atunci. 1% dacă ceream știu că puteam să cer. Din mărci, da. Noi mai putem să facem... Înaintăm o cerere. Retro. Nu, dar gândește-te că acum știi că dacă te duceai în anii 90 în Turcia, ziceai Hagi. Acum, adică lucrurile se complică, pentru că în 96 a venit Hagi la Galata. Așa. Și acum se complică, pentru că acum zici Pancu și Hagi, știi? Da, am fost și în zona de bazar, dacă te vedeau că ești român, începeau Hagi, Pancu, ziceau direct și... Lucescu, și mai departe. Și de Mutu ziceau, îl știau și pe Mutu. Nu știu... Dar sunt, au cultura asta, adică, și la noi, și la Giulește, la fel, pentru că giuleștenii își respectă foștii jucători. Sigur că. Mult de tot în alte locuri în România, la 2 ani după ce ai jucat pentru ei, te cam uită și e foarte trist lucrul ăsta, dar am, așa că mi-a adus aminte, am cazuri rezolvate, adică om care nu mai intra undeva, a trebuit să-i fac o poză, să-i trimis să-l ajut cu ceva, unul nu avea loc pe feribot, la fel îi trimit poză că eu sunt și că lasă-l și pe el pe feribot cu mașina, că e ultima cursă și nu mai ajunge, dar se rezolvau. Ce tare! La vamă, au, și de la vamă câte am. E bine de știut. Da, e bine de știut. O să notăm aici. Nu știu, da. Poate programăm o vacanță în Turcia. În Wikipedia scrie că și George, când te duci în Istanbul și te duci la un harem, întreabă George Tănase. George. Deși că de râm, George Tănase. George Güzel. Top-tan. Rapid. E rapid. Ceabuc. Băi, George, acum altfel nu-i fie vorba. Pentru că... Poate nu știi, dar nașul de cununie a lui George este Radu Pietreanu de la Vacanța Mare. Aha. Deci, practic, ar trebui să fie... Tu îți dai seama, doi comedianți într-o familie. Poate să fie prea mult.
Da, e mult prea mult. Deja se dau toate glumele acolo, rămâne numai balast așa. Da. Fetele pleacă în bucătărie mereu când începem. Bine, dacă vrei să fii mai celebru, îți luai numele soției. Da! Da! Aici e eu o să cobor un pic aici. Așa cum ar zice Allah Akbar, este așa. Acum, pe bune, eu am înțeles din toate informațiile mele, pentru că, după cum vedeți, sunt informat. Dincolo de faptul că din tricou cu numărul 9 la Beşiktaş a schimbat în tricou numărul 1. Și asta sunt informat. Unu, ultimul sezon cu 1. Cred că ai prieten pe la băieții cu ochii albaștri ceva? Sau... Ce? Bine, Ada? Nu, nu, nu. Okay. Hai că am ceva treabă acasă. L-a sunat Brățara. Asta cam mult. Eu am auzit că tu, George, da, când faci poantele, când te apuci așa creația prin casă, iubita! Iubita! Ia vino încoa! Ia vino încoa! Da, 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 fix așa. Eu sunt iubita ta. Da, da, da. Și să fac o... Bine făcută. Opa! Well done. Acțiune. Dragoste, că nu-i zic iubita, îi zic dragoste, așa. Fii atent, fii atent. Nu vin. Stai, nu mă las așa. Nu vin. Ai, vin, o să zic, am o glumă acum și nu știu dacă e bună, să o salvez, te rog eu. Cu ce își vindecă, știi cu ce își vindecă oltenii rănile? Cu ce? Cu aloe vere. Era aici, era în căpere. Da, da. Aloe vera. Ceva de genul, și aia e. Crește tot din. Exact, exact asta e atitudinea iubitei. E atitudinea lui. Ok. Ea fiind de la Iași. Da, ea fiind de la Iași. De ce nu? E o relație foarte bună. Îi dai vreodată, tu joci cu Radu, ai început să joci în spectacole. Da, am avut spectacole multe împreună, acum merge un pic separat, că ne merge bine la amândoi. uite, în loc să fie unitate. E unitate, când ne întâlnim, cheltuim bani împreună. Așa iau bani din mai multe locuri. Da. Dar mi se pare interesantă chestia asta. M-am gândit și eu să merg cu CD-ul. Ok, o să mergem, o să... Am avut cu Radu, am avut perioada cea mai grea, când ne mergea foarte greu la amândoi. Am făcut la cel mai puțin oameni, am făcut în fața 8 oameni. Să faci comedie în fața 8 oameni într-o sală de 250, e cumplit, dar atunci Radu mi-a dat cea mai frumoasă lecție de viață. Am ajuns acolo, noi în mod normal anulam spectacolele. Și Radu nu era de acord cu chestia asta, n-a fost niciodată de acord. Și eu când am ajuns la 8 oameni, am zis, băi Radu, dar nu... Anulăm, că dar sunt de 8 ce oameni. S-a întâmplat să fie 8 oameni? Nu au fost vânzări, nu s-a făcut promovare cum trebuie. Eram într-un cămin cultural refăcut în club, ceva de genul, cu o scenă înaltă, deci să faci nici scenă. Nici nu avea vad, să spun așa. Nimic. Erau 8 oameni, cred că cu tot cu 2 ospătari. Deci cred că erau 6 în total. În fine, și Radu a zis, nu anulăm spectacolul, facem spectacolul, oamenii ăștia au plătit bilet pentru noi să ne vadă. Și am făcut spectacol și mi-a dat cea mai frumoasă lecție de viață. Și de atunci am scos orice fel de idee de a anula spectacole, de nu. Orice oameni ăștia au plătit bilet pentru tine și faci stand-up pentru asta. Și am urcat și am făcut, ai, ești un show chiar bun, cu 8 oameni, auzi așa, pe rând. Nu știam, e vreun ritual sau a fost interesant. Lasă-mă, și când sunt prea mulți, nu-i bine. Da, da, da. E groaznic. Okay. Perfect. O să vă vii la sala Palatului. Te rugăm. Acolo e grindina. Nu, da, și mi-aduc aminte perfect Radu, Pietreanu și Mugur. Și pe vremea lui Dan Saba, dar și ulterior cu Axinte. Erau foarte bine primiți la sala Palatului și mă bucur foarte mult revenirea lui, mai ales că... Da. Și mă bucur foarte mult și vreau să te felicit personal în fața martorilor noștri rapidiști pentru faptul că ai fost lângă el atunci când a fost bolnav. Da, da. Și de fiecare dată zice că soția lui Mihaela nici acum nu înțelege de ce asta lângă el era sărac, era bolnav. Mamă. Și da, bine, da. Umorul este foarte evident, dar dincolo de asta, când ne e bine, da, știi? Când ne e bine, toată lumea, hai să celebrăm și să aniversăm. Hai să ne bem și să mâncăm. Dar lucrurile astea trebuie să se continue, sudarea asta, legătura asta, simbioza asta, trebuie să continui neapărat și în modul greutăților, pentru că după aceea descoperi caracterul celui de grădină. Corect. Chiar dacă ești soție, soț, chiar dacă ești prieten, prietenă,
chiar dacă ești camarad, trebuie să vină. Chiar câteodată zici să vină greutățile ca să văd cu cine stau lângă mine. Da. Cel mai emoționat moment al meu vis-a-vis de treaba asta e când mergeam cu mașina spre spital, încă nu știam sigur care e diagnosticul. El a fost până la final unul dur și a început la radio, total întâmplător, melodia The Final Countdown, piesă pe care Radu intra pe scenă de 30 de ani. Nu cred. Care e foarte emoționantă și în mintea mea s-a format ideea de oare asta e retragerea, mi se ridică părul pe mine numai când am auzit și mergeam la el la spital, care, mă rog, era o situație foarte complicată, nu știam ce se întâmplă, unde, ce facem, cum facem. Și eu tot ce făceam la spital, când mergeam la el, pentru că nu puteam să fiu ca toți ceilalți oameni, că veneau tot felul de oameni dragi lui, care, că de ce ai fumat, că de ce ai făcut, cum facem noi oamenii de regulă la probleme de sănătate, că nu-i bine. Da. Dea o soluție sau eu tot ce făceam e să nu vorbesc despre asta și doar să-l fac să râd. Orice, că eu găseam mereu un personaj, îi plăcea lui, găseam un personaj care să-l distreze. Am înțeles că m-a imitat pe mine. Copii, întotdeauna. Copii, hai să facem. Hai să cântăm ceva frumos, să bem un vin. La care Radu, nu pe Brânciu, că mor de râs. Da. A fost o perioadă interesantă, dar i-a dat putere să meargă mai departe. Și iată că poți, se poate în viață. La mulți ani! Doamne ajută! Doamne ajută! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! De fiecare dată am uitat un ochi esențial. Dragul meu, Cătălin, de curând, am citit în presă, pregătiți-vă acum, am citit în presă, se discută despre al doilea copil în familia Balada. Da. Aflând asta, Ada a comentat. Păi da, a zis că ce să faci tu, 3 minute? Atât a zis. Atât a putut în momentul ăla. Toate reclamațiile să ții. Bă, ăsta e soț adevărat. Baby. Și baby, știi care e chestia? Mai mult eu îl fac și trebuie să mă întreb și pe mine, știi? La tine sunt și doar 3 minute. Cam așa este, dar... Nu așa e, bre. Este doar în perioada în care doar ea are copilul, timp de 9 luni de zile, sau mai puțin în funcție de sarcină, dar după aia copilul este al nostru și trebuie să ne ocupăm în egală măsură de el, să-l iubim și să-l îngrijim așa cum știm noi mai bine, cum facem și cu Alexuțu. Și așa este, ne mai dorim un copil, dar că din păcate, din cauza problemelor Adei de sănătate, nu am putut în ultima perioadă. Acum are un tratament foarte, foarte greu. Care va continua până anul viitor, înțeleg. Exact, în martie, aprilie, și atunci, după ce termină tratamentul, vom afla dacă poate să aibă un copil sau nu. Da. Doamne, dacă nu mă puteți lua pe mine la voi acasă. Oricum, lucrurile merg foarte, foarte bine cu tratamentul. Ea este mult mai bine acum, în momentul ăsta. A trecut de perioada cea mai grea. Acum doar face o perioadă de antibiotic, unul pe săptămână, un moldamin pe săptămână, doar pentru a fi sigură că elimină de tot spirocheta respectivă din corp. Mama e de spirocheta. Da. Să știi că eu asemăn punctele tale din biografia ta, dragul meu Daniel, cu emisiunile mele. La fel sunt. Dacă emisiunea e bună și de audiență și voi amândoi mă înțelegeți exact, pentru că și voi ați avut experiența voastră de televiziune. Șeful meu talentat. Nu am avut, avem. Dacă vreau eu. El are. Dacă vreau eu, da. Am fi putut să fim colegi la Neața. Oricând putem fi. Vezi unde eram eu sigur, acum sunt mai mult. Nu nicio problemă, vezi că vine... Asta-i... Eu și Florin Piersic avem o problemă. De aceea, pentru tine a fost senzațional. Astea sunt puncte în care ți-au crescut valoarea ca și fotbalist, ca și individ, ca și om, ca și rapidist și așa mai departe. Deci fii atent. La Beşiktaş ai luat Superliga în 2002-2003, da. Cupa Turciei în 2005-2006, da. Și după aceea, ca să continui rezultatele bune, te-ai întors în țară la Rapid, da. Și, băi, fraierilor, voi știți ce medalie are șeful nostru? Nu știți, bă, că voi n-aveți medalii, bă! Băi, n-aveți medalii! Fii atent. Meritul sportiv clasa a doua cu baretă. Wow. Reacție. Mi se pare wow. Ce e aia baretă? Bă, l-am... Habar n-ai. Exact. Am fost decorat de președinte, da. De pentru rezultatele 2006-2007 din UEFA.
Felicitări, adică bravo, bravo. Păi nu, ai, nu, ne-am rugat. Toți rapidiști, absolut toți. Da, felicitări tuturor. Toți de atunci. Asta a fost, cred că, după partea cu UEFA... Atunci, datorită. Da, i-aduc și acum aminte meciurile de atunci. Era și cum le trăiam și cu Hertha și cu... A văzut meciurile alea, că a ieșit și pe presă. Băsescu era și rapidist. Da. Hai să mai zicem asta, că după aceea să zic oamenii că au dat medaliile alea doar că era el rapidist. Nu, că mi se pare că a dat și în partea cealaltă. Nu, a dat și în partea cealaltă, împreună. Dacă se jucau meciurile invers, dacă mi-aduc bine aminte, să fi jucat întâi la Steaua acasă și după aia să fost rezultatul de 1-1 de la ei, am fi mers noi mai departe. Dacă n-ar fi fost regula aia stupidă care acum s-a scos la cerului cu golul din deplasare, de gândește-o, de calculează-o, s-ar fi întâmplat multe, dar... Oricum. A fost, oricum, nu știu când va mai putea fi egalată performanța. Eu nu văd în următorii 10 ani. În niciun caz. Nu, 10 înainte ani. Să vin pe teren, am referit tot la ultima Steaua Rapid, sau Rapid Steaua, din aprilie. Am venit cu Dan Grigore și spuneam, și Pancone știe despre ce vorbesc. Mai țineți minte maestre Hertha Berlin? Îmi zice, da, acolo tot cu 1-0 am bătut. Deci asta e discuție cu martori. Da. Mergeam așa spre... Stăteam așa într-o liniște și fiecare 1-0. Bă, merge și 1-0. Și mergea așa mașina ușor, intrase. O să fie greu. Dar ne gândeam, eu mă gândeam în permanență la Hertha Berlin, la acel 11 metri de acolo, și mă gândeam că eram toți înfrigurați într-un Berlin vai de rece, într-o atmosferă rece, o arhitectură rece, cu o echipă și cu... Ziceam, bă... Și singurul lucru care ne-a încălzit a fost 1-0. Și atât de mult, și de fiecare dată când mă uit la meciurile Hertha Berlin, zic, v-am putut. Stadionul proiectat de Hitler, la fel, cu negru ăla, scaunele alea toate negre. Totul era rece și urât, mi se părea acolo. Și ducându-ne în deplasare, zic, ce să facem noi ca să îndulcim această zi? Și bineînțeles că... Și bineînțeles că zic, cu cine aș putea să mă întâlnesc eu înainte de meci, cu câteva ore bune înainte de meci, ca să mă bucur și eu de atmosfera asta nemțească și să o îndulcim. Și un timp Daniel Pancu foarte... Vă nu aveam drept de joc. Ah, ok. Eram în vacanță. Dar cu cine mai eram atunci? Mai era cineva cu noi? Tu te plimbai cu Cristi Costache. Cu Costache, Cristi, da. Așa. Dar de seara am stat cu mai mulți rapidiști. Nici Viorel n-a jucat. Și Viorel Moldovan a mai fost seara. Dar am fost mai mulți. Am fost 10, cred că, rapidiști. Să știi că noaptea e frumos Berlinul. Întuneric prin de viață. Noaptea e frumos. Că se aprind becurile. A fost frumos. Da, și ne-am întâlnit a doua zi. Deci a fost un semn bun. Da, a fost un semn bun și de fiecare dată când mi-aduc aminte de asta... Pancone e o combinație foarte frumoasă între un om puternic, un bărbat puternic, un nebun puternic și în același timp cât îl vezi tu așa de fix, uite, perfectă, cravată, de asortat tot și așa mai departe. Deci, practic, din țiplă, el și Neckermann, pe vreme. Eu știu de la tata că e croitor. Tata a avut Neckermann. De fiecare dată zic, băi, în partea asta altă, dacă e acum, e cel mai romantic dintre noi, înțelegi? Eu cred că asta, combinația asta, pentru că un fotbalist adevărat, un tip care a luat și un tip cu care se mândrește cu niște rezultate formidabile pe care alții nu le fac într-o viață, sau două, bine, sau două trebuie să fie mai mult decât băi, joc bine fotbal, bun și în afara stadionului sau în afara muncii tale de fotbalist, mai se mai întâmplă ceva și așa mai departe. Și mi se pare senzațional că el e astăzi cu noi, că toți suntem împreună astăzi, m-am gândit la toată întâlnirea asta, bineînțeles că am mai dat telefoane. N-ați fost primele opțiuni. Răzvan Lucescu mi-a zis, nu pot, că greșii ăștia sunt absolut inimaginabili. Eharisto, dar nu pot să vin. Și mă gândeam, cred că n-aș fi putut avea o atmosferă mai frumoasă decât alături de Pancone. Și îți mulțumesc foarte mult că vei. Referitor la ce ai spus, am câștigat, cred că, mai mult decât am pierdut pe partea asta. Frumos spus. Pentru că
eu și dacă stau, nu știu, cu un om, nu știu, să spunem, cu un rang mai jos sau cel mai de jos rang, dar doar să fie om atât, cu aceeași plăcere stau ca și cum am stat la masă și cu președinți, cu miniștri și cu tot ce înseamnă, cu tot felul de oameni super puternici din lumea asta pe care am întâlnit și am stat, am fost invitat personal la masă. E același lucru, deci nu fac nicio diferență între ăla care conduce o țară sau ia niște decizii și un om absolut foarte simplu de pe stradă, oricare vrei tu, doar să fie om, atât. Nu e. Deci de nicio diferență. Mă bucur foarte mult. George s-a căsătorit în septembrie 2022. Da, am mai stricat un pancu. Pentru asta va trebui să spui, oricine se căsătorește în septembrie, trebuie să știe piesa, câteva acorduri. Cristian? Dimineți, continuă. Dimineți cu tăcea. Vrei să ajut eu? Cu aromă și de aromă de cafea. Un orfin ce se ridică. Un orfin ce se ridică. Simplu din țigara ta. Simplu din țigara ta. Te privesc în oglindă. Te privesc în oglindă. Și abia aștept să-mi spui. Și abia aștept să-mi spui că sunt a ta, Lorena. Că sunt a ta, Lorena. Nu sunt a oricui. Nu sunt a oricui. Refren. Refren. Hai, asta știu. Aș vrea doar să aduc. Asta știe melodia. Oftestățile lungi. Acum septembrie lungi. Vrei din nou liniștea. Vrei din nou liniștea. Pe când noaptea înceta. Acum septembrie luni. Băi, lăsați-mă, dar trebuie să-l aplaud. Ca la școală, jumate, da, învăț mereu pe jumate. Deci n-am avut în viața mea o așteptare. Eu am ajuns o tare mică. Asta e frumusețea vieții, o așteptare mică. Și iată, te surprinde. Plăcut. De unde știi piesa asta? Mai ascult septembrie. Septembrie când se face. Dar chiar când a fost compusă? În august? De unde am fost compusă într-o seară, PC. Ah, okay. August. Hai, nu plânge, cătă. Acum el să cânte. Nu cred. În august. Dar ce? Nu cred. A venit Panconi aici, vrea să-l fac fericit, nu să-l doar urechile. Cum era? Da. Da, frumos, înțeleg. După cum știți foarte bine, în fiecare duminică, la Neața de Duminică. Uneori și în cursul săptămânii. Uneori și în cursul săptămânii, gătește un tip cu părul. Cât o mai fi. Atent, zugărbit. Mustață și barbă, numit Cătălin Riza. Spune-mi, te rog, sincer, cine e cel mai mofturos din platou? Și poți să spui, s-au spus, noi cu toți am spus adevăruri care, numai ziarele de scandal poți să... Deci, te rog, spune-mi cine e. Sunt foarte, foarte, foarte sincer acum. Crede-mă, la noi, imediat după ce se termină emisiunea, sau în timpul emisiunii, mai ales după ce se termină emisiunea, se mănâncă exact cum se mănâncă acasă în familie, te strângem toți acolo la bancul ăla de gătit și mâncăm și îți arăt filmări de la fiecare duminică în care am putut să filmez și o să vezi că stăm cu toți acolo la masă, se mănâncă tot. Nu cred că există unul să zică că nu-i place sau că nu vrea. Acum știi cum e, că mâncarea e în funcție de cum îți place ție. Și de gusturi. Am înțeles. Acum, nu poți să-l nimerești de fiecare dată pe colegul, pe prietenul tău. Știi că tot ce ai spus o să fie scos la montaj. Da, știu. Da, vreau să zic că Dani. Nu, Dani, să știi că Dani chiar nu e atât de... Uite, dacă ar fi să fie cineva pretențios la mâncare sau cineva care cunoaște ce înseamnă mâncarea bună acolo, este Răzvan. Deci pe Răzvan nu poți să-l păcălești foarte ușor. Dacă vii cu o rețetă la el și spui astăzi fac, nu știu, o rețetă așa mai specială sau cu din Spania, de exemplu, sau ceva, și dacă nu faci cum trebuie, imediat ți-o dă peste cap și îți spune că acolo nu e cum trebuie și că nu-i place, nu e gustul care trebuie. Vine ca șefii, se uită. Da. Nu, el chiar știe. I-am zis și lui, am fost la șef la cuțite, am gătit alături de cei trei șefi, pentru o amuletă, iar el a venit să jurizeze ce am gătit noi și a fost cel mai coerent și cel mai precis jurat de acolo. Adică omul chiar a știut despre ce vorbește. În afară de oasele de la peștele care era să nece, dar trece peste asta.
Da, a fost invitat doar și cel mai bun invitat care a degustat, am fost eu. Deci am explicat foarte clar că am pus mâna într-un bol, am băgat în gură și nu m-am putut opri. Asta e cea mai frumoasă explicație pe care am putut să o dau cuiva care a gătit ceva pentru mine. Da. Și de asta, de exemplu, acum Scălătescu nu mă mai sună. Dumitrescu oricum, ia, dar nu, Bontea este primul. Vă știați că, apropo de Bontea, Sorin Bontea, vă știați că Daniel Bontea este cel care comentează pe Eurosport snookerul? Da. Sandy. Da? Nu știu. Ultima, mă rog, acum... De foarte multe ori, îl știam de foarte multă vreme și într-o zi Sorin chiar m-a prezentat, el e fratele meu și ne-am cunoscut, îți dai seama, asculți o voce, da? El a, dacă te uiți la Eurosport, snookerul l-a prezentat alături de Marius Sancuța. Marius Sancuța s-a stins, din păcate, Da. Și l-a rămas singur, înțelegi? E foarte... Și sunt și un pescar foarte bun, chiar mai bun decât Bontea. Nu există shallow într-o baltă să nu dea Sandy de el. Și acum, uite, mi-ai dat o idee. Tell me something, girl. Asta trebuie să o știi, okay. Pentru că melodia se numește shallow. Aole. Sha-la-la-la-la-la-low. Vrei să cânt eu asta? Da, 1, 2, 3. Ține, puneți-vă mâinile la urechi. Tell me something. Dar nu știu, hai. Deci nu trebuie să o știi. Nu o să iasă nimic, dar o fac, hai. Hai Cătălin. O să mă vadă Emilia de la Tecunos de undeva și o să vrea să merg și acolo. Deci o să cânt prost. Asta-i momentul tău. Tell me something, girl. Nu, dar nu, n-am nici cu engleza, nici cu nimic. Sunt de-a dreptul peste stângul. Ăsta poate să fie secretul tău. Să n-ai de noroc și după aceea când spui ești atât de stângaci încât, vai ce drăguție că tu. E și asta o chestie. Cum era cu șa... Sha-la-la-la-la-la-la-low. Sha-la-la-la-la-la-la-low. Perfect. Okay. Am încercat, Horia. Băi, ca un făcut interesant este cum se închid aici niște cercuri și niște... Elefantul Cici. Asta știam. Tu chiar vrei la te cunosc undeva? Nu. Bănesc că știi că am văzut Jurașul acolo. Da. S-a închis în 2020, când am auzit că, și acum când am făcut, am citit toată biografia, pentru că asta e plăcerea mea cea mare la podcast. Și vreau să vă spun vis-a-vis de fiecare dintre voi, când vă duceți la masă cu cineva, cum e o masă de genul ăsta, stați jumătate de oră, o oră, discutați, vrute, nevrute. Eu de la podcasturile pe care le fac, eu dacă îmi place ceva, nu neapărat mâncarea pe care o pregătesc pentru invitat, ci efectiv viața respectivului. Învăț atât de multe lucruri și descoper atât de multe lucruri pe care nu le-aș fi descoperit dacă n-aș fi avut ideea asta într-o zi, adevărat influențat de mai să zic, celebrii mei colegi la capitolul podcasturi, Bobonete, Micuță și așa mai departe, pentru că mi-a zis ce pot să fac? Bă, să vorbesc, e o chestie, dar hai să și cântăm, până la urmă și cu vorba multă. Așa? Ce obțin acum? Dar în momentul de față, să revenim la Pancone, în 2020, unde credeți voi că devenea antrenor ca să închidă cercul? La Iași? La Iași, mă! La Iași, dar nu știu de ce aveam în balanță Iași, Rapid, știam că nu mai era la Iași. Dar auzi, știi care a fost prima zi de antrenament? Aș vrea să cunosc portarul. Care portar, băi? Care e capitala? Exact! Chiar ți-ai făcut în prima zi acolo? Da, a fost o situație grea și s-a terminat nefericit pentru că am prins cea mai grea perioadă a clubului din ultimii mulți ani, probleme mari financiare și probleme de infrastructură, terenuri de antrenament, dar nu contează. Am venit cu o săptămână înainte să înceapă campionatul, erau anii aia de pandemie, s-a lungit campionatul și imediat a început altul, fără jucători, primele două etape, nu puteam să fac 11 pe posturile lor, adică am jucat cu fundaș dreapta, fundaș stânga, mijlocaș stânga, mijlocaș dreapta, dar nu mai contează. Ce am făcut în primele zile, am fost la stadion și după aia de dimineață până seara acasă, de după amiază până seara acasă, continuam munca pentru că trebuia să transferăm pe repede înainte jucători, să ne formăm lotul și să începem mamă, ce muncă trebuie să fie asta. Campionatul. Da, dar nu e, lipsește foarte mult. Uite, acum am acțiune odată la 3 luni, am multe momente în care mă mănâncă. Antrenorii tineri normal trebuie să antreneze zi de zi. E și asta o experiență de selecționer, este.
Este, pentru că, dar e multă muncă analitică, nu e practic, nu e aia să fii implicat în fiecare zi. Merg la toate jocurile, mă uit la toate meciurile la televizor, mai sare câte un jucător altul în ochi, dar nu se compară cu munca zi de zi, pentru că sunt atât de multe lucruri de nu poți să ai control, nu poți să ai, și învață și antrenorii la 80 de ani încă mai învață, pentru că de asta o să fie întotdeauna cel mai frumos sport de pe pământul ăsta, pentru că niciodată cu 5 miliarde și el alții cu 500 de milioane, să spunem, nu o să fii sigur niciodată că ăla cu 5 miliarde câștigă jocul. Cum e la basket, cum e la handball, cum e la rugby, unde favoritele mai tot timpul câștigă. În fotbal cred că și peste 100 de ani la fel va fi. Vor fi posibile surprize, e posibil să ai un portar în formă mare, să rateze aia 10 ocazii chiar cu miliardele lor și după aia tu să-i bați. Dar tu practic, tu ți-ai anunțat practic postura de astăzi, pentru că tu deveneai în 2018 antrenor principal la Rapid. La Rapid, da. După aceea a venit antrenamentul de la Iași și practic acum experiențele astea te-au format pentru a fi un antrenor, da, cu experiență. Da, de parte încă nu am licența proprie, pentru că e o situație destul de... Sunt 2 ani jumate spre 3 de când licența pro nu se mai face în România. Suntem mulți care ducem lipsă de licența pro, care să-mi permită să antrenez la cel mai înalt nivel. Mm-hmm. Pentru că eu și la Rapid am putut să fiu antrenor principal, pentru că antrenam în Liga a doua și ai voie cu licența A. La Iași am fost, de exemplu, antrenor secund. Aici sunt antrenor principal la U20, pentru că am voie la tineret cu licența A. Ca un fapt divers așa, eu am început să antrenez la voluntari prima dată. Am fost antrenor secund al domnului Florin Marin. Aha. 3 sau 4 luni de zile. Iar până acum eu practic singurele echipe de club pe care le-am antrenat sunt echipele unde am avut domiciliu. Deci la Iași am antrenat cu domiciliu, locuiesc în voluntari, am antrenat voluntari și am locuit în București și am antrenat Rapid în București. Și eram într-o emisiune și Dănuț Lupu face: "O, păi tu casă la Barcelona." Da, iarăși toți lucruri de și a sunat, da, că era un agent imobiliar de la Madrid. Da. Asta, soția ta. Da. Vreau să vă spun că... Actuala. Andra. Da. Pe care o știu și eu. Practic, cred că noi doi, cred că o cunoaștem pe Andra de foarte mult timp, pentru că am văzut-o de foarte multe ori pe scenă. Și vreau să te întreb, ea e rapidistă? Tatălui. A, da? Da. Bine, ala, exact ca noi toți. Da. Îți dai seama ce bucurie păi a fost pe el? Da. Păi cred nu, că știi cum a fost cu noi doi? A? După aia am întrebat-o. Noi ne-am cunoscut în 2001. Am fost o perioadă, eram de fosta soție, eram despărțiți, eram la început atunci. L-am cunoscut prin băiatul doctorului de la Rapid, care mi-a spus: "Bă, e o fată care vrea să te cunoască neapărat." Ok, care fată? Păi uite, o fată, dacă te duci prin oraș, te uiți pe acolo, pe acolo, vezi că o vezi, unde să o văd? Păi o vezi, ba pe autobuz, ba pe... Da, și a spus: "Ok, dă-i numărul meu." Și am întâlnit atunci o perioadă scurtă, pentru că ea tot timpul plecată, după aia am plecat și eu la Beșic, între timp mă împăcasem și cu fosta soție și am întrebat-o: "Dar tu cum ai ajuns la mine să ceri numărul meu de telefon?" Păi se uita tata la meci odată, de 2 ori, de 3 ori și mai tot timpul când treceam prin cameră, el se bucura și când mă uitam pe ecran erai tu. Da, asta a fost, da. Deci l-auzea pe tatăl ei când se bucura la goluri și când veneam mă vedea pe mine. Da. Mi-a și spus: "Băi, de 2 ori te-am văzut fără tricou," pentru că ea nu știa ce înseamnă fără tricou. Deci nu, dar eram cu maiou. Cu maiou pe mine, că eram cu maiou pe sub tricou. Dar zice, bă, dădeai gol și așa e, bă, îmi scoteam tricoul tot timpul și îl aruncam. Da. Și chiar odată când m-am văzut în maiou, era după un gol cu Steaua. I-am bătut 3-0 pe Giulești, dăusem un gol din lovitură liberă și atunci trecând tatăl ei uitându-se la meci, tot odată de 2 ori de 3 ori și până la urmă a întrebat: "Dar cine e ăsta de tot? Că numai ăsta apare când trec pe aici." Da. Și asta a fost tot treburi de destin. E, da, motivația pentru care niciodată n-am vrut să mă fac fotbalist. Să-ți dai jos tricou. Nu suport. Tăiem și asta de la montaj. S-ar putea? Nu știu, poate Andra cu 20-30 ani să vă uitat, uite-l pe Horia. De ce să bucură tata? Nu să schimbăm canalul? Da, nu să poate schimba canalul? Dar cunoștințele ei despre fotbal, paralizați de râs. Deci a venit la, eram antrenor la Rapid și am jucat la voluntari.
la voluntari, pentru că nu mai știu, Giuleștiul era ori suspendat. Nu, în regie jucam deja, dar era terenul foarte groaznic, gazonul, și am căutat un gazon bun. Și am jucat la voluntari cu turistul Număgurele. Și a venit și el la meci, primul ei meci, să vadă un meci de fotbal. A mai fost și când jucam la Beşiktaş în anul ăla centenarului, dar atunci nu ne-am întâlnit. Nu ne-am mai întâlnit mult timp, mai mult de 15 ani. Și mă întreabă după meci, ăla e portarul, nu? Zic, da, sunt unii îmbrăcați în profesor. Și mă întreabă, dar doar repede ce a schimbat tricoul? Pe asta observase. El nu știa că se schimbă porțile la pauză. Nu cred. A văzut un tricou de portar portocaliu și a doar reprezut un fotbal albastru. Și asta a remarcat de la meciul de fotbal și m-a întrebat dacă portarul și-a schimbat tricoul la pauză. Dacă o fi vreun regulament. Andra, asta nu o să scoate la montaj. Iartă-mă. Andra, noi te iubim, draga mea. Abia așteptăm să ne vedem. Cum ar fi zis domnul Șumudică, transpirase. Eu transpirase. Te-ai blocat. Dacă îți dau borobața, te mușcă de bere, gata. Hai să nu mai... Adică, stai puțin, tu vrei să-mi spui că tu știi să-mi miști pe Șumudica? A, da, e unul dintre personajele mele preferate. Nu cred așa ceva! Șumi? Ce, păi, nu știu, mai ales faza aia celebră când s-a certat cu reporterița. Când avea reporterița și a zis, domnul Șumudica, a doua înfrângere într-o săptămână, dar zici că am pierdut 7 meciuri la rând. Hai, zi! Că din respect pentru postul dumneavoastră de televiziune vă răspund la interviu. Păi știți că domnul Șumudica t-ai blocat. Genial. Șumi. Băi, eu cred că, iartă-mă, da. Voi, poate tu știi, trebuie să știi cel mai bine. Și tu, observându-l, poate că și tu ai o idee în sensul ăsta. Cred că e multă vorbă. Dincolo de a fi... Bine, au fost câteva succese, dar eu cred că e multă vorbă la Șumi vis-a-vis de multe aspecte internaționale. Și acum, de când a jucat cu Ronaldo... El a jucat, acum joacă. Joacă etapa viitoare. Da. Etapa viitoare joacă, da. Eu nu știu cum să-l... Nu-l cunosc în primul rând și nu știu cum să-l... Uite, că ziceai mai devreme ce fotbaliști am cunoscut. Eu am cunoscut pe Șumudică exact în pandemie. Așa. A venit un prieten comun, Florin, a venit la mine acasă special să vorbesc cu Șumudică prin video. Dar tu-l cunoști personal pe Șumudică? Nu, personal, dar am stat de vorbă cu el pe video. El a vrut să mă cunoască și eu îți dai seama că voiam să-l cunosc, na, rapidist fiind și Șumudică. Da, da. Și a venit Florin la mine, l-a sunat pe cameră și am stat de vorbă cu el din curte. Florin m-a așteptat cât am vorbit dar cu... Ce ați discutat? El ne-a văzut la emisiunea la Asia Express. Na, știa că sunt și rapidist. Florin a zis că sunt rapidist foarte mare. Am discutat câteva minute. Tu știi că acolo ai avut cele mai mari bile albe din partea publicului. Știi de ce, nu? Toate mătușile l-au iubit. Da, și acum. Nu, multă lume. Extrapolează. Toate mamele mamelor. Deci modul în care tu, deci Ada era nebunită și era isterică și chiar na, tu. Am iubit. Dar să știi că nu. O mai zic de 15.000 de ori. Ăsta Cătălin. Nu, zeu. Să nu exagerăm. Nu. Eu m-am enervat de câteva ori foarte tare acolo și chestia... Ia, enervați. Contează... Nu, pe bune. Chestia mă întrebă noi aici. Cine dragă ne uită la noi? Hai zi. Atât pot să zic. Sunt născut și crescut în Chitila. Și, adică, la modul știu să mă enervez și foarte tare, dar știu să mă și stăpânesc, pentru că rugby-ul m-a ajutat foarte mult să mă stăpânesc. După rugby am făcut și vreo 2 ani de box, unde acolo mi-am dat seama că cu calm poți să rezolvi foarte multe situații. Iar eu acolo, în emisiunea respectivă, am avut două posturi. Am avut postura de soț și am avut și postura de manager unui artist din România. Am fost puși în niște situații foarte, foarte dificile, cu care nu te întâlnești de obicei. Adică să nu ai bani în buzunar deloc, să nu ai mâncare, să fie foame, să fii jegos, să... Toate lucrurile nasoale să le ai pe cap în momentul ăla, plus piedici pe care le primeai în roți așa gratuit de la Dumnezeu. Cetățenii asiatici? Așa. Să și... Da. Și în copilăria mea. Iar acolo am avut la un moment dat am avut o ieșire de asta, pentru că cineva s-a simțit foarte deranjat că nu a putut să împartă ceva cu mine, fiind noi fiind prieteni. Iar eu m-am enervat foarte tare, am început să înjur foarte urât, am luat o găleată cu apă, ne aveau o misiune în care trebuia să cărăm apă, să spălăm niște rufe. Așa?
Și de nervi am aruncat cu tot ce am prins în mână și gata, am luat-o și am aruncat-o pe casă la un filipinez. Avea săracul ebonită de aia pe gard, pe casă, gen de aia ondulată. Și am spart aia, bineînțeles, dai seama, câte mai gălatea, când ne-a căzut la pe casă cu apă, s-a spart placa aia de acolo și a venit unul dintre producători la mine și a zis: Cătălin, ce ai făcut? Și băi, nu contează, vorbește cu omul cât costă, că îi plătesc tot, reparație tot. Na, asta m-am enervat, ce naiba vrei să fac? Și a zis: nu, nu era camera pornită. La care filipinezul, ca să îl înciudeze pe producător, iese din casă și spune: se uită la gaura din acoperiș, se uită la cătă. Jesus. Da, și mai am vreo două, trei stații în care m-am enervat și a fost și camera pornită, dar eu am avut, cred că, noroc la montaj, nu știu ce s-a întâmplat. Era foarte amuzant cum se enerva el, că eu am urmărit sezonul. Te rog. Era fix de genul Ada, era: iubire, nu mai vreau, vreau să mergem acasă, vreau să cânt. Dar mă, iubire, dar ce vrei să fac? De multe ori se certa cu reporterița, nu cu mine. Ea va avea probleme cu reporterița, pentru că ea a prins un punct sensibil ala. Îi băga bețe în roate ei, știi? Și ea îi răspundea cu toată pe un ton mai nervos, îi răspundea ei, gen la modul... Și alea, cum erau prinse, așa au fost și montate. Adică la modul pe frână, s-a pus bip pe frână. Bun, hai că văd că nu recunoști. Da. Deci cea mai nasoală enervare a zi. Tu ești Ada, eu sunt Cătălin. Hai, nu, ia semințele, mai ia semințe mâncați așa nasul. Ia semințele să-ți pierdești. Nu mai pot, iubire, vreau acasă, m-am săturat, vreau să cânt, vreau să merg acasă, nu mai pot. Serios. Iubire, nu mai pot! Bip, 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 bip! Hai, să vezi că vorbești cu Ada. Stai, mă, că n-am reacționat. Da. Eu sunt Cătălin, așteaptă-mă. Trebuie să vin. Nu, nu, vezi? Nu se grăbește Cătălin. Tu cred că nu mă să zi, mă. Nu mai vreau, nu mai pot, chiar am obosit, sunt stresată, nu mai am chef. Te rog eu frumos, lasă-mă în pace, nu mai, iar rucsacul ăsta dacă poți să-l ții tu, nu mai pot. Pisici, ajunge. Cam asta a fost maxima enervarea ta. Care s-a văzut. Când asta, am văzut noi găleata aruncată, catapulta. Da, au fost savură și mi-a plăcut foarte mult sezonul. Mulțumesc că am fost un sketch organizat. A fost pentru dumneavoastră Horia Brinciu și George Tănaș. Să vă lăsați și să vă țineți de muzică dumneavoastră. Absolut. Te enerva vreodată urât de tot? Eu? Da. Au, bagone, nu! Eu? Niciodată. Nu știu ce sunt aceia nervi. Foarte rar, dacă câteodată depășesc limita. Pe teren? Pe teren s-a întâmplat chestia asta vreodată? Pe teren, cum să... Spune-mă o chestie, vreau să te întreb fizic. S-a distrus cineva vreo la picioare, la nimeni? Am scăpat. Mama mia. Dar te căutau în mod intenționat să te lovească sau ceva? Da, da, mai rău, pentru că la un moment dat eram din treia bune și nu, să mă oprească doar cu mijloace dintre astea. Dar am scăpat. O singură operație am avut, dar la spate. Nu am scăpat. Genunchi, lezne, m-a ferit Dumnezeu. Și se juca atunci, se intra. Da. Se intra. Văzut niște jocuri din anii aia. Se juca tare. Da. Lăcătuși. Nu, eu am fost electrotehnist. Am fost lăcătuș. Da, ok. Așa. La mine la mecanică fină. Nu, eu am trecut în 89, am venit, m-a prins în clasa 11. Am terminat în 91 și am primit patalama de electrotehnist la mine la Șaguna. Mate, fizică și electrotehnică. Deci practic eu sunt electrotehnist și prima la facultate care m-a primit, la care am dat și am intrat cu bursă, a fost TCM-ul. Am părăsit-o după un an, că nu mi-am deci dat seama. Deci tu pui luminile aici în studio, tu faci tot, deci un fel de Sorin Pârcălab al comediei noastre. Nu, sunt paharnic, nu Pârcălab. Așa. Tu ai niște personaje preferate. Da. E foarte interesant că discuția pe care am avut-o cu mai tânărul meu coleg Alex Bogdan, da. El acum are o problemă pe care o știe și el. Da. El acum știe să facă așa. Ion Caramitru, Beligan, la imitare. Zic, ok, e foarte mișto, foarte bine, perfect. Cred că e cel mai bun Radu Beligan pe care... Este. Trebuie. Dar zic, bă, actualitate. Uite, de exemplu, cum o cheamă pe aia? Loredana Chivu. Loredana Chivu, e actualitate, da. Știi? Da. Acum, să te duci pe scenă și te duci la un tip de 20 de ani. Vreau să-ți limit pe Loredana Chivu. O știu pe Loredana Chivu. Și e o chestie foarte importantă. E prestigios să știi pe Radu Beligan și să-l limiți pe Radu Beligan. Dar, pe de altă parte, trebuie să dai drumul actualității. Pe cine mai știi să faci din actualitate? Oh, uite, fii atent aici. Fii atent aici. Da. E cel mai greu test al tău. Așa. Suntem trei oameni aici. Da. Un om care e prestigios și acum este antrenor
la, practic, pepiniera, zic prostii? Nu, nu. Pepiniera fotbalului românesc. Aici, în partea asta. Cătălin? Nu, lasă-mă. lasă-mă. Unul dintre cei mai prestigioși viitor șefi, dar nu vrea să facă pentru că e manager și las că o să devină și el. Urmează acum să facă niște grade. A, poate o să faci niște grade de... Asta după ce deschid un restaurant. Super șef și asta vreau să spun că deschid un restaurant la care, uite, o noutate pentru toți, rapidiștii vor avea discount. Clar. Și bonusuri. Asta nu trebuie să devin brusc să ofegușește rapidiști, așa? E, și acum, eu care un tip, nu m-am mai primit la televiziune că vorbesc prea mult de aia. Acum, tu trebuie să faci un personaj, iar noi să-l recunoaștem. Atenție! Okay. Nu ne spui despre cine e vorba. Nu vă zic. Noi trebuie să-l recunoaștem. Poți să vă dau măcar un hint din ce zonă, că s-ar putea să... Să nu. Okay. Nu fără... e mai nișat. Nu, bine, zic okay. Nișat. Bine, nu. Bine, nu să-l cunoaștem toți trei. Nu, perfect, perfect. Da. Îl cunoașteți toți trei. Okay. Adică eu sper că cunoaște. A fost un meci dificil. Am stat și noi la poartă. Mie îmi place de Neymar mult. Știu. Bine, la poartă. Dar Popescu? Tavi Popescu, actualitate. Este pentru noua generație. Tavi Popescu de la FCSB. Care... Dar uite că nu-l ziceam. Că nu. Vorbește așa. Vine, a dat mai și multe interviuri el. Da, da, da. Noi ne uităm mult la Netflix. Da. Îmi pare rău. Ok. Pe Pancone putea să limiți? Nu i-am găsit niciodată. L-am studiat, am urmărit. Pancone are o chestie așa de liniște interioară, ce puțin acum. Și n-a avut niciodată, de exemplu, efervescența lui Șumi, care s-a enervat, că și la Șumi imită anumite chestii, tipuri. De exemplu, uite cum e la Săpunaru. La Săpunaru imită revolta lui din interviuri, care Săpunaru-i mereu așa. Te ascult așa de aici? Da. De aici așa. Și întreabă-mă ceva, întreabă-mă de rapid. Se uite așa pe sub ochi așa după... De ce ați pierdut astăzi, domnul Săpunaru? Nu vreau să vorbesc despre altceva, vreau să vorbesc despre rapid. Eu sunt aici la rapid, nu vreau să vorbesc despre meciul de azi, nu vreau să... Sunt oameni care pot să vorbesc despre asta. Da. N-am ce treabă. De ce? Se pare că am pierdut? Tot spuneți-ne, credeți că veți lua anul acesta campionatul? De ce mă întrebați asta? Ce, se scusteau sau cine? Deci ce întrebare e asta? Noi ne vedem meci de treaba noastră, încercăm să alergăm cât putem să jucăm. Uite că eu la 38 de ani dau exemplu la ăștia de la 20, dar încercăm să facem tot ce putem ca să... Eu vreau să vorbesc despre Rapid, nu vreau să vorbesc despre alte echipe, să nu mă întrebați despre altcineva. Sunt Ui, e bun, ăsta se prea l-am recunoscut. Da. Așa e, corect. Da. Zi-ne, hai. Stai să mă mai gândesc pe ce... am mai făcut, dar aici s-ar putea doar Pancone să recunoască. Da, hai, bine. Ideea e că vorbeai de nișă. Nici eu nu vreau să mă duc în celebrii pe care știe toată lumea, cu tare. Că e evident. Așa. Eu de anul trecut am început să imit așa mai multă lume din fotbal și... Uite, mai încerc ceva ușor. Un lider, un conducător. Care te face când tu unde stai, tuturor vei mai bine. Decari. Țara asta are nevoie de decari. Decarul nu poate să poarte decât numărul 10. Decarului, dacă îi dai alt număr, îl irită. Lungă și pador. De 10 ani, ca asta jucăm. Lungă și pador. Băi, cu lungă și pador. Așa, da, Hagi. Da, spune o chestie. Dar tu stai... Te-a scris Hagi? Nu. Iartă-mă, dar cred că o să vină, nu știu. Îmi fie aici. Ideea este că tu dai o vitalitate prea mare. El e puțin mai retras. Adică tu ești prea, știi, plin de vitalitate. Parodia presupune îngroșarea, exagerarea unor lucruri. Pentru că am avut oameni care s-au supărat. Am aflat că pe la Steaua s-au supărat că l-au făcut pe Tavi Popescu. Eu n-am zis că Tavi e așa. Ăla e o parodie, e un pamflet. Nu este... Adică eu chiar îl admir. L-am cunoscut pe Tavi Popescu. E un munte de talent. Și chiar e un băiat amuzant. În viața de zi cu zi, mi-a făcut o glumă teribilă. Trăgeam la poartă și nu reușeam să dau gol. Și zice Tavi așa din colțul lui, unde stătea.
mai schimbăm și noi unghiola, că... adică e un băiat cu amuzament. Și automat la Hagi, spre exemplu, personajul pe care l-am conturat eu, el a nervos, revoltat, că nu merge nimic în fotbalul românesc de 10 ani. Și sunt anumite personaje. La fel, Adam Petrescu l-am făcut super revoltat. Adam Petrescu super revoltat? Da, l-am făcut foarte nervos. Pe arbitri, care nu sunt arbitri, sunt albitri. N-am sesizat doar arbitri. Toată ziua, păi, trebuie să ne dea penalti. Dar nu vreau să mai discut acum despre arbitraj, că iar mă cer cu ăștia pe aici. Asta, ce să mai... Hai, întrebați-mă de fotbal dacă aveți să mă întrebați. Așa pare că se retrage în el ușor, ușor. Pentru că aici se află tot felul de oameni care sunt foarte pregătiți muzical. Tu ai vreun om din muzică pe care poți să-l imiți? Interesant. Hai că poate mergi tu la tecnoză undeva, Emilia. Da, uite. Băi, nu, în primul rând vreau să-ți dau o veste foarte bună. Da. Probabil că nu sunt primul care ți-o dă. Tu ai voce. Da. Și nu falsezi. Când ai cântat Septembrie luni, nepregătit și ne și da, fără versă și blană, așa? Ai dat-o foarte bine. Da. Cristian acum a cântat o chestie. Tu știi? Tu știi? Bănică, Ștefan Bănică Junior. Mă bucur că ți-ai dat seama. Da, stai. L-ai imitat vreodată pe el? L-am imitat. Stai că acum îmi vine în cap numai copii. Mi se amestecă personajele. Ok. Pe acolo. Îmi amintesc, da. Deci îmi vine să mă duc numai în Brânciu, uite așa. Deci e o intersecție, e Bănică și cumva fuge corpul așa. Știi, uite la Horia. Nu-i cer nimic din ce nu-mi poate da. Îi dau un schimb toată dragostea mea. Vrăjiu. Șoare, oare, șoare la ea. Odată în viață ți-ai permis să iubești cum a făcut-o niciodată și ești dragii de ea. Găsește-mi loc în inima ta. I-am spus-o nu știu câta oară. Găsește-mi loc în inima ta. Oh, baby. Să nu cer cântarea. Găsește-mi loc în inima ta. Chiar dacă nu o să mă doar. Găsește-mi loc în inima ta. Să nu încerc în țara. Găsește-mi loc în inima ta. Să nu încerc în țara. Chestie. Ascult, da. Ascult, îmi place. Tare. Ai fost ai un bilet de Crăciun. Ok. Yes. Yes. Două. Ai fost în multe locuri de pe lumea asta și câteodată ai fost chiar singur. Și am văzut de foarte multe ori fotbaliștii cu căști, cu nu știu ce, ai fost tipul care și-a pus căștia de a asculta muzică în toată perioada asta? Nu. Că nu mai păsărele și zgomotul. Nu te apropia de muzică, n-ai... Probabil doar în autocar, când... mulți cu căști, jumate din fotbaliști ascultă muzică. Da. No, nu. El vrea tot la mine, în sala palatului. Și ce mor, plăcerea omului. Sunt unii care își găsesc refugiu, în asta se relaxează cu, sigur, cu muzică. Sigur, noi. Și care mai de care, mai războinic, mai... Da, și noi ne mai puneam înainte de meciuri, bine, noi la juniori și ne mai puneam meciuri, înainte de meciurile astea mai importante, când ne duceau cu autocarul de la Arcul de Triunf, de acolo, de la stadion, la Dinamo, de exemplu, sau unde jucam, ne puneau muzică să ne motiveze și ținea până la primele contacte. Da, și în vestiare se ascultă muzică, dar eu ieșeam afară. Nu. Vreau să vă pun o întrebare de Pancone pe care nu o știți. Ia să vedem. Dar trebuie să dați din prima răspunsul. Ok. E mai greu decât orice imitare, e mai greu decât orice fel de mâncare. Să mai la cele două pasiuni ale voastre. Pentru că și am făcut imitații la viața mea. Unde credeți că a petrecut acum 2 ani luna de miere Pancone? Hai, aveți o singură alegere.
El râde acum pentru că viața vieților voastre n-o să ziceți așa ceva. Ai înțeles? Dacă voi ziceți, ție-ți dau un rinic și ție-ți dau un plămân dacă se întâmplă chestia asta. Hai că v-am ambiționat. Acum asta l-a spus-o nevastă mea, nu? Deci dacă voi ziceți chestia asta, eu acum semnez contractul prin care vă donez organe. Ia. Da. Și tu zici altceva, să avem două șanse. Dacă împărțim rinichiul lui. Nu, păi vezi că nevastă mea a zis. Da? Nu eu. Stai. E vorba de organele mele. Zi. Băi, mă gândesc că fiind antrenor a avut un cantonament de la care n-a putut lipsi și a făcut luna de miere un cantonament cu echipa. Zi orașul. Zi localitatea precisă. Aici nu, România, nu New York. Uite, uite, a restrâns. Mama, avem șanse să luăm. Hai plămânul, hai ridicul. Ca la Super Bingo, luați organele, sunați. Hai, zi. Fără din. Eu mă arunc la Iași, opțiunea mea. Tu? Nu e bine. Hai, Cătăline. Nu. Poiana Brașov, na, Brașov. Te-ai apropiat, da? Dragii mei. Uitați-vă la acest om. Nu cred. Acest om rasat. Acest om care oricând poate să interpreteze rolul lui Butler din cei 300. Da. Lejer. Da. Oricând poate să ia... Că acum a murit Man of Steel, dar Pancone în viață și puternic. Batman. Deci fii atent, el... Râs. Unde se duce el după ce o cunoaște din 2001 astăzi, a spus după ce nu. Draga mea, luna de miere. Sovata. Cum? Mai bine că l-a tușnat. Pentru protejare. Cum? Pentru patriotism local. Și pentru protejare. Îți dă acum meritul cu 3 ordini la beret acolo. Deci asta e. Deci a fost de două ori. Era pandemie. Toate treburile alea. Nu puteam să plecăm pe afară nicăieri. Bine, n-a fost lună de miere. Dar am ieșit de două ori câte 5 zile, o săptămână. La Sovata am fost o dată prima oară în viața mea și mi-a plăcut atât de mult încât am mai fost încă o dată. Să mănânc păstrăvieia, să mă ascund de urs la 5 seara, să stăm prin băile alea termale să încercăm să facem copii și tot așa. Da. Și uite, mă, nevastă mea vrea Maldive. Băi, asta-i nebună. Asta-i nebună, băi. Stimați, agenția noastră de turism vă oferă o ofertă unică. Luna de miere, aniversarea căsătoriei voastre. Păstrăv proaspăt. Aniversarea zilei de la... Sau norocul nostru că avem un Giulești, că aniversarea 200 de ani de rapid puteam să facem la Sovata. Da. Deci, în momentul ăsta, Sovata, datorită lui Pancone, capătă o strălucire pe care n-a avut-o niciodată. Sovata, stațiunea fertilității. Hai să mergem și noi, chiar vreau să mergem. De ce vrei să faci un copil cu mine? Cum a zis el, păstrăvor așa? Da, păstrăvor, nu, și acum aș pleca. Acum aș pleca de aici, de la masă. Întrebăm aici podcastul. nu ne șerșe pa. Noi nu plecăm. Sunt a la Sovata. Și pentru că glumim, dar câteodată trebuie să fim serioși, tu ai făcut un lucru pe care ții să te aplaud din nou. Când a fost cutremurul din Turcia, ți-ai vândut mânușile de la Meșic. Am donat, practic, doar că vreau să ajung în muzeu acolo. Efectiv, le-am pus pe Insta. Nu, nu. Le-au afișat în muzeu de la Beșiktaş. Le-au în muzeu acum câteva zile, o săptămână, cred că, pe maxim, da? Și au vrut chiar să fie licitație, dar nu. Am spus, singura condiție pe care o pun, vi le dau cu mare dragoste, pentru că trebuie să fie acolo, doar să fie în muzeu. Dar să știi că a fost o sumă de bani, până la urmă. Da, a fost o sumă de bani. Care n-a fost mică și m-a bucurat foarte mult că, practic, un lucru de al tău la care țineai foarte mult, la care vibrația era foarte înaltă ca și nostalgie, ca și amintire, ai dat-o... Da, acolo o să fie și mai, pentru că o să rămână foarte mult timp și când noi nu o să mai fim, adică tot corect, acolo o să fie alea și e mai bine așa. Deci corect. Avem două lucruri în Turcia, sabia lui Ștefan cel Mare și mânușile lui Daniel. Eu am sabia, am cineva care se ocupă cu copii din astea, imitații. Am avut două, una aia am făcut-o cadou unui prieten și una o am și acum
lângă un tablou cu Ștefan cel Mare, făcut de un pictor renumit la Iași, dar care trăiește în Belgia. Și am tabloul lui Ștefan făcut așa cum am vrut eu la mine acasă aici și sabia lui de desubt. Ce frumos! Tare. Adică vrei să spui că tu ești împătimit al Iași, vezi? Da, da, cei din Iași și Suceava sunt foarte atașați de Ștefan. Și da, cum să și din cei din Chișinău la fel. Și da. Noi, da, și din Chișinău. Da. Sunt foarte multe statuia lui Ștefan pe prin Chișinău. Noi aici am mai mult Ștefan Bănică, mai în sud. Și Horia Brânciu. Am și un verișor care întrebăm aici la Putna. George trebuie să plece. Băi, uite ce te din nou, îți dau, te iert dacă da. Dacă ne mai faci o testare muzicală. Aoleu, m-ați luat de cântăreț azi. Nu, nu, eu știu un personaj pe care îl faci tu. Nu, cred că ar trebui să-mi dea mie piesa aia, dar m-a auzit mai devreme cum se lasă-l pe ăsta. Cred că era un părțit. La tine, numai de la Beethoven în sus la tine. O, da, așa. La beton. Da, e, da, beton. Deci tu, nu, trebuie să știi, tu știi un personaj. Așa, pe cine? Pe care îl adorăm toți. Fuego? Nu. Nu, deja am zis. La Bănică. Bănică, nu. Îl adorăm. A, j'ador. J'ador. Numărul 1. Te rup, șeful meu. E șeful meu, j'ador. Numărul 1, care, crede-mă, n-ai timp să-l urmărești la masă. Am filmat cu el, foarte, un băiat foarte talentat. Îmi place j'ador. Și un băiat foarte muncitor. Spune-mi o chestie. Vreau să-l văd în galerie la noi. Dar el cu ce echipă? Nu știa. Nu știu, el ține cu toate când are timp. Auzi, tu, interesant cum ai ajuns tu prezentator. Da. Mi se vorbim foarte interesant. E un lucru pe care n-am auzit. Deci fiecare dintre voi are niște povești unice. Dar la partea asta, cum ai devenit un prezentator? Datorită cărui lucru? E o poveste, datorită terapiei. Eu am mers la terapie pentru că nu mă mai regăseam, aveam foarte multe stări de anxietate, de panică în pandemie. Noi ne mai avem spectacole, nu știam ce se întâmplă cu viața. Am mers la terapie și acolo m-am întrebat, printre primele întrebări, ce ți-ai dorit tu să faci așa, dacă ar fi să faci? Ce țel ai? Băi, mi-ar plăcea televiziune, dar n-are cum, că e numai pe pile, numai pe relații, că nu se uită lumea la talent, la nu știu ce, la că nu mai contează în zilele noastre. A respirat terapeutul, a zis, liniștește-te un pic, ok, înțeleg, vorbim peste 3 luni. 3 luni mai târziu, am lucrat cu mine, am făcut tot ce mi s-a zis, așa, 3 luni mai târziu, am primit telefonul, hei, vrea să vii la un casting, nu știu ce, eu eram deja, aveam altceva pus pe dreapta, ok, hai că vin la casting, am fost eu și lucrurile s-au legat. Și am devenit. Adică, cred că munca cu mine. Ce pile are terapeutul tău? Acum! Uite, te ține gărgătașul! Da! Bune, aparent. Dar de ce nu vrei să recunoști că ai un afiș cu mine, primul prezentator din epoca modernă al României? Cel mai mare. De ce nu recunoști chestiile astea? Eu nu, dar la terapeut e... Visul lui, la rândul lui, era să lucreze cu tine, dar tu n-ai nevoie și... De ce crezi viitorul? Ce te așteaptă? Ce crezi că va fi? Un fel de... Te ajută prezentarea asta la ceva? Uite, de exemplu, ești comediant, dar prezentarea este cu tot alt lucru, chiar dacă sunt pe aceleași tronsoane, aceleași încăperi. Pe de altă parte, când Panconea zic, băi, mă fac portar, mijlocaș, antrenor, stai puțin, câte schimbi? O să zici, da, sunt în aceeași echipă. Nu e adevărat, tăticule. Mai ales că pentru antrenor trebuie să ai responsabilitățile pe care le văd din discuțiile lui. Și chiar o să te întreb o chestie foarte importantă pentru noi toți, apropo de speech-uri motivaționale. Dar tu, cum ai simțit asta? Te va ajuta în viitor? Cred că orice lucru pe care l-ai făcut te ajută mai devreme sau mai târziu. Adică faptul că vorbești la un podcast poate să te ajute mai târziu într-o emisiune TV sau invers. Orice pilon pe care îl pui la cariera ta te ajută mai devreme sau mai târziu. Eu acum sper la un moment dat, adică îmi doresc să încerc și zona de reality. Mi-e place să gust din toate. Eu sunt pofticios. În partea mea profesională. Te-ai păstrat totu silueta. Da, că mănânc puțin. Adică am mâncat un pic la matinal, un pic la podcast. Eu nu stau mult să mănânc, știi? Lumea mai râde prin televiziune că eu cam închid pe unde să trece. Dar mie îmi place să gust din toate câte puțin. Și cred că următorul pas o să fie ceva, încerc pe reality show, că n-am încercat încă televiziune. Și apoi vreau să mă duc spre film. Film, serial și tot ce înseamnă zona asta. Ai personajul istoric aici? Am. Ar merge eu cred că un Zeus, un Thor ar merge. Da. De face. Film, toți se roagă cineva de vreo 5 ani de mine să scrie în cartea și cred că până la urmă mă hotărăsc și o scriu.
Ar fi păcat să nu spui. Da. Până la urmă. Ai niște povești. Ai povești, da. No, e și cariera. Am jucat pe toate posturile, în toate ligile posibile. Pe toate posturile? Am jucat portar, fundaș central, fundaș lateral, de la mijloc în sus nu se mai pune problema. Au fost frânturi astea, că s-am nimerit să joc fundaș lateral, dar apelau antrenorii la mine când era în pană. Da. E... Uite-te. Nu mai spun în afara terenului, iar și acolo. Uite-te în jur. Nu, eu nu te înjur. Stai. Vrei să devii comediant acum? Aaaa. Calmează-te. Sunt prea mulți la masa am asta. Am luat de la el. Dacă mai pun și pe Cristi, facem vacanța mică. Trupă. Uite-te în jur. Pe cine alegi să scrie prefața? Adică uite-te în dreapta, vreau să zic. Mă uit doar în dreapta. Uite-te în jur. Uite-te doar, în jur. Doar în dreapta. Și mai am o vorbă, iarăși, că mi-am adus aminte acum de ea. Am început să vorbim prea mult și am uitat să bem. Băi, doamne! Mi-o tatuez asta! Mi-o tatuez aici! Doamne, cum uite, unul mai... Cum ar zice Scărlătescu, hai să ne împăcăm. Ce ai dreptate. Cei care vin la tine zic că iau o gură că sunt cu mașina, după care, ușor, ușor. Da. Băi, voi știți ce mănâncă Pancone că se trezește? Nu, dar aș vrea să știu la cum arată. Două beri. Vacanță, da. Eu sunt nebun la faza asta. Când întâlnești pe cineva la care țin, îl îmbrățișez, până eu sunt ca un urs, îți dai seama, în țesuturile mele adipoase, oricine poate să se cuibărească. S-a întâmplat și când de fiecare dată când îl îmbrățișez, bă, dar ăștia-s niște muși noi, bă, la spate. Bă, ce? Și de fiecare dată mă întreb, băi, omul ăsta, ce-o mânca, ce-o bea? Fii atent aici, de dimineață. Mănâncă. Dar de unde le are pe toate? Băi, calmează-te! Oprește-te, lasă-mă în pace să-mi fug. Lapte de soia cu cereale și semințe. Ok. Da. Și dimineața la fel a fost. Semințe de in, în special. Da. Băi, ați mâncat, băi, acolo la Iaci, la... Eu port in, dar nu... Nu știu cum arată. De trei ori pe săptămână ouă, dar ele să fie fierte. Înțelegi? Ieri am mâncat omlete. Te-ai aruncat, te-ai derutat viața. A fost organismul, ce se întâmplă, doamne, cu Daniel. Odată la 100 de ani, Pancone mănâncă omletă. Când e lună plină. Astea de pe unde or fi astea, nu știu de pe unde. Stai că mai am o gură, știu tot despre tine, dar tac din gură pentru că Andra, vreau să ai o relație bună cu Andra. Așa. Și bineînțeles că, de ce? Pentru că, apropo de... dincolo de Sovata și în micile drumuri pe acolo, în pandemie, și acum o să vă întreb pe fiecare, în pandemie, rutina lui Pancone a fost așa, alergare în pădure, gătit, citit, Netflix. Și pescuit, nu? Nu. De două ori am fost în viața mea, dar am făcut grătarul. Ah, ok. E bine. Ia dă-ți-o pește aia încoa. Să-i pun eu. Da. Băi, nu trebuie să trecem. Odată la 100 de ani trăim celebrarea Rapidului, odată la 100 de ani primim o pandemie. O pandemie, da. Da. Deci, odată la 100 de ani, cu toții, am trecut un mileniu. Da. Un secol. Da. Voi sunteți nebuni? Da. În Italia eram. În Italia. Odată la 100 de ani ne vedem la podcast la Meniciu. De fii atât de aici. Acum vă întreb. Ce concluzie tragem după pandemia asta, vis-a-vis de noi, de unii cu alții, de umanitate și mai departe? La mine a fost binecuvântare, pentru că altfel nu cred că... eram niciodată împreună, nu mai. Păi ea e ocupată de dimineață până seara, eu la fel când ajungeam eu să-i cunosc părinții, familia, trecutul, tot. Noi. Și Cristie. Na. Așa am cunoscut-o și pe nevastă mea. Glumesc acum. Nu, dar în momentul în care a venit pandemia și pentru noi a fost mai bine, sincer să fiu, cu toate că am pierdut foarte multe concerte, am pierdut foarte mulți bani. A fost foarte nasol și pentru trupă și pentru toată lumea, dar am avut timp să stăm cu cel mic, am avut timp să mai stăm noi cu ale noastre și am avut timp să ne ocupăm de alte lucruri pe care le neglijam și din care acum câștigăm destul de bine. Dă-mă un exemplu. Partea de online. Aha. Partea de muzică, pe care noi lansam 3 piese pe an, așa, și ziceam că e ok, dar nu era ok. Am început să lansăm mai multă muzică, adică am început să facem content de online și am început... Cât să lansezi pe an? Câte piese vrei să lansezi pe an ca să fie ok? Nu știu, trebuie să lansezi minim 5, între 5 și 10 piese. George, nu lansez piese, nu prea am în ultimii ani. Pentru mine pandemia m-a învățat așa, să răbdarea prin oftat.
Pentru că n-aveam unde să fug, era, vorbeam prin... și spuneam tot. Dar crezi că ar trebui să ne comandăm asta? Am învățat multe tipuri de oftat în pandemie, care aparent păreau toate un da. Da? Vrei să comandă că venea curierul la noi de, zic, mă, avea vreo relație la un moment dat, nu știam ce. Da, cine sună? Alt bărbat? Alt bărbat, mereu altul. Curierul, curierul, salut, semnați aici, fără probleme. Asta am învățat, răbdarea, ceea ce mi-am seama că în viață te ajută răbdarea. Câteodată așa... Pandemia te-a ajutat să ajungi în televiziune. Da? Păi da. Nu, el a... Ai mers la psihologul tău. Da, da, da. A fost ca prezentare. Da. Eu cred că deja în 2016 când ai câștigat Ai Umorul, deja da. Atunci ți-ai făcut un nume și de obicei... N-a știut nimeni că am câștigat Ai Umor, by the way. Pentru că eu eram... Da, și încă nu știe multă lume. De ce? Eu eram mascat în Bendeac. Eu în final am făcut rolul lui Bendeac. Unul la mână că n-am câștigat Ai Umor, n-a știut nimeni că am ajuns în finală. Eu având invers capul meu, adică barba aici, chelie aici, eram ca și cum mi-am întors capul invers. Așa, ai stat în cap? Și am rămas în persoană. Da, am zis în cap în finală, că asta am făcut ca moment. Doamne! Și imitându-l pe Mihai Bendeac, nimeni așa a zis, băi, nu am băiat. Și apoi tot îmi scriau oameni în sezoanele următoare. Bă, dar de ce îmi particip la Umor? Că l-am câștigat, ai talent așa, adică văd că imiți, te descurci așa cu personajele. De ce nu? E, lăsați, nu mai vă spun eu altă dată. Mi-e frică să nu-l câștig. Da, 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 da. Mă deranjează 20.000 de euro în buzunar. S-au dat banii? Da, interesant. Trebuie să înțelegem că a fost o perioadă pe care am trecut-o. Unii au trecut-o bine, alții au avut probleme de sănătate. Și la masa asta s-au luat mulți care au fost la ATI, la terapie intensivă. Și au trecut prin acest lucru și prețuiesc și mai mult viața. E un lucru pe care în ultima parte a vieții noastre l-am văzut în societate, speech-uri motivaționale. Zi-mi tu, când vezi copiii aia care tind să crezi că te ascultă, și cred că majoritatea te ascultă, ce le spui tu vis-a-vis de un meci important? Da, nu e, că asta e ce simt pe moment atunci și nu am avut niciun fel de problemă cu tot ce înseamnă atitudinea, agresivitatea asta pozitivă, dorința asta de a câștiga meciurile sau de a da totul la jucătorii mei. Cred că pe tot ce înseamnă partea asta de coaching și motivare, cred că am adus mult din cum am fost eu ca jucător. Pentru că nu aveam nevoie nici de speech-uri, nici de discursuri, pentru că întotdeauna îmi doream să fiu mai bun decât adversarul meu și mai bun în antrenamente. Și lucrurile astea le repet zi de zi și jucătorilor, iar înaintea unui joc, maxim un minut cuprind absolut totul ce simt eu ca să-i fac să intre, să fie toți pentru unul și unul pentru toți, exact de la ideea asta, se pleacă de la altruism, plus că nimeni, chiar dacă e mai bine cotat, pentru că în fotbal e un joc de echipă, totul pleacă din mentalitate, chiar și spun, nu are nimeni două inimi, două capete sau două perechi de altceva. Toți suntem la fel și împreună putem să răzbim. Oare așa era și Rapidul cu zeci de ani în urmă? Și vă spun de ce. Acum știm ce scandări se practică. Frumos. Dar acum vreau să vă testez ce scandări se practicau în trecut. Continuați fraza. Ok. Cine ne-a băgat în B? Ceaușescu PCR. O știi pe asta? Da. Fii atent. Asta e. Noi vi-l dăm pe Damaschin? Voi ne-l dați pe Valentin. Uite! Și bineînțeles, era celebra. Deci astea au fost toate anticomuniste. Eram și dizidenți. Da. Atenție, Steaua sau Dinamo nu făceau chestiile astea. Sunt absolut convins. Galeria lui Rapid. Stai cu Steaua. Simplu. Galeria lui Rapid. N-a fost membru de partid. Hai mă, formidabil. Și fii atent aici o chestie interesantă. Apropo de lucrul ăsta și din nou, de fiecare dată vă spun. În Galeria Rapidului se cântă Aida de Verdi. Asta e operă cunoscută de Verdi. Ai înțeles? Și atenție, Mihai Ioan, alias Mache,
A fost primul lider al galeriei Rapidului, născut în cartierul bucureștean Crângaș în 46. Mihai Ioan a fost influențat decisiv de tatăl său. În 67, înainte să devină actor de revistă, Mihai Ioan i-a organizat pe suporterii Rapidului în preajmă în premieră pentru fotbalul românesc. De ce vă spun chestia asta? Pentru că acum melodia asta este și pe alte. Da, păi da, sunt, da, da. Multe, sunt multe, sunt multe. Alte, nu, și multe de ale Rapidului. Dar eu nu pot să cred că Mache a fost el în Anglia sau mai știu prin ce zonă din Europa. M-am întorc cu experiența, hai să vă spun ce cântăm. Nu s-a întâmplat așa ceva. Deci, practic, am putea, ori l-a descoperit Mache pe tipul ăsta de cântare, ori au fost inventate ca și alte invenții, simultan, în două locuri separate în Europa. Oamenii nu încurajau echipa în mod organizat. După ce am luat primul nostru titlu, i-am adunat și am învățat cum se cânte. Veneam la stadion cu texte scrise de acasă, pe care le cânteam pe diverse melodii. Aida de Verdi, Corul Vânătorilor, Oda Bucuriei și alte arii celebre pe care de-a lungul timpului ni le-au furat alții fără rușine. Ai înțeles care e chestia? Da. Păi și asta mea cu Mambo Italiano nu e imediat adaptată. Panco Italiano de la cât Mambo. Cât am fost după Bella Ciao acum în Liga a doua. Da, da, și hai de Rapido, hai de Realo, la 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 la. Rapido, hai de Realo, hai de Rapido, din Giulie. La 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 la. Acum întrebările care încep furtunos cu prima. Golghetul Rapidului în sezonul 97-98 a fost? Șumudică. Nu știu. Șumudică a fost 98-99. Formidabil. Da, ok, îmi zici cine. Deși mijlocaș a marcat 13 goluri în primul sezon cu Mircea Lucescu la echipă, el a punctat și în finala Cupa României cu 1-0 cu Craiova și a adus primul trofeu. Lucia Marinescu! Da, da. Ai clavicula mea stângă, ți se rupe oie după mea. Eu dau organe în sus. Lucia Marinescu. Stadionul Rapid a fost inaugurat pe 10 iunie 1939. Ce stadion străin... Asta, bă, bagă în ceasă. Păi bă, ce frate, 100 de ani. Băi, fă, băiatule. A fost luat după stadionul... Care? Din, ai băgat mea și piciorul. Highbury. Arsenal. Băi, tată, bă! Bum, bum. Nu trebuia să spargă aia? Ce ai făcut, mă, acolo? Am pus până dacă merge, dar nu am mers. Mă, speriată că își băi, faceți petard de acolo, băi! Unde vă treziți, băi? Băi, luați amendă, bă! Că și cum mai ține armă spre un... Am vrut să văd dacă merge acum. Am vrut să văd dacă merge. Băi, într-adevăr, formidabil. Dar unde știi chestiile astea? Dar ne-am citit multe și ultima despre rapid, rapidismul l-am citit. Pompilul Nicolae Constantin, autorul. Și acolo, bine, începe cu fotbalul de la Geneză, de prin 88, jucat pe undeva pe lângă Arad, în România, și până la urmă la noi, și tot istoria se repetă. La fel eram și în 23 și acum noi. Exact la fel am fost. Într-adevăr, modelul pentru Giulești a fost Highbury, stadionul Arsenal. Cătălin, ai vrea să prinzi un crab de 25 de kilograme sau să fie rapid în cupele europene? Să fie rapid în cupele europene... Și după aceea un crab. Dar nu renunță la crab. Și după aceea aștept pe băieți cu un crab. Să le facem saramură. Pancone. Tere Grozny sau Beşiktaş Istanbul? Beşiktaş. Nu ți-a plăcut la Grozny acolo? Nu e că nu mi-a plăcut. Era situația. Atunci era... Noi nu stăteam. Stăteam în Rusia. După aia au mai fost români. Grozav, Torje, pe acolo Iancu și... La... A promis de atunci că o să facă. Și că sunt zgârie nori, liniște, pace. E... Da, mi-au povestit ei. Bază de antrenament acolo, stadion ultramodern, tot. George, Lobon sau Rică Răducanu? Nearică. Nearică, mai și râd un pic cu Nearică. Haide, mă, vină cu asta, spune-o. Ești frins cu mâinile alea mari ale lui, cât tot corpul meu. Vină, mă,
la Nearică, mă, alea scălite, mă, apărat fără mănânci, ce vrei să facă. Da. E, Nearică e omul de șpriț. Cu Nearică non-stop, nu e. Non-stop, da. Dacă vrei să râzi în continuu. Nu e. Da. Pur și simplu în continuu. E un monument de bunătate umană, e un zâmbet permanent. Și să știți că acum 20 de ani, că voi sunteți tineri, oricum sunt seniorul de la masa asta, cred că nu știți lucrul ăsta. Deși nu se vede, așa. Uite, m-aș bucura foarte tare să-l cunosc pe Nearică. Iar m-aș bucura foarte tare. Să intre, Nearică. Ar fi fost genial. Și vreau să vă spun că el a fost prezent la Neața. A fost prezent în 90 și când era mai an. În 2001, când a făcut Gong Show la Antena 1. Am avut prezent foarte multe emisiuni, pentru că el acum e mai liniștit puțin, dar era o vreme în care era extraordinar de zglobiu. Zic, calmează-te toată, adică ești nebun, îmi iei pâinea de la gură, calmează-te. Deci ăsta era omul, era formidabil. Și în continuare, și el poate să spună și poate să poți să-l prinzi în cartea ta, pentru că... Da, cu siguranță. Da, de la portal, la portal. Da. Fost prins în 18. Da? Primul din istorie, da. Și unicul, cred. Cred că da, nu cred că mai fost niciunul. Da, corect. Da. Pancone. Italia sau Turcia? Ce greu. Ai văzut? Nu sunt numai simple, de-astea cu... Pentru că orașele mele preferate din Europa sunt Istanbul și Barcelona. În Italia nu am, poate, Siena, dar... La ce am trăit, sunt distincte perioadele. Iau Turcia. M-am simțit mai bine la Istanbul. Cei de la Beşiktaş urmează să te, la întâlniri de ăsta, la aniversări, te invită la ei acolo? Sigur. Și poți să-i spui că sunt trei indivizi care pot să-ți cargă? Mergem la un meci când cădem pe schimb. Vase sau... Nu, dragă, dar tu ce, n-am față de bodyguard? Ba da. Ce dragă, băi, dar chiar așa se întâmplă, nu știu, chestia asta... George, da. Fotbal sau biliard? Biliard, aș merge pe biliard. Nu... Joci sau nu? Nu joc, dar îmi place să mă uit. Eu sunt un foarte bun privitor. Da, aș alege. Cătălin, ce le găti jucătorilor de la Rapid dacă vor lua anul viitor titlul de campion? Niște plide de alea mari cu scoici de la Scărlătescu, niște berbecuți la proțap cu purceluși, pentru că merită, na? Așa? Și după aia, bineînțeles că la dietă, intrăm pe dietă. Credeam că sunt niște carne de oaie să fac așa frumos. Să rasa spur, da. Uite, mă, uite, meniu. Deja există un țel pentru care rapidiști... Pentru strong campionatul, da. Da, este. Și în interviu la conferința asta, pentru ce vă luptați voi rapidiști? Scoicele lui Ilie, de la sculărie. Mai vreau foarte mult să câștigăm campionatul, că ne-a promis Riza niște platouri, niște... Uite că am și apă în gură acum. Dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ înainte să ne liniștim, da? Pentru că mai e mult până la acea masă, da? Mulțumesc și eu. Ia, nu. George, cel mai bun jucător al Rapidului pe care l-ai văzut este? Dai din cap că nu știi sau dai am din aici cap? În dreapt. Deci, eu nu mă ascund să zic că idolul copilăriei mele a fost Nicolae. Am prins perioada UE fantastică, am prins mai puțin cu Pancone. Dar cel mai bun ca tehnic și ca ce am văzut eu e de departe Pancone. În al doilea descălecat, în perioada de la revenire. Descălecat, nu știu, ce mai tare decât că am 5 descălecări. Dubla 1, gata, Pancone! S-a mișcat calul, am încătă, 5! Și văd. 5 sau 6, nu, încă nu știe nimeni. Nu le-a numărat nimeni. Pancone pare că a fost mereu la noi. Nici câte sezoane nu am, nici eu nu știu. Fii de aici. Pancone, locul pe care nu-l vei uita niciodată în călătorile tale este? Sobata, n-am cum să-l uit. Sobata, nu. Am rugăminte, agenția mea de turism, pe care n-am înființat-o, dar după podcastul ăsta asta fac, vreau un mic cântec. Mă ajutați? Sobata, sloganul care ar fi? Sobata... Eu ai găsit se mai devreme centrul fertilității odată. Da. Hai să ai o rimă. O rimă. S-a iubit mama cu tata. Sovata unde s-a Sovata unde s-a apucat fata? Nu, fii atent, stai. S-a dat mâna. Stai. Bun, fii atent. Ilustrați-mă, vă rog. Zi.
Sovata, s-a iubit mama cu tata. Sovata, s-a iubit mama cu tata. La până ia seri cravata. Sovata, cravata, sovata. Iată că, vis-a-vis de ocupațiile părinților tăi, o dăm și în croitorie, cravata. Ușor, ușor, merge cu sovata. Cravata, și da, sovata. Ați fost vreunul pe acolo? Ați fost? Da. Nu, dar eu vreau să merg. Fost? Nu, acum e o țară întreagă curioasă. Acum chiar sunt jenat. Da. Dacă unul din... Hai, fost, ieși afară! Nu, să clar. Nu te văd. De nu, fa rezervare de acum, că dacă o să dea podcastul, nu o să mai prins. Da, 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 și ce fă, am cântat acolo, am dansat frumos la sovata. Când am zis la organizator, dom'le, vrem și noi la acele bazine. Îmi pare rău, a rezervat până cu tot. Gata. Ce vrei, băi, dacă omul, gata, cu ce vrei să zici. Cătălin, live cooking pe Giulești sau home cooking pentru Ada? Nu, pe Giulești, clar. Nu există. Poate să zic că ea ce o zice. Uite-te, dar o sunt sigur că o să vină și ea. Uite, care e camera pe mine? Sovata! Pe Giulești, live cooking pe Giulești, clar. Și dacă vrei să vii, bine, iubire, dacă nu, asta e. Mă, mai merge sovata să iubi cătă cu Ada. Se despart cătă cu Ada. Dar merge la sovata după aia, iubire, să duc în luna de miere să ne împăcăm. Ce chestie. Am vrut să fie un podcast așa, să celebrăm 100 de ani, la naiba. Toată lumea să gândească mai la sobata. Pancone, poză cu Brânciu la Revelion. A, am. Sau poză cu Brânciu de Paște. Zic că n-am. sau poză cu Messi la finala Champions League. Ce Messi se compară Messi? Una matina! Una sveliată! Bun, bine, o să... Da. Da. Uite, iubire, scuzați-mă. Iubire, poate că merită să mergem și noi la sobata. Uite ce inspirație are Pancone. George, sportivul tău preferat de fotbal din istorie este? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Vorbești serios? Da, îmi place. De ce? Mă inspiră... Scuză-mă. Munca. De ce? De ce? Hai su! Auzi, eu l-aș pune să-i cumpere pantalonul lui Fimișul nepotămiu, pentru că atâtea alunecări pe parchet face în genunchi cum face Ronaldo. Deci au rupt doți pantaloni în genunchi, crede-mă. Îmi vine să-i scriu, să-i zic, bă, să trimit pantalonul și să-mi trimiți banii, te rog frumos. Măcar niște kilozi de la el să-ți trimită de acolo. E jale și la fotbal, toți copiii vor numărul 7 la modul ăla. Bă, dar mai luați și voi exemplu pe altul, nu știu. Mai sunt pe piață o grămadă, dar mie îmi place Ronaldo, îmi place povestea lui despre... Dacă e cel mai întreținut și cel mai peste 500 de milioane de urmăritori pe Instagram, ce da, vrei să facem? Și muncitor. Măcar un tag să-ți dea de pantalonii ai rupt. Da, iar Dumnezeu. Dar, apropo, acum discutăm de... Știi ce mi-a plăcut într-o zi la el? Și cred că e un exemplu bun pentru tineret. Am dat să tea omul, era într-un sincron, un testimonial de ăsta, zicea, domnule, eu stau la soare cel puțin jumătate de oră pe zi. Să se bucure corpul meu de vitamina D. Și îți dai seama că unuia care nu este din casă, dacă care îi place fotbalul, chestia asta l-ar împinge. Știi, trebuie să alegi exact ceea ce ți-ar motiva copilul să facă un lucru bun. Da, nu să un știi lucru prost. Că mulți copii și în ultimii ani iau lucrurile mai ușoare. De exemplu, Mutu era tatuat, tot era idol la atâția copii, se uitau fotbaliștii la tatuaje, dar nu știu câtă muncă e în spate. La Cristiano e ceva de... Ăsta chiar e de speriat. Ăsta e cel mai tare exemplu din istorie, părerea mea, ca și sportiv, ca și preocupare pentru un sportiv. Dar ei sunt obișnuiți să se uite ce mașină are, ce gagică are, ce tatuaj. Dar ei nu vin la antrenamente, pentru că și în România s-a greșit mult pe segmentul ăsta, pentru că erau scoase în evidență mai mult lucrurile astea. Corect. E distracție, ba, s-a distrat, ba, că ne-am îmbătat nu știu când odată după un meci. Nu, vină să vezi în partea altă la antrenamente, că îți rupe capul dacă intri cu el la antrenament și fă și tu ca și copil, fă da. Ce face el pe partea aia, după aia e treaba ta ce faci în partea asta, da? Nu? Unii au vrut să imite pe partea asta, iar pe partea aia e foarte sportivă, greu. Ca să echilibrăm această masă, dați-mi voie să-l întreb pe Pancone, care este, eu știu răspunsul, care este sportivul tău preferat al tuturor timpurilor, fotbalist? Fotbalist român, Neluțu Sabău. Așa, și în... Marco Van Basten. Înțelegi?
De ce le-ai luat pe Van Basten? Te-ai dus exact acolo. Avea gagici mișto. avea un Bugatti Veyron. Zică, da. Nu era băgați, nu Bugatti. Băgați. Era o Olanda, era formidabilă. Eram cu Milan. Portocala cu Milan, așa. Și cu Milan am fost desăvârșit după ce au câștigat cu Steaua 4-0. Iar Van Basten, din totdeauna. Acum ce mai face Van Basten? A fost antrenor și a avut o problemă gravă de sănătate. Sper că e bine acum, dar gravă. Gravă și a renunțat la antrenorat. Ultima oară a fost la Herenveen, dar era la Herenveen când am jucat noi cu ei, rapid, înainte să ne desfințăm. Aha. În 2012 cred că am jucat cu ei și la o perioadă scurtă a abandonat antrenoratul din cauza problemelor de sănătate. Dar l-am văzut ieri sau alaltă ieri, l-am văzut într-o poză, era cu Ancelotti la masă și arăta bine. Okay. Ce crezi că mâncau Angelotti cu bambasta la masă? Surf and turf. Șnițel cu cartofi. Ceapă de porc. Și un șnițel vienez. De la stil capac. Și era zic și o șormă de la șormerie. De la după colț. Și o tochitură dobrogeană băga. Bagă-mă cu de toate acolo în ea să fie. Mai pui mă știți sos că nu pui de la tine. Auzi, da. Uite că vorbeai de sobata și m-ai întrebat și la Viena. Bă, de șnițelul vienez și de Viena. Și la Viena am niște întâmplări frumoase și de la mi-aduc aminte și de locul ăla. Eu zic că facem așa, cartea, dar și un documentar. Documentar în care să mergem noi tu trebuie să fii un fel de efectiv zone turistice. Da. Și eu să fiu ghidul, da. Da. Și eu să spun, uite aici în 2001 România aici, cu Pancone. În 2002 aici, descoperi în 2004 Europa. Aici, descoperi Europa. Și pe toate continentele a fost. Descoperi lumea lui Pancone. Lumea lui Pancone. Asta e misiunea de Jules Verne, în conjurul lui. Ce vrei să fii chestia asta? Să fiu, nu, ce vrei tu, dacă vrei cafetieră, sunt orice. Noptieră, orice. Dar care e sportivul tău preferat? Al tuturor timpurilor. Băi, nu știu, am crescut cu ăștia de la Rapid, care mi-a fost un exemplu, așa, eu chiar am vrut să fac fotbal, m-a dus... O mito de care ți-am zis mai devreme, Bacu, și m-am dus la probe la Rapid. Le-a plăcut celor de acolo de mine, junior fiind copil, nu știu, aveam vreo 8 ani, ceva de genul ăsta, 9 ani. Doar că mama n-a vrut să mă mute de la o școală la alta, să învăț de după masă, să pot să merg dimineața la antrenamente. Nu, a vrut ca să schimb colegii și nu mai învăț eu bine. Oricum l-am învățat bine, așa că degeaba nu m-am mutat. Și am avut un regret foarte mare. Chiar eu când l-am dus pe Alex la fotbal, în primul rând a fost o plăcere și o bucurie a mea de a-l vedea pe el să facă ce nu am reușit să fac. Și când am văzut că el se atașează foarte mult de fotbal și că se bucură, asta m-a bucurat și pe mine foarte tare. Dar l-apreciez foarte tare pe Daniel, pe Pancu, pe Șumudică, l-apreciez foarte tare. Sunt niște oameni care mie îmi plac. Așa de ăștia de afară, să zic, nu știu, sunt foarte mulți care-s mișto. Nu știu, Haaland, Messi și Ronaldo și mulți alții care sunt foarte mișto și care... I-a spus pe toți. Și Mbappe a uitat. Da, a uitat Mbappe. Și Neymar și așa, mă. Nu pot să zic unul exact. Uite, am înțeles. Să zic Daniel Pancu pentru că ești de față și pentru că l-a apreciez enorm și ca să vezi că chiar l-a apreciez enorm. Prima dată pe el l-am văzut așa, gen față în față, într-o benzinărie în drum spre Iași, mergeam cu Adă la un concert la Iași, la Forța Zu. Și l-am văzut, era într-o benzinărie, dar mi-a fost rușine să mă duc la el, el era cu ale lui să-și ia ceva din benzinărie, să meargă în drumul lui mai departe. Și mi-a fost rușine să mă duc să-i zic, Daniel, ai vrea să faci o poză cu mine? Sau salut, Daniel, măcar nu am putut să fac asta. Dar puteai să dai un mesaj prietenului lui ca să-i spună lui. Nu m-am gândit. Așa cum a făcut Ada. Nu știam atunci de Horia Brânciu. George, da. Cel mai glumeț George din istoria Rapidului este... Cel mai glumeț George din... Mamă, e meta asta, mă, sunt ca Inception. Urmează să-mi cad acum ăsta. O să dea cu oale peste tine. Eu sunt ca meme-urile alea acum, de mă atac așa, tot felul de chestii matematice. Cel mai glumeț George din istoria Rapidului? Adică cel mai amuzant personaj rapidist? Deja cineva ar fi dat până acum. Îl cheamă și George. George Copos? M-am dus mai departe. M-am dus, da, cel mai glumeț. Un pic zgârci și în glume. Nu, dar glumeț a fost între ghimele. Da.
Pancone, în frigiderul tău, oricând poți găsi... De la Steaua. Lapte de soia, salată. Na. Abia aștept să mergem la un la tine. Așa. Nu e că mănânc și carne. Carne mănânc și carne. Nu-i. Dar în al tău, ce găsești în frigiderul tău? De toate. Halumi, salată, legume în special, humus. Cu mine. Da. Carne foarte mult. Ieși afară. Da. Marma, ți-ai revenit la final. Aș vrea să studiem mai mult frigiderul tău. Îmi creează așa o atracție specială. Dacă n-ai fi fost fotbalist, ce ai fi devenit? Unul care e bun la matematică, dar care la bază eram la meserie producător din aștirii, adică da. Tungar. Da! Cine vine? Cine sare? S-a trăit. Andrei Păunescu. Sănătate. El este Andrei Păunescu. El este Cătălin. El este George. Mă bucur mult. Stau la tine. Stau la Horia în brațe, ca de obicei. Mă mut eu acolo. Nu vii vină tu aici, dragostea vieții. Ce bine, te rog frumos, stai acolo. Păi s-a schimbat totul. Eu am venit cu două lucruri. Așa. Cu o cămașă pe mine neutră. Așa. Am venit cu un tricou, nu-i vișiniu, dar cu ceea ce e în sufletul meu. Așa. Da, cred că și am venit și cu ce am primit de la Rapid acum vreo, nu știu, câțiva ani. Așa că o să le las aici și o să rămân neutru. Așa, și eu la fel am venit cu un tricou foarte special. Și eu la fel am venit cu... Eu am venit cu Pancu. Ăla e tricou de portar, nu? Da, de fost portar. Doi portari sunt. De fost portar, da. Păi... Mă bucur că ai venit aici și eu cred că meriți... Băi, hai să strângem ăsta de pe masă. Îmi cer mii de scuze. Așa a făcut și atunci când am făcut podcastul de ziua mea în 2020 și... Alții au făcut imnul pe cartofi de mici și noi cu pizza. Nu, așa a făcut. Eu am cântat și am vorbit într-una. Și Horia mi-a mâncat mâncarea. Și mă bucur foarte mult că ai venit. Noi până acum am vorbit numai despre tine. Când o veni Andrei, ce-o face Andrei și uite așa. Mă lași să spun ceva deștept. După ce spui tu ceva frumos. Ia zi. Rapidul și Craiova pentru mine sunt exact ca povestea măgarului lui Buridan. Eu țin mereu cu Rapidul atunci când nu trebuie să bată Craiova. E o legendă extraordinară despre care scrie și Nede Cocea vorbind de Tachi Ionescu, marele politician de acum 100 de ani. Zice, domne, Tachi Ionescu o va sfârși ca măgarul lui Buridan, care a murit și de foame și de sete, având în față o căpiță de fân și o găleată cu apă, de ce a murit? Fiindcă nu știa ce e mai mult, foame sau sete. Nehotărât. Așa sunt unii din familia Păunescu cu Rapidul și cu Craiova. Astăzi nu putea să treacă această întâlnire a noastră fără cel mai frumos imn din istoria Rapidului. După cel al Craiovei. Noi am montaj. Nu. Nu mai de vreme. Vezi, chitariștii știu. Da, tot eu am văzut. Domnule Horia Blânci, o rugăminte. Dacă tăiați ceva din momentul ăsta la care particip, vorba lui Florin Piersic, degeaba am venit aici, mai bine nu mă chemați. Deci ori lăsați totul. Apropii-te cu scaunul puțin mai mult de microfon puțin. Păi pizza mea e luată, de ce să nu? Deci nu, când e limba ascuțită, e limba ascuțită. Asta e un apropo cu semințele? Da, băi, am mâncat semințe până acum. Pe da? Jos nimic, e civil. Nu, aici, da, aici. Da, chiar trebuie să dăm pe jos. Da, ca să fie original. Ce da, uite, bine zici. Păi da, am găsit o hârtie pe jos, o fac sul și o arunc ca pe stadion. Știi? Stadion, da. De la casele de marcat sau hârtie igienică. Ăsta este Rapidul pe care îl știm cu toții. Ăstea sunt versurile pe care probabil ai dat. Ăstea sunt versurile pe care... și acum vreau să te întreb, Andrei Dragă. Da. Care a fost... Mai ții minte care a fost anul primului meci cu Rapidul la care s-a întâmplat să se cânte acest timp? Care a fost anul? Prima oară imnul ăsta s-a cântat când jucam noi fotbal, adică eu care aveam 10 ani cu tata, cu Ioan Ițoaia, cu Victor Socaciu, cu toți. Că așa s-a și scris imnul. Am povestit de 100 de ori, dar 101 oară e cea mai interesantă. Da. Ca la Dalmațieni și la 1001 de nopți. Da, era vară 1979. Jucam o miuță pe stadionul
vechi Giulești, acolo în porțiunea din, de la poarta unde se închidea Potucava. Da. Și cum am început să dăm în minge, eu eram puști, îți dai seama, aveam 10 ani. Socaciu era atunci tânărul Victor Socaciu, abia la început de carieră. Am început să dăm mingi de încălzire, ziariște de la Flacăra, cred că era și Ion Motroc, și tata la un moment dat spune, bă, echipa asta, care nu avea șanse să intre atunci, era un, se pregătea un sezon nou, dar o ducea foarte rău Rapid. Și tata zice, bă, echipa asta n-are un imn, cea mai iubită echipă de fotbal din România n-are un imn. Și în timp ce dădea mingi de încălzire, îi zice, Socaciu, sper că ai chitara la tine. Sigur, boss, cum? Deci la Cenaclu și la revistă, la Flacăra, nu exista să n-ai pix și hârtie ca ziarist sau chitară în porbagaj ca folchist. Și tata îi spune, du-te și ia chitara din porbagaj. Socaciu pleacă în short, până se întoarce Socaciu cu chitara din mica parcare. O știți foarte bine aia din spate. Așa, muncitorește, prăpădit, betoane vechi. Tata îi spune lui Ianițoia, care, Ovidiu Ianițoia, care era redactor la Flacăra. Ovidiu, sper că ai pe ce să notezi. Sigur, șeful. Și nu știu pe ce a luat să noteze. Ori pe un cartonaș de mici, ori pe un șervețel. Și a scos pixul din short și a început să noteze. Și pe loc, dând în minge, a zis, suntem peste tot acasă, porțile ni se deschid, nu echipă mai frumoasă și iubită ca Rapid. Și celelalte patru strofe. Vine Socaciu între timp. Și ia textul. Doamne, vă închipuiți, asta este istoria celui mai frumos imn petrecută în fața noastră, că dacă eu am fost acolo, ați fost și dumneavoastră. Repet, vară 1979. Și Socaciu în slip, în short, începe să cânte. Suntem peste... dați și mie chitara mea, vă rog frumos. Mulțumesc, iubirea mea. Așa, să scoatem și ochienarii, că nu ne trebuie de... imnul Rapidului s-a... Și Victor Socaciu primește versurile scrise de Adrian Păunescu, de fapt dictate lui Ovidiu Ianițoaia, și începe să cânte. Cântă o strofă, cântă două, toată lumea se emoționează și Socaciu zice, boss, dar nu avem un refren. Da, exact, sigur că avem un imn fără refren. El n-avea nici muzica. Muzica pe care o făcut, strofa o făcuse acolo, pe loc, știi? Că nimeni n-a venit pregătit să se compună nimeni. Nimeni. Și i-a scris imediat versurile de la refren. Rapid, rapid, luptă dacă ne iubești, rapid, rapid. Hai da, hai Rapid Giulești. Deci nu-i hai de hai, hai da, hai, așa, mai de pe stadion. A făcut muzica și gata. Ăsta a fost imnul. Nu elaborat, nu stat, stai să vedem, schema 3 minute 20 să se încadreze în programe, în soft, că dă linia bine. Linia melodică, mai sus, mai jos sau... No. A înregistrat-o după aia pe un magnetofon și s-a ascultat în premieră imnul la un mare meci de pe stadionul 23 august cu Plajul. Rapid Progresul 1-3. A fost în august. Când chiar Rapidul nu a... Stai să nu confund. Ba nu, era început de sezon. Socaciu s-a dus în tribună împreună cu Adrian Ivanischi. Au cântat fără amplificare, că... Fără amplificare? Politrucii și securiștii nu îți dădeau microfon să se creeze o manifestare publică mare. Și lumea a preluat refrenul. Se asculta și pe rablagitele difuzoare de la stadionul Giulești. Da. Asta e. Senzațional. Da. Deci, practic, câți ani? Nu știam asta la o miuță, nu? E prima oară. La o miuță. Bine, după aia au apărut tot felul de povești. Că nu știu cine i-a zis, nu știu cui, că s-a scris acasă la Ștefan Bănică senior, care tata fusese prieten în anii 70, dar ei nu se mai vedeau. În anii aia nu se mai vedeau. Uh-huh. Sau că... Florin Motroc, fiul lui Ion Motroc, spunea că s-a scris la ei acasă. Nu, astea sunt povești. Eu am fost acolo și ce a trebuit să reconstitui, și îi mulțumesc lui Cornel Catană, ziaristul sportiv de la Flacăra de atunci, data mi era puțin neclară, pentru că dar el m-a ajutat, fiindcă el a redactat programul campionatului 79-80 din august și acolo s-a tipărit textul imnului. Și atunci am ajuns la adevăr că imnul nu s-a scris la începutul anului 80, ci s-a scris în vara lui 79, din moment ce în programul pentru turul campionatului 79-80, tipărit în august, deja era scris imnul. Asta înseamnă că imnul are, în modul de față,
44. Dar ce este fabulos este că imnul Rapidului l-au scris un oltean, Adrian Păunescu, și un brașovean, Socaciu. Și acum noi ne pregătim să-l cântăm aici, păstrând paternitatea olteanului, păstrând paternitatea brașoveanului Socaciu. Tare mișto, da. La provocarea unui brașovean. De ce ți-l scurat? Da, asistat rapid? De un moldovean? Nu, de un tulcean. Dobrogean. Bucureștean. Se întâmplă și greșel? De lângă Giulești chiar, nu foarte departe. Da? Și un moldovean. Bun, cântăm, da? Cântăm. Absolut, suntem beate. Am promis că nu o să tai nimic din partea mea. Am tăiat mai multe glume de aici și bineînțeles tot ce a spus mai bun. Hai să-l cântăm. Nu, tot. Oltenia e pe asta s-a cântat deja, Cristi l-a cântat deja. Bun, atunci... Iartă-mă, Cristi a vrut să cânte. A zis cântă, dragă. Asta știi cum e. Și n-o să tai. Exact cum bărbatul care se duce în vacanță cu amanta, înainte de a-i cumpăra și de a-i face hatârul amantei, totuși cumpără un cadou frumos pentru nevastă, știi? Da, interesant. Mi-ai dat o idee. Să continuăm! glumeam, glumă nevinovată. Bine, nu mai dorm acasă astăzi, dar mă-ți dorm în preș, cum zice nevastă. Dar vine la mine, dacă... Sunt 5 strofe și s-au scos din motive de durată. Nu, trebuia să aibă 3 minute și ceva piesa. Din motive de durată s-au scos. Unii au interpretat că o anumită strofă s-a scos fiindcă ar fi fost comunistă. Să, Doamne, ce prostie! Strofa aia pentru scumpa Românie, pentru steagul tricolor, ci că ar fi comunistă. Dragii mei, ce comunism, ce capitalism, ce feudalism. Tricolorul și România sunt permanente. Frumos. Așa e că, nu vă dați văzut o clipă
învățați acest refren în, în un losul de echipă glasurilor de tren. Ai prins viață de îngrijorat. Da. Singura diferență sociologică de aici este hai Giulești, hai culoarea vișne, hai Giulești un muncitor. Sigur că Giuleștiul a fost tot mai puțin muncitoresc pentru că s-au dărâmat toate, inclusiv clasa muncitorească feroviară. Deci aici ar fi hai Geam Rapid, hai Giulești un miliardar pentru scumpa Românie, pentru Steagul. Iar și iar, fără dosar. Da. Dar bine că se bagă bani în fotbal. Mare lucru că se bagă din nou bani în fotbal și că Rapidul s-a revenit. Eu cred că astăzi și vreau neapărat să... În primul rând să-i mulțumesc lui Andrei pentru faptul că ne-a adus această coloană vertebrală care funcționează de 44 de ani. Dacă... Și copiii noștri și copiii multora care ne urmăresc acum s-au îndrăgostit Rapid, este și datorită acestui refren. Este minunat cum toată lumea participă și sigur că vedem și alte naționale. Eu cred că, dacă e vorba de comparații, unul dintre puținele capitole la care ne putem compara cu Anglia, cu Spania, cu Italia... cu Germania, cu cele mai mari, știu, formațiuni de sport, de fotbal din lumea asta, este capitolul acestui imn și acestei frumoase galerii pe care avem. Dar cred... și cu Craiova și cu imnul Craiovei, te rog frumos. Sigur, o să las asta la montaj. Așa? Nu, mă, nu vreau că o să las la montaj. O să las totul la montaj. O să las și pentru faptul că Vali este list la montaj. O să las și pentru faptul că... Mă lași să-ți mai spun ceva, ai zis de steliș. Pe la începutul anilor 2000, așa, când Rapidul făcea performanțe și Steaua făcea performanțe, pe tatăl meu l-au sunat doi prieteni ai lui, care atunci conduceau cele două echipe mari ale Bucureștilor, în afară de Rapid, Steaua și Dinamo. L-au sunat și Gigi Becali și Nicolae Badea. Și i-au spus... Adriane sau Neadi sau Domn Păunescu sau că depinde de care era formula. Nu se poate. Ați scris două imnuri geniale pentru Craiova și Rapid. Vrem și noi imn, îi zicea Gigi Becali. Vreau și eu Adrian un imn, zicea Nicu Bane. Și ofertele au început să curgă, mai ales că ei știau că imnul ăsta al Rapidului și imnul Craiovei s-au scris în anii aia prăpădiți ai luptei Craiovei și Rapidului cu departamentele puternice militare ale Bucureștiului. Deci atunci s-au scris pe gratis. Ofertele acum însă veneau foarte, foarte bogat. Păi Gigi îi spunea, păi Tom Păunescu, păi dau eu pe un jucător și ratez transferul pe sute de mii de dolari. Cum o să nu dau eu aceiași bani pe unii? Nicu Badea mai strâns la oferte. Neade, haide să facem o chestie. Nu ne știți ce a făcut Adrian Păunescu? Deși cu banii ăia, familia noastră era rezolvată pe decenii, pe generații. A zis, nu pot să mă prefac că iubesc ceea ce nu iubesc. Oricât ar fi banul de mult, eu sunt bărbat și bărbatul nu poate mima sexul, nu poate mima dragostea. Dacă îi vine, se vede. Dacă nu îi vine, de asemenea se vede. Și nu se întâmplă. Deci eu nu pot să mimez dragostea așa cum nu pot să mimez nici dragostea în pat cu o femeie. Și nu a scris, el putea să facă niște rime. Absolut. Reușite. Și trăiam și astăzi din banii aia. N-a putut și asta e... E un lucru pe care îl aflăm pentru prima dată, cel puțin eu. Și la fel, ce eu? Vreau să te întreb o singură chestie. Tu, personal, Andrei Păunescu, unde ai fost mai mult pe teren? La Universitatea Craiova sau la Rapid? În primii ani ai copilăriei mele, la Rapid, că eram în București și mergeam duminică la matineu la Rapid, inclusiv la meciul ăla teribil când s-a declanșat o răzmeriță în Giurești, când l-au schimbat pe Ion Motroc, nu știu, Carpaz Mârșa sau cu Chimica Târnăve, nu mai știu cu cine, și s-a adunat lumea pe ploaie la intrarea în stadion, a blocat circulația, nici miliția călare nu a îndrăznit să intre și lumea striga, să mă iertați, eu citez istoric, nu... striga la Ion Motroc, antrenorul, care n-avea nicio vină totuși. N-avea nici jucători foarte buni, n-avea nici inspirație și lumea striga.
Motroc, hai da hu, ia-ți valiza și te du. Motroc, motroc, ești un mare dobi, toc. Și tata a ieșit la oameni și le-a zis, stați puțin, vreți să-l omorâți pe motroc? Seamănă puțin cu moțoc, știi? Da, ce rezolvați? Motroc era baricadat după meci în vestiar. Ce reușiți? Deci ce faceți? Nu că să plece. Bun, pleacă, vine altul, n-avem echipă, a zis Adrian Păunescu. Și-a dat demisia un motroc, lumea s-a liniștit și tata le-a promis așa. Doamne, este duminică. Eu până joi nu știu ce fac. Mă duc, vorbesc, încerc să aduc 4 jucători de top, chiar de Naționala Rapid, ca să pornim o nouă campanie de promovare. Asta era în 79. Atunci i-a adus până joi, când s-au prezentat la antrenament, pe Grosu, Șumulanschi, Ion și nu știu dacă Matescu cred că era. Deci a adus 4 jucători de top cu care s-a refăcut echipa și s-a promovat puțin mai târziu. Deci atunci veneam la Rapid. Duminică de duminică. Da. Și ulterior la Craiova. Da, primul stadion pe care am mers cu tatăl meu după ce, în urma divorțului între el și mama, el m-a luat la el. Primele meciuri le vedeam la Pitești, fiindcă țineam cu FC Argeș și îl iubeam pe Dobrin și Doamne ajută în 79, atunci a fost acea finală teribilă, 4-3 pe Dinamo, când a câștigat Dobrin campionat. Da. Eu cred că după istoricile astea meriți un cadou din partea mea. Mâncarea de data trecută. Exact, asta mă gândesc, să-ți dau mâncarea de data trecută și m-am gândit să vă fac o surpriză tuturor. Mi-ai luat ochelarii? Da, pentru că eu trebuie să mă... Cadoul meu este un cadou... Doar poză, fac o poză și după aceea îl iau. Atât, fac o poză și îl iau. Fac poza, pac. Acesta e cadoul meu. Și gata, cam asta e. Gata, s-a terminat tot. Frumos cadou. Generos. Aș vrea să vă dau un cadou, acum și pe bune, mai mult decât atât, un cadou pe care vreau să-l duceți acasă fiecare dintre voi. Pentru că un lucru vreau să spun. Cu siguranță și George și Cătălin, dar în special Pancone și mai mult ca sigur și Andrei, avem istorii să ne spunem. Chiar eu credeam că avem timp să vă spun ce ale mele, dar nu am mai avut timp de istoriile mele, probabil la 150 de ani. Sunt mai puțin să potrivești așa, la 150 de ani. Sunt tică, e să-mi amintească. Păi, 150 de ani, așa? Și vreau neapărat să credeți că mai sunt multe istorii, multe lume pe care nu le-am pomenit aici și pe care le vom pomeni în viitor. Ăsta primul îl dau lui Andrei, din partea domeniilor Cuza. Te rog foarte frumos. Mulțumesc. Chiar am văzut de câteva zile... L-ai văzut pe Cuza la televizor, el trăiește în fiecare dintre noi. În haine de domnitor. Acolo să știi că în istoria aia s-a fracturat ceva uriaș, da, în istoria noastră. S-a fracturat ai ceva. Ai perfectă dreptate. Și știu lucrul ăsta. Îți dai seama după ce l-am cunoscut. Spune-i Lorenei că o iubesc. Spune-i să-i transmite-i salutări din partea mea. O să-i transmit cu drag în această seară. Pentru ea, folosi, nu? Da, știu ei ce să fac. Nu te... Okay. Nu trebuie să te explici. Eu mai am aici. Da. Vreau să spun că atunci când te vei duce la Sovata, nu trebuie să lipsească acest vin, nu trebuie să lipsească. Domeniile Cuza trebuie să fie acolo și dragul meu, bineînțeles, unde îți vei sărbători tu 10 ani? Anul viitor la faci 10 ani! Vorbesc cu Pancone și mă duc cu el acolo. Și așa că noi știm că noi avem evenimente cu ea, mergem la Sovata. Deci fii atent aici. Acum, peste un an... Și uite, dacă Radu Pietreanu e nașul lui George Tănase, poate Daniel Pancu, dacă o să vreau să fie nașul următorului nostru copil pe care o să facem la Sovata. Doamne ajută! Da. Uite, vezi? Da. Trebuia să fie un simplu podcast închinat unei echipe care face 100 de ani. Acum vorbiți despre înmulțire, despre nășire și despre căsătorii. Înmulțirea rapidistului. Exact. Da, o nouă generație. Dragul meu, la 10 ani, anul viitor faci 10 ani de când te cunoști cu Ada. Ok. La mulți ani. Mulțumesc. La mulți ani. Da? Vreau să scrii și o carte. Femeia care m-a schimbat destinul. Și după aceea în subsol și băiatul care a dat vinul. Radu Pietreanu, finașul lui George, a venit aici săptămâna trecută și vreau să spun că el a scos o carte de poezii pe care o dă doar prietenilor. Da.
Și mi-a spus de influența pe care Adrian Păunescu a avut-o asupra lui, oriunde merge, omagează acest lucru și mi se pare formidabil că se mai întâmplă amintiri de genul ăsta. Poate că cu toată nebunia asta, cu TikTok, Instagram, cu tineretul, tindem să uităm. Nu știu cum să spun. Eu cred că mulți tineri care sunt rapidiști au aflat din gura ta și din gura ta și din gura ta au aflat, practic, astăzi, cred că s-a făcut o imagine cât de cât complexă a Rapidului, nu finisată, nu încheiată, pentru că sunt atât de multe istorii și am citit atât de multe în ultima vreme, pregătindu-mă ușor, ușor pentru acest lucru și biografiile voastre spun un singur lucru, că dacă suntem aici, nu suntem aici forțați, aduși, trebuie să trecem pe la Brânciu, ci aduși pentru motivația asta cu Rapid. Și de asta eu vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru că ați venit aici și pentru că v-ați făcut o oră, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă ore libere. Ce mai contează că iubitele voastre vă dau acum mesaje? Unde sunteți? Ce mai contează lucrul ăsta? Dacă nu ajunge în 10 minute. De aceea eu cred că bucuria mea este vintuplă, ca să vă spun așa. Și sper că anul viitor să luăm campionul. Doamne ajută. Cu siguranță. Sau... Dacă nu anul viitor, sigur în următorii ani îl vom lua cu siguranță. Sau în cel mai... Bun caz. Bun caz, locul 2 după Craiova. Da? Vă dorim succes. Dumnezeule, rapidiștii... Da, poftim. E deschis apetitul lui Cătălin acum. Până la urmă, podcastul acesta se numește Lucruri Simple. Horia, vreau să-ți cânt un refren înainte să cântăm piesa ta. Pentru că vinul ăsta te îmbie. Vreau să spun că piesa următoare pe care eu am scris-o în adolescență împreună cu tatăl meu, la câțiva ani după ce s-a scris imnul Rapidului, are în atmosfera ei exact atmosfera de cartier, de mahala, aia între, cu legături frumoase între oameni, cum era și pe lângă stadionul Giulești în acele decenii. Cum era? Să mergem într-o seară departe în mahalale și noaptea să ne lege cu negurile ei. Să-ți dau îmbrățișarea, mai vrei sau nu mai vrei, și eu să cad în focul îmbrățișării tale. La margini te chem să fugim undeva, că și sufletul meu e o mahala. La margini te chem să fugim undeva, că și sufletul meu e o mahala. Dar hai în mahalale, ținându-ne de mână, pe străzi cu becuri stranii, de un galben violet, când picure cișmele, pe lângă un bufet, cu firma povârnită și prețuri la îndemână. La margini te chem să fugim undeva, că și sufletul meu e o mahala. La margini te chem să fugim undeva, că și sufletul meu e o mahala. E talentat, Andrei. Evident că ai un viitor. S-ar putea să ai... Poanta asta ticăloasă și minunată am auzit-o în adolescență de la Alex Ștefănescu, marele critic literar. El spunea când venea la noi, la Crăciun, la Paști, la nu știu ce, spunea domniței, soția lui. Tata mă punea să cânt cu un cântec sau... Și el zicea, domnița, uite, Andrei e talentat, degeaba ziceai tu. Și se crea o situație, dacă o lăsai așa, nu era bine, dacă începeai să zici degeaba. Eu mă compor după mari critici și eu iau exemplu de la oameni mai erudiți ca mine, nu există așa ceva. Deci sunt talentat, degeaba ziceau. Vreau să spun un singur lucru, că astăzi va sta pe masă acest lucru,
drept dovadă. Dar eu, cum se poate termina un podcast decât cu o combinație? Bineînțeles, melodia lucruri simple, dar se poate termina un podcast cu... Ce credeți că am făcut ieri seară? Dragii mei, peste mai puțin de o lună. Astăzi, de pe 29 mai, mai puțin de o lună, facem 100 de ani. 100 de ani de istorie, 100 de ani de bucurii, 100 de ani de sacrificii, 100 de ani de lacrimi, 100 de ani de trăiri, 100 de ani de rapid. Nu știu ce club se mai poate mândri în România cu această istorie. Wow. Mă bucur să fie, dar astăzi, alături de noi... Până la mulți ani, cinstit! Asta ne schimbăm un grup. Atenție! 2, 3 și... Bravo! Bravo! Vă chem și la ziua mea! Nu! Parcă a fost ziua lui Andrei! A avut un delay. Asta a fost petardă? Ok! Asta nu știu ce a fost. Dar... Să ne simțim ca pe Giulești. Da. Ideea este că pe ultima 100 de metri, acum că se apropie știrile, mi s-a spus. Asta-i tare. Aș vrea să cântăm cu toții lucruri simple. Așadar, lucruri simple e o melodie din do major. Așa vă doresc să fiți. Credeam că e din biseptor. Bine! Dragii mei, Andrei, mulțumesc frumos, George, mulțumesc frumos, Pacone, mulțumesc frumos. Eu mulțumesc. Gata. Uite, mai faci tandem. Hai să te duci după la trecut. Doamne ferește. A fost alături de noi, Aqua Carpatica. Și bineînțeles, suflul frumos de de fotbal, de galerie, de formație. Baftă cu acești tineri de la Under 20. Și cu cartea, neapărat. Și cartea trebuie să o scoți neapărat. Și agenția de turism. Și agenția de turism. Spectacolul tău în viitor când va fi? Încă nu sunt stabilite pe iunie-iulie, dar... Mi le spui. Ți le spun, promit să-ți transmit. Nu uitați, Andrei Păunescu în continuare are concerte, pentru că ieri noapte tocmai a venit din străinătate. Anul ăsta 50 de ani de cenea cu Flacăra, 80 de ani de la nașterea la Adrian Păunescu. 50-80. Ce? În anul în care... Ai văzut că se legă toate. Ce v-am spus eu? Și astea sunt lucruri simple. Da, frumos, bine spus. Dragii mei, lucruri simple. Hai să aud. În total 230. 1920. Da, bravo. Știi franceză? Lucruri simple sunt de ajuns. Nu doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cel senin. Bravo Cătă. George, fii atent aici. Inima să-mi fie așa. Ce vorbești, mă, stai ca talentat, mă? Ca un fulg în palma ta pentru mine. Se mănâncă la spate. N-ar fi prea puțin. Bravo, George! Te duci la Vocea României, mă, băiatule. Nu caut cuvinte să le greu înțeleg. Nici multe motive. Pasă? Pasă. A, da. Să te iubesc, iubire. Și acum refrenul, fiți atenți. Yes. Orice vise aș avea, lucruri și le voi păstra. Cer albastru. Cer albastru eu și tu.
E de ajuns doar muzica. Bravo, cătă! E de ajuns privirea ta. Bine, pancone! Simple! Voi păstra. Bravo! Astăzi a fost ultima emisiune de podcast din acest sezon. Ne vedem la toamnă, în septembrie, alături de Cristi din Craiova, alături de Vasile din de la Seaua, alături de Dali din Târgu Mureș. Medicina. Da, da, medicina, medicina se numește. Străbădoa, Ducu, iubire. Mie-mi place orice zi. Bravo. Care mi-ar putea zâmbi dimineața pe-n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 -
Îmi place tu așa cum ești. Când mă cer și când mă ieri. Și speranța că nu te vei schimba. Bravo, copii! Orice mi se aș avea, lucruri simple voi păstra. Ce rol va cu eu și tu? Eu și tu, tu. Gata! Ție de ajuns doar muzica, ție de ajuns privirea ta. Lucruri simple voi păstra. Mamă, pacone! Am trebuit de muzică de fapt. Lumânările de acolo? Wow, nous sommes partout à la maison. Și acum să mâncăm și să ne pozăm și să ne bucurăm. Hai la video. Doamne, 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 cum a fost asta? Ți-am cântat în premieră. Mamă, acum înțeleg. Practic o să tai tot. Da, 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 înghesuim. De când îmi dorea să mă înghesuim? De când eram mic. La tine pot să-l obțin când vreau. Ne vedem la concert. Ieși afară! Ieși afară! Ia, bă! Vrem un autograf? Dar nu vrei tu de nenorocit? Bine ai al naibii de somn în dor? Cine-i mă frustos? Cine ești tu să faci ordine la mine în birou? Ieși afară! Ca dracu! La Sovata? Da! Eu mă jur că o să mă duc la Sovata, mă jur!